Toni merge în camera roșie. Vlada. Vlada? O veni fată. Fete. Da, dar de ce să o fată? O fată din sezonul ăsta. Nu cred. O veni Ema. Bă, mor, dar Ema. Nu cred. De ce o merge în camera roșie? Da. Ema sau Patricia? Da. Da, da, e fată! E Ema! Nu cred! Dar dacă e Ema, mor! Nu! E eu! Da! Picioare! Nu cred! Hai, lasă-te! E o fată? Nu se poate! Nu cred că e Vlada. Nu cred, bă. E Patricia! Nu, nu. E Larisa! E Natalia! Nu cred! E Larisa! Se întâmplă, bă! Nu cred! Nu! Nu cred! Nu cred așa ceva! E Larisa! Nu pare de asta! Nu, o nouă zi, o nouă săptămână, o nouă viață. Felicitări, Radu, pentru cec. Felicitări, Radu. Am cel mai tare învingător, cel mai tare susținător. Vreau să le mulțumesc din tot sufletul pentru toată susținerea pe care mi-o dau în fiecare săptămână. Vă iubesc și vă mulțumesc tare mult și sunt plin de energie pentru asta. Uuuu! Te-ai învățat fișul bine, bravo, Radu. Vezi, Patrick, dacă întreb două săptămâni la rând, o să fie acuzat de invidie. Cristina, Giulia, ce s-a întâmplat? Păi da, una e o săptămână, două și alta e 15. Cu voi, s-a întâmplat ceva? Te întrebam, prietenește înainte. Am discutat. Da? După ne-am certat. Ce? Ce-am și după aia cum mă întrebai, dușmănește? Păi după aia nu te-am mai întrebat. Ceau, Catinca. Ce vorbiți acolo? Dar nu știți ce e cu noi. Păi da, bună, salut. Și râdeți. A fost cadru. Ați fost și cadru. I-am voi ceva. Nu, Cristina vorbea în timp ce vorbeam, eu nu știu ce zicea. Ce e Cristina? Bârfeam cu Giulia. A. Ce? De ce? Nu putem să vă spunem. Pe cine? Pe tine, Cosmin. Era dacă bârfea e de bine, e de înțeles. Ce faci, Ionuț? Cum mai ești azi? Bine. Bine? Da, aștept să vorbim mai multe, da. Să vedem exact ce și cum a fost acolo. Bine, mare parte am văzut, adică am văzut ce era de văzut, am înțeles ce era de înțeles, dar da, aș vrea să mai vorbim. Și eu. Vrei să mai insist? Poftim? Vrei să mai insist? Cu ce anume? Cu discuția. Mare lucru nu mai e de vorbit, adică am înțeles. Bun, Patrick a fost concurent. Tu ai fost șocată, practic, când l-ai văzut. Practic, până și eu, care nu l-am cunoscut, am fost puțin șocat, dar aminte tu, când l-ai văzut și ai stat atât timp cu el aici în casă. Mă gândesc că ăsta a fost șocul, nu că oarecum, mamă, a intrat Patrick... Maluma. Nu eu sunt gata... Maluma. Încă. Da, nu, în niciun caz, în niciun mod amoros, nu a fost doar șoc. Eu chiar m-am bucurat. Eu, cunoscându-l ce fel de persoană e și ca și concurent aici în casă, cumva...
m-am bucurat crezând că se vor schimba lucrurile, da, pentru că în ultimul timp au fost multe tensiuni pe aici. Eu, cunoscându-l pe Patrick, el fiind așa mai pozitiv, gen cu o energie bună, cumva era diferență dintre el și Laurențiu, înțelegi? Da, și te-ai bucurat că a intrat cineva care consideră tu că nu ne-ar pune bețe în roate sau ceva de genul, nu? Nu e vorba doar de bețe în roate. În general, așa ca și vibe cu care, na, chiar dacă te cerți, nu se ajunge la... Nu a reacționat așa cum reacționează ăsta. Da. Am înțeles. Nu, dar eu am fost oarecum, nu, deranjat. Da, deranjat puțin de, oarecum, reacțiile puțin exagerate din partea ta. Mie îmi pare foarte rău că am exagerat în reacții. Pur și simplu chiar nu m-am controlat, nu m-am gândit că e ceva ce ar putea cumva deranja sau că era vai cadru pe fața mea sau chestii din astea. Nu credeam că o să fie atât de mare. A fost o reacție normală. Nu credeai că vei fi filmată? Nu, nu credeam că reacția mea este importantă când intră Patrick în casă. Reacția ta e importantă pentru mine. Oricum, și dacă nu scoteam material acum, probabil aș fi văzut. Da, am fost foarte uimită și da, bucuroasă. O să-mi controlez reacția asta cumva. Dar de ce trebuie să controlezi, Bianca? Fii tu și arată cum... Păi sunt eu, sunt eu și cumva m-am bucurat, dar înțeleg că poate fi deranjant. Asta zic, înțeleg. Că eu întotdeauna și la intrată fată. Noi m-am gândit foarte mult să nu ajung cumva să te pun pe tine, cu toate că n-aș avea motiv, dar pur și simplu dacă mă uit 5 secunde mai mult și eu mă gândesc la altceva, se poate lua cadrul în care iau tălbă și să uite unuț la fata asta nouă sau ceva genul și mă gândesc că te poate deranja pe tine, știi? Sau se pot aduce discuții săptămâni întregi. Iau-te ce a făcut unuț atunci. Da, și... nu vine, dar din partea mea eu știu cum merg aici lucrurile. Dar nu mă gândesc, doar pur și simplu eu mă gândesc la cea mai bună variantă a mea, încât să n-ajung Da, Ionuț, dar vezi că contează. Chiar dacă, să zicem, cum ai zis tu, că se ia cadrul pe tine cum te uiți la o nouă concurentă, contează și cum te uiți. Înțelegi? Dacă, să zicem, se ia cadrul pe tine când te uiți ca un om normal, nu știu, păi ca eu, un eu m-am uitat casă, cu, ca cum... cu ce? Cu dragoste, cu ce? Eu vorbeam de Ionuț, nu vorbeam de tine. Păi și Ionuț, la rândul lui, dacă s-ar mira sau așa, m-aș uita la privirea lui, aș vedea contextul și probabil Bianca, m-ar deranja. Tot, dacă tu ai fost în situația mea, probabil te-ar fi deranjat puțin să da, vezi. Da, că da. Intră o fostă concurentă și o să fiu atât de entuziasmat că o văd, adică ca și cum... Stai puțin că... Într-adevăr, aș fi fost șocat, mamă, a intrat din nou în casă. Păi inițial am și fost șocată, după m-am bucurat că m-am gândit cam ce și cum, atât. Nu, dar a venit și, adică a urmat niște chestii, cum că el ți-a zis că... Vezi inclusiv și pentru tine și tu... Nu, practic... asta a fost după vreo 2-3 zile, cred că, dacă nu mă înșel. Da. Asta a fost acum, mai recent. A, deci nu a fost atunci gală... Nu, 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 respectivă, nu. Când a intrat data, nu? Nu, nu, nu. Când m-am ținut la fete cu Radu, atunci m-am dus și am spus că, bă, da, dacă mi se aprind călcăiere, pot să mi se prindă pentru orice fată. Orice fată, deci, da. Și am specificat și m-am uitat la ea în ochi, adevărat. Da, cu ea vorbeam, cu ea făceam. Însă și pună și întrebarea, vrei să te bași și peste cunoaștere sau astea? Adică peste cunoaștere, nu peste cupluri. Da, și plus întrebările pe care le-am pus eu lui Patrick erau mai mult așa, ca să se înțeleagă cam ce persoană e pentru cine nu-l cunoaște. Bravo. Nici de cum nu au fost ca să-l cunosc eu, pentru că eu deja îl cunosc. Dar eu nu înțeleg acum de ce ai tu reacția asta în condițiile în care noi am vorbit foarte pe scurt înainte de gala acest lucru și ai spus că orice ar fi, tu n-ai fi deranjat, că tu ai încredere în Bianca și o să faci copii. Alta e când auzi și alta e când vezi. Eu nu sunt gelos. Știu aceeași ecuație. Nu mai știi că mie îmi declanșau așa, îmi dădeau un videoclip, hopa, mă lua nebunia. Nu, ideea e că la mine nu sunt gelos. Să scoată din ecuație că eu sunt gelos. Pe mine doar m-a deranjat, aș fi vrut oarecum să nu lăsăm loc de interpretare la anumite reacțiile noastre. Da, dacă nu ești gelos și tu ai încredere în ea, n-ar trebui să ai nimic. Nu, el cumva spune ce o să zică lumea de acasă sau chestii din astea. Dar eu când trăiesc anumite momente aici în casă, nu mereu le calculez. Chiar cred că niciodată nu sunt atât de calculată precum ești tu. Sunt chestii pe care îmi doresc să le învăț de la tine. E ca și cum te revezi cu un fost coleg de clasă. Exact. Aici în casă iubirii toată lumea se înțelege bine. Când pleci, realizezi că, bă, aici parcă ți-e dor de oameni. Când vin apoi, cum am fost eu după 4-5 luni, parcă ți revezi așa fosta colegă de clasă. Exact. Chit că nu ne-am înțeles noi foarte bine întotdeauna. Dar așa a fost și pentru mine o bucurie că am văzut. Da, dacă eram și de la început, poate știam altfel și vedeam altfel situația. Dar cred că reacția nu a fost exagerată, sincer. Dacă tu ți-ai vedea o fostă colegă cu care te înțelegi bine, păi, cum ai reacționat? Nu știu, într-adevăr aș fi șocat, dar nu...
O iei în brațe. Ce faci, mă, fată? Cum ești? Pe unde mai umbli? Mă, știi, eu mă gândesc foarte mult la... cu brațele, pentru că înainte fetele au dat cumva mâna cu el și au zis, hai, ce, mai dăm mâna, că să ne cunoaștem. Păi și eu l-am luat în a fost, hai, ne îmbrățișăm, fără să ne cunoaștem, că-l cunosc. Păi da, Bianca, dar acolo nu s-a pus accent pe îmbrățișare, acolo s-a pus accent mai mult pe trandafir, pe cum ai tratat tu, cum te-ai uitat, cum ai zâmbit, cum... Pe asta și cu trandafirul de la Ionuț m-am jucat, pentru că s-au făcut multe edituri de la fanpage-uri, la reacțiile mele la el. E normal că când văd pe ușă un băiat, niciodată nu m-ați văzut atât de șocată, pentru că nu a intrat nimeni, nu știu, când a intrat Flavius, dar n-am fost șocată pentru că eu nu cunoșteam personal când el a intrat a doua oară, înțelegi? Asta din nou, dacă aș fi fost scos în ecuație și tu n-ai fi avut aici o relație în casă, intrarea lui Patrick, la cum ai părut tu, ai părut oarecum așa, gen foarte... Nu mă așteptam nici de cum să-l văd. Eu auzisem că el e prin seriale, prin nu știu unde, adică nu credeam că o să vină în casa iubirii. Nu, atâta zi-am zis. E chestia doar că de cum ne exprimăm noi, știi, ca și comportament, să nu lăsăm loc de interpretare. Eu știu cum ești tu, știi, cât de mulți la mine și nu mai lăsa, adică în momentul de față, în casă, poate afară o să fie, vor fi oameni sau bărbați care vor fi mai mult mai buni decât mine, dar n-am ajuns acolo încă să ajung în pericolul ăla, dar în casă, în momentul de față, eu consider că eu sunt cel mai potrivit pentru tine, asta din ce mi-ai transmis tu și de asta nu-mi fac griji. Când o să intre cineva poate mai bun decât mine și o să intre special pentru tine și văd din partea ta că te îndresc către el, atunci da, cu adevărat poți să fii îngrijorat. Dar până atunci sunt... Nu mai intră nimeni și nu o să se întâmple asta și o să-ți demonstrez asta și mai ales după emisiune. Da, să zic, abia aștept. Oricum, consider că afară vom fi mult, mult mai bine. Acum, nu știu, ți-am spus, îmi pare rău că te-am făcut să te simți nu, așa. N-a fost așa mare deranj, a fost o chestie care m-a mișcat puțin și aș fi vrut să oarecum să văd altă reacție, știi? În rest, totul ești bine, adică sper să nu... să schimbe nimic între noi chestia asta sau... Dar ce ar putea să schimbe? Nu zic așa, gen să... Dacă, adică am pretenția că atunci când ne vedem să... Gen, am lămurit asta acum, gen să o lăsăm acum, gen terminată, să nu ne legăm de ea, așa. Eu să mă leg? Păi eu am greșit. Nu. Tu să nu te legi. Eu când discut o problemă sau un deranj, prefer ca ambele persoane să închidă subiectul. Adică chiar dacă eu am închis, tu să nu mai gen, redeschizi aceeași chestie. Dar eu n-am de ce să o redeschid pentru că eu sunt partea greșită din punctul tău de vedere. Neapărat greșită, doar așa gen să ne bucurăm noi de fiecare moment pe care îl avem aici în casă, să ne bucurăm de el fără să mai legăm de chestii. Da, ne bucurăm, dar acum îți dai seama că în momentul în care intră cineva, eu o să trebuia să mă gândesc, ai grijă. Da. Că nu cumva să arăți ceva cu fața. Eu cred că subconștientul tău o să lucreze singur. Dar nici nu... Nu s-a pus vreodată problema și nu mai cred că... Bianca, eu cred că la cât de mult ai judecat o astfel de reacții la alte persoane, cumva ai prins frica pentru tine. Dar pe cine am judecat pentru reacție? Nu știu, mai vedea așa cât o față, cât o chestie și mereu ai reinterpretat și ai zis, uite, e gelos, nu, mereu rat, s-a făcut asta cu mine. Nu s-a roșit, râde, plânge, mereu. Cu roșitul n-am zis. N-am judecat expresii din astea faciale și chiar când au fost momente din astea am zis că stă în caracterul omului. Acum deci, vă rog din suflet, vreau colaje unde Bianca judecă. Nu, și dacă a judecat. Eu țin minte când și a fost o situație cu Lorena și Cosmin, eu am zis că stă în caracterul Lorenei să fie glumeață. Sau când a fost Cristina, nu știu ce, stă în caracterul ei să alerge sau să facă anumite lucruri. Deci, lucrul ăsta, cum eu m-am mirat, cumva mi-a venit natural, nu mi-a venit, nu am vrut să-ți fac niciun rău, eu nu sunt nici... Dar știu, tocmai de asta zic, nu sunt atât de deranjat, pentru că știu că toată atenția ta e către mine, adică chiar toată atenția ta e către mine. Eu am spus în prima zi când am venit aici în emisiune în sezonul 2 că aș intra pentru Bianca, dar ulterior, după ce ne-am cunoscut mai bine sau așa, parcă ne-am dus în altă direcție, mai spre prietenie, deci niciodată nu cred că va fi ceva între mine și ea, nici măcar cu gândul. O simplă prietenă, dacă putem spune așa. Super. Bă. Voi ce faceți? Nu știu să zic. Eu obișnuiam să zic că facem bine amândoi. Acum nu știu. Ai văzut că ieri Vlad s-a simțit cam prost când tu râdeai? Da. Ea plângea. De ce, Vlada? Mă întreb de ce? Argumentează, lasă pe ăla să râdă. Argumentează. Ți-am zis de ce eu mă simt rău, că tu ți-ai făcut părerea asta că eu sunt indiferentă față de tine. Când eu încerc să fii, din contra, să fii bine între noi. Bun. Consider că a fost la un moment dat o discuție cum că
Eu am zis băieților că nu mai ai zis nimic și tu ai zis fetelor că eu nu ți-am zis nimic. Nu? Așa? După conexiune, dimineața, că nu ne-am vorbit și așa. Sâmbătă, sâmbătă trecută a fost asta. Bun. Consider că aici ce e de zis decât că e vina amândurora și suntem într-o situație în care nu știu. Nu știu cum să fac lucrurile astea. Adică fetele mi-au zis mie că eu par indiferent și așa și că nu încerc eu să rezolv, dar situația asta de ambele părți nu se încearcă să fie rezolvată. Dar tu ești îndrăgostit, Anthony. Da. Dar de ce aș mai sta atâta și efectiv m-aș fi consumat și în momentul ăla când am plâns eu în grădină, nu m-a întrebat nici măcar Vlada de ce. Și nici până în ziua de astăzi n-am fost întrebat de ce. Pentru că eu am simțit că se termină și chiar nu-mi doresc. Păi te-a întrebat, Antoni. Când? Când m-a întrebat Vlada pe mine? Sâmbătă, pe conexiune. Sâmbătă, pe conexiune, m-a întrebat? Sâmbătă nu am vorbit. L-am întrebat eu pe Antoni sâmbătă ce face. Cu Robert și a zis... Giulia te-a întrebat. Bă, da, sâmbătă am zis... Se pare că Giulia m-a întrebat decât ce fac. Ce face, da. Dar de ce ai plâns? Da, cred că nu te-a întrebat. Nu l-ai întrebat, nu? Am plâns pe... Păi, a plâns și voiam să mă duc eu la Excep ce are, că după aia n-am mai avut posibilitatea, că continuu era Catinca cu Robert vorbit și eu n-aveam posibilitatea să întreb pe el. Am plâns pentru că am simțit oarecum că nu mai este la fel și ceea ce a fost cu o săptămână înainte între noi, deci a fost exact ceea ce îmi doresc eu. Deci a fost perfect. Dacă mi-aș fi scris la liniuță cum îmi doresc să fiu eu cu iubita mea, ar fi fost exact cum am fost noi cu o săptămână înainte. Și da, eu nu am simțit că oarecum pierd lucrul ăsta și mi-a părut foarte rău. Dar eu te-am văzut toată săptămâna, nu știu, așa, ciudat, și te-am întrebat de multe ori ce ai și să fii sincer cu mine, să vorbești cu mine ca să înțeleg eu ce am, ce ai. Ca să rezolvăm asta, să fim bine. Și tu ziceai că nu ai nimic. Când eu trăgeam de tine, lasă-mă să vorbesc. Când eu trăgeam de tine, ca să aflu, băi, te văd, știu cum ești tu, și te văd că nu ești bine, de ce nu vorbești cu mine? Tu ce ai zis? Nu am nimic, sunt bine. Atunci, în momentul ăla, chiar n-aveam. Oarecum am început să-mi fac dubii. De ce? Era totul diferit. Adică tu dacă mă întrebai ceva și ziceam că n-am nimic, dacă am ceva și ziceam că n-am nimic, treceam la ale noastre. Tu pur și simplu, cât ai stat tu aici, am vorbit, m-ai întrebat în continuu ce am. Pentru că voiam să văd ce ai, că te vedeam, da, diferit. Da. Eu de fiecare dată când vin la tine, tu mereu te întorceai, te uitai cine vine, dacă vin eu, și când mă vedeai, vedea pe fața ta că erai fericit că mă vezi pe mine, dar ultima dată când am fost la tine, tu nici măcar nu te-ai întors. Și știai că eu vin, nu te-ai întors. Și nici nu te-ai ridicat, n-ai făcut nimic. Tot eu am stat și am tras de tine. Ți-am zis că nu mi-am dat seama, ți-am spus că n-am nimic. În momentul ăla ți-am spus că n-am nimic, așteptam să se deruleze lucrurile între noi, cum se derulează de obicei. Și oarecum la când mă întrebai și ziceam, serios, n-am nimic, și ziceam lucrurile astea. Și la cum mă întrebai și așa și mai și adus în subiect, ai primit ceva, ți-a trimis cineva ceva, ai vorbit cu cineva ceva legat pentru de mine. Pentru că încercam să scot din tine ce ai. Chestiile astea... Pentru că dacă nu întrebam nimic, tot te zicea că sunt indiferente. Nici așa și nici așa nu e bine. Cum să înțeleg asta? Dar ți-am zis eu ceva legat dacă nu mă întrebai ceva. Bun, m-ai întrebat, ți-am spus că n-aveam nimic. Acum tu, gen, o să înțelegi că nu mai trebuie să mă întrebi niciodată ce am? Sau cum? Ți-am spus, nu, pur și simplu ți-am spus în momentul ăla că ai insistat prea mult și prin... A, iartă-mă pe mine că am insistat să văd ce ai. Deci e vina mea. Deci prin toată treaba asta și ce mi-ai dat tu de înțeles că ar fi trebuit să primești ceva sau așa, e vina mea. Nu ai nicio vină, Antoni, las-o așa. N-ai nicio vină. Am impresia că aveți o problemă de comunicare. Și eu am aceeași impresie, pentru că... Pur și simplu... I-ai mai dat încă un pretext de despărțire, Giulia. Pur și simplu, nu, și când am fost atunci în casă la ea, și pe conexiune la un moment dat când s-a deschis subiectul, tot în acea zi când m-am cerut eu înapoi, n-a vrut să discute, dar n-a vrut să discute deloc. Și în momentul ăsta la fel. Când suntem într-o situație de asta, îmi zice bine, Antoni, gata. Pentru că tu răspundeai la o întrebare și ea la alta. Și vorbeați pe două subiecte diferite.
Nu, pentru că poate și el la rândul lui își dorește să, ca Vlad să dezvolte mai mult ce o doare, ce o deranjează din partea aia. Îmi doresc să văd din partea ei că vrea să rezolve. Păi el vorbește mai mult decât ea. Ce-am zis bine? Sunt în final, tot te duci. Îmi doresc să vrea să rezolve. Treaba ta, e treaba ta, Elena. Păi nu? Dar tu dai valoare. Băi, ea vrea să rezolve, tu nu doar chiar vrea să rezolve. Și Cosmin în gală voia să te enervezi, au împlusat, acolo și te-ai enervat. Că ce, gata, ți-a trecut. Păi da, ți-a trecut, că ți-a explicat cum a decurs lucrurile, logic. Am zis asta în gală, am zis asta în gală pe înțelei. Băi, ce hrabă gura a venit. Ești nebun la cap. Bun, deci îmi doresc să o văd că vrea să rezolve. Să rezolve eu ce, ca el tu să ne despărțim? Am ales și eu să ne despărțim. Da, da, tu așa. Mai, nu, mai așa ai lăsat timp. Da, 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 putem ne înțeles așa. Mă, nu, te mai dă. Bă, Adelin, rog frumos. Să te duci în bucătărie să stai acolo. Te rog, nu te mai bă. Te bagi aiurea și nici nu știi să vorbești bine. La, lasă-l în pace, Andrei, nici te iei de el așa. Da, asta n-ai. Dacă el nu poate să te exprime bine. Nu vezi să te bagi aiurea. Cred că toată lumea. Că eu sunt nebună, dar de unde că înțeles. Lasă, Adelin, spune acolo ce vrei și ce simți. Nu vezi că te bagi aiurea. Ai vrut să zici două chestii la important. Vreți și voi una? Vrem. Da? Avem. Da, mai vrem. Băi, hai să nu trecem la alt subiect. Băi, nu e de trecut la alt subiect. Eu nu înțeleg de ce s-a băgat când eu eram cu iubita mea pe ecran. Lasă-mă să vorbesc cu ea. Bă, dacă vezi la noi doi. Dacă lasă-mă. Zic că ai dat de înțeles așa. Nu ai dat de... Dar ce ai, Antoni? Omul ți-a zis și el părerea, cum ne zice toți aici. Adelin a înțeles ca și noi. Asta am înțeles eu, doar eu singur. Nu, cu ele, cu ele. Aici e singur. Păi zile și la ele. Și băieții au înțeles, la fel, pentru că... Când băieții, care băieți? Cosmin, ai înțeles? Tu, care mă cunoști, ai înțeles tu vreodată? Tu, care ești vreodată, Cosmin. Ia, ia, ți-am zis că poate să par așa. Patrick, cât am vorbit? Nu, te rog. Și noi am înțeles. Nu. Antonian, întreabă-l pe Robert. Dacă m-ai spus o altă. Nu, mă, nu. Antonian, cred că ce mai mult pentru ce a înțeles. Nu s-a explicat nici cel bine. Da, să pară așa. Da, nu s-a explicat bine. Ca să se înțeleagă asta. Tu, Aine, tu îi zici ei că ea nu vrea să rezolve, dar tu cred că de o săptămână, de vreo 4 ori în discuție ai adus treaba cu despărțirea. De vreo 4-5 ori. Și tot ei îi spui că ea nu vrea să rezolve. În ce discuție? În ce discuție? Mai mult aia cu canapeaua, că canapeaua de stânga rămâne așa. După aia, dacă continuăm așa, o să ne despărțim. Că nu ne înțelegem și dacă e așa, ne despărțim. Și de alte fete din astea. Ei mi-ai zis că dacă ea mai continuă așa, tu nu o vezi femeia în viața ta. Da. Pe ea. Adică, nu, am argumentat exact, am spus și în gală și am zis lui Radu de 15.000 de ori. I-am zis, bă... Mi-ai zis odată. Nu, ți-am zis de 15.000 de ori, la 12.000 era de față Patrick, la 12.000 de ori. Bun. Dar n-ai zis, Antoni, în gală că... I-am zis în felul următor lui Radu, i-am zis că n-a încercat să rezolve situația aia, cum am zis și acum, în momentul ăla, nu, n-a... A zis că, bă, poți să pleci dacă vrei... După pe conexiune tot așa a zis mai bine las-o așa și... Așa asta e mai grav decât ce spui tu. Nu! Nu mai vorbesc, scoteți-mă după ecran. Păi nu mai vorbești pentru că nu ai argumente și te enervezi mai bine. Am argumente, nu. Am argumente, dar vreau și am specificat de 5 ori până acum, Bianca. Vreau să vorbesc cu Vlada. Vreau să vorbesc cu Vlada. Tu ai fost 10 minute pe ecran cu Ionuș și n-am scos un cuvânt. Calmează, te vorbești, te ascult. A, nu vorbești? Antoni. Cea mai perfectă scuză, să te cerți cu mine în loc să vorbești. Ce? Azi că te cerci cu ea. Cu Vlada. Ia, Vlada. La mine ai răspuns. Hai, Vlada, încearcă o dată. Asta e replica lui Bianca. M-auzi. După ce vorbește în locul alților, te cerți cu mine în loc să vorbești cu nu știu cine. După ce te-ai băgat o oră și ai discutat o oră, la urmă zici, în loc să vorbești cu altcineva, vorbești cu mine. Bun. L-am îndemnat să fie. O întreb pe Vlada. Vlada, cum consideri tu că putem rezolva asta? Vii la mine și vorbim. Și, bun, vin la tine și vorbim. Îmi spui părerile tale. De unde ar trebui să începem noi? Cum ar trebui să facem ca să rezolvăm toată situația asta? Vin la mine și vorbim, Antonia, spui ce te superi pe tine, ce te deranjează pe tine. Dar fii sincer cu mine, nu stau strac de tine în continuu, să-ți întreb. Fii sincer, spunem tot. Cu toată sinceritatea. Cu toată sinceritatea, o zic acum, ce lucru care mă deranjează cel mai mult pe mine vreodată e atunci când poate văd dezinteres. Dar nu unde ai văzut exact tu? În momentul ăla când am venit la tine,
după, pe conexiune, când au fost 2-3 zile, joi, vineri, sâmbătă, etc, când n-am vorbit deloc. Și tot așa, după tot momentul ăla când m-am cerut înapoi acasă, după când era subiectul ăla și ai zis mai bine las-o așa. Și acum la fel. Acum a zis bine, Anthony, e vina mea, ironii și așa. A zis bine, Anthony, dar uite că continui să vorbesc cu tine și să... Cred că dacă nu ne mai punea pe ecran acum, nu mai vorbeai. Veneam la tine și vorbeam dacă nu vorbeam acum. Anthony, pare că e prea multă drama aici din partea ta, în condiția în care drama ar trebui să fie de partea noastră, a fetelor. De ce de partea noastră? Ce-ai pățit, Patrick? Pentru că suntem femei. Ce poftim? Ce-ai pățit? Patrick are o criză. Nimic. Te amuzi? Și-a dus aminte de Anthony. Te-a dus aminte de Anthony în club. Nu, că acolo nu mi-am mai adus aminte bine. Adelin. Nu vreau să vorbesc despre asta, o să vorbesc cu lucrurile astea cu Bianca după. Acum sunt cu Vlad. Bianca? Cu Bianca? Nu mai vă uitați la mine. Păi nu, acum sunt cu Vlad pe ecran, te-ai băgat aiurea în subiectul cu clubul, okay. Bineînțeles. Rezolvă-te cu Bianca, lasă-mă pe mine așa, tu rezolvă cu Bianca, ok? Dar am zis adineaur că nu vreau să vorbesc cu Bianca, ca să stau cu tine aici, a să vorbesc. A zis că după am ce vorbesc cu tine. Cu Bianca. Asta, Anthony, nu te mai enerva, că explic. Scoteți-mă. Nu am înțeles. Trebuie mai aici pe. E o relație cu care trebuie de cineva să explice ei ce vreau eu să zic. A spus că după ce discută cu tine, vorbește și cu Bianca. Ok. După. Okay. Nu mai vreau să vorbesc. Anthony, dar ți-a spus și Patrick la un moment dat la masă că trebuie să ai mai multă răbdare. Pare că își caută motive. Era pe ecran Patrick, de asta m-a întrebat de el. Băi, s-a enervat și de Cristina, nu are motive. El s-a supărat că ai dat-o tu cu clubul. Da. Eu? Nu tu. Bă, ce film sunt? Băi, tu râdeai, Patrick, și ziceai, tu râzi. Știu. Toată lumea plânge, tu râzi. Eu râdeam dacă ce mi-am amintit ceva. Și ție ți-arde de glume și te bagi în subiect. Gata, lasă pe Bianca. Continuă cu tata. Dar nu, eu am explicat Vlad ceva, am zis că o să vorbesc cu Bianca după și Vlad a zis, nu, lasă, vorbește cu... Iartă-mă pe mine, eu am înțeles greșit, scuze. Nu trebuie să strigi. Și pe mine să mă ierți că nu am găsit pe cineva care să-ți explice ție ce vreau eu de fapt să zic ție. O să văd după, o să vorbesc cu fetele care consideră că poate să mă ajute. Bine, o să fiu Cupidon. Am mai fost odată. Acum, adică, doamna psiholog. Doamna psiholog, eu stai. Lada, dar ieri când se votau liderii, la un moment dat l-ai văzut pe Anthony râzând. Spune Bianca că te-ar fi deranjat chestia asta. Te-a deranjat? Dar nu s-a văzut? Chiar m-a deranjat. Gen. Când tu erai supărată și îl râdea, te-a deranjat și asta? Eu dacă îi făceam așa, îmi zicea de asta. Păi mi se pare că tu mi-ai zis la un moment dat că ți-ascunzi durerea după zâmbet. Ai zis Larisa asta. Da. Ai zis Larisa asta. Tu râzi acum, nu? Când se bagă, dar după aia când când o fi să-ți o ia Antoni la turet, mai azi, vine și rândul meu. Vine și rândul meu, eu de-abia aștept. Ce-a zis, mă? Uite acum, când îi le dă așa frumos. Da, bine, zis, zis, când s-o enerva Antonii și îi dă, păi atâi de el. Radu și acum aici Ionuț, stai mă că nu zic nimic. Da, stai mă așa că n-a zis nimic aici Ionuț, da. Poate ce zice. La mine a țărit că a făcut comparații. Bine și al tău. Da, eu așa, nu știu. Nu, în momentul ăla eu n-am văzut-o pe Vlada că plângea. Mi-a spus Bianca că Vlada plângea, eu n-am văzut-o că plângea. Cred că nici tu nu vezi bine. Eu chiar por lentile de contact. Păi a lăcrimat. Dar nu mai contează, s-a plâns, n-am plâns, nu mai contează. Nu, n-am văzut-o că plângea. Și ea știe, am mai avut discursul ăsta mereu și dacă... Ce unghii frumoase. Și așa, nu ce zici tu acum de unghii? N-aud. Păi știu că n-auzi, pentru că trebuie din nou să mă... să... Așa. Fac un pic de liniște. Bun. Pe ce l-a băgat în seamă? Că nu-i ok. Radu, taci! Pune, te rog, iartă-mă. Antoni, te bufnește râsul, iartă-mă. Da, 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 uite. Bă, râdeți amândoi acum, îmi place, hai dansați. Iulia, scuze. Pot să vorbesc. Pot să vorbesc. Da, Antoni, poți. Să ce l-a băgat.
Învață de la Robert, frate. Pot să vorbesc? Gata, gata, că se enervează. Vrei să vorbești tu? Puneți-l pe Cosmin pe ecran. Aoleo, gata, tu ești nervos pe toată lumea, gata, că nu... Da, taci un pic să vorbesc. Da, vorbește-mă, omule, că ai avut moment mort acolo. Ai avut moment mort. Ai avut moment mort pe voi. Și ați început să vorbiți, trebuie să mă rog de voi. Mai vorbesc și eu altcineva. Antoni, calmează-te. Toată lumea e vinovată pentru neputința ta. Gata. Dă-i rău moment că v-ați băgat voi și a zis Vlad că n-aude. A zis Vlad că nu m-aude din cauza voastră. Clarifică-ți lucrurile, frate. Ce să-ți fac? Ea zicea de Catinca, nu de băieți. Mamă, Catinca, ai făcut-o pe treabă. Nu-mi pierd și ideile, voiam să zic ceva, îmi pierd și ideile. Îmi zice Vlad că nu m-aude din cauza lor. Acum e liniște, poți vorbește. Despre ce vorbeam? Am zis eu că n-am plâns, mine. Despre asta era ce era în gală. Da, ziceam că nu te-am văzut și oricum eu nu suport, explicam că nu suport să te vă plângând. Și mă deranjează, dar indiferent că sunt supărat, nu suport să te văd așa. N-am văzut, de-aia râdeam. Da, nu știu. Contează, lasă așa. A trecut, n-am plâns. Chiar, bine, am voia să... Da, n-am plâns. S-a abținut. Și eu aia te-am întrebat, de ce? Ce ai simțit tu atunci de ai început să plângi? Pentru faze pe care le-ai zis, pentru vorbe pe care le-ai zis tu. M-a durut. Ce vorbe, ce vorbe te-au durut? Ok, mai repet o dată. Când m-ai făcut pe mine, cumva că eu sunt aia falsă, că sunt dezinteresată, când eu, de fapt, pun suflet la tot, mă doare când suntem așa. Și tu îmi spui mie că ce? Că nu e adevărat și zic eu și ce fac eu? Consider că eu în momentul ăsta, dacă ți-aș cere un pic mai mult interes, ar fi aiurea și n-ai putea să mă oferi? Dar poți să oferi orice, toată atenția mea. Dacă ești în stare să o vezi, pentru că eu acum ți-am oferit toată atenția și tu n-ai fost în stare să vezi asta și m-ai făcut fals. Nu ți-mi minte să te fi făcut fals. Ai dat-o, cum aș că eu sunt fals. Bine, dar tu lucrurile pe care le zic eu, le iei decât cum ți se pare ție că le dau sau le iei cum ți le zic eu și cum îți explic, de fapt? Formulează întrebare, te rog eu frumos. Ai râs. Te enerva. Deci, tu lucrurile pe care ți le zic eu, le înțelegi în felul cum vrei tu, cum vezi tu cum că le dau? Cum tu, sau înțeleg cu, ce vorbești cu cuvânt tu. Ce le zic, cuvânt cu cuvânt. Nu, dar eu înțeleg de ce... Nu ce să ne uităm prin rânduri. Catinca, te rog frumos eu. Păi, așa ai zis, Antoni, iartă-mă că mă bag. Am zis Vlada e falsă. Nu, ascult. Nu, ai dat-o așa cum eu sunt aia fals. Ai zis la un moment dat în gală că simți că ea s-a răcit față de tine și că nu-ți mai acordă aceeași atenție. Și la un moment dat, doamna Andreea te-a completat și s-a zis, din contră, se vede că ea se uită la tine tot timpul și tu nu te mai uiți în ochii ei. Și fata ce să înțeleagă cumva, că tu așa mai pe ocoli, te-ai făcut cumva un pic falsă, că nu mai e domne ca înainte, că nu-ți mai da aceeași atenție, că ea, nu e fals. Ea se sufocă de dorul. Dar de ce trebuie să zicem că e fals dacă nu mai acordă aceeași? De ce trebuie să zici că e fals? Una e să fie fals, una e să fie dezinteresat. Da, exact. De ce? Adică, Radu, păi așa a înțeles ea, explică ei. Draga, Adineaur ți-a zis. El nu te-a văzut fals, te-a văzut dezinteresat. Adică că nu mai ai același interes față de cum l-ai avut la început. Nu e adevărat. Așa a văzut el. Spună și ea despre el. Ea ți-a zis că nu și-a făcut interes. Dar nu-i vorba de falsitate aici. Bun, bun. Dezinteres și fals total diferit. Am înțeles, gata. Nu, nici o secundă nu te-aș fi făcut falsă. Pur și simplu am zis, eu așa am zis că am simțit în momentul ăla și asta a fost deranjul meu. Atât. A fost deranjul, asta a fost supărarea mea încă din prima oară. Încă de când eram, de ți-am dat cadoul. Gata, acum nu vă mai certați? Este mie. Vă găsiți astăzi? Antoni, să mai vorbești puțin cu Patrick, să-ți mai zică cum e cu fetele din zona din care vine Vlada. Da, crede-mă că nu s-a dat în gală sâmbătă toată ziua cu Patrick, am vorbit despre asta. Asta zic. Că eram la masă când ți-a zis lucrul ăsta și are dreptate. Are dreptate. Robert, Catinca, voi ce faceți? Cum sunteți? Mulțumim, Catinca bea apă. Eu aștept să mă duc să o văd. Bună. Ai zis mai devreme că îți plac unghiile. Vladei sau cui? Al Catincăi. I-a dat un pahar cu apă Vladei.
Mai mergeți la date? Hai mergeți la date. Hai dansați. Hai la date cu voi. Eu încă aștept să mă sune doamna Andreea, dar nu prea mai mult. Ia vezi că sună, ia vezi. Nu, răspunde nu, repede. Nu mă răspunde. Asta că asta e... Catinca, te-ai mai liniștit? Da, eu sunt bine astăzi. Da. Aveți lucruri care nu trebuie să le discutați voi, adică nu știu. Ai înțeles ceva din ce ți-a zis Robert în gala? Adică ai... Păi că aici suntem puși ca să fim întrebați. Păi da. Cum nu putem să vorbim și cum vezi că... Nu să ne băgăm cu glumea, Iurea. Intră altcineva peste noi, nu să vorbesc, o să vorbesc că... Da, aia zic. Dar mă ocup cu tine față în față, o să vin, mă cer la tine. Te pup, ești o frumoasă. Și eu abia aștept să vorbesc cu tine. Bine. Te pup. Păi nu te pup, că să te țin că pe... Nu, ce să vorbim. O să-i ofer mai mult timp de acum încolo, Catinca? O să vedem. Nu poți să vorbești în timp ce te săruți. O să vă sărutați? Nu cred că poți. Okay. Catinca, dar te-a pus pe gânduri cumva așa puțin și faptul că multe dintre întâmplările dintre tine și Robert s-au petrecut și între Robert și Mihaela? Sau ce? Da. Nu vreau să deschid subiectul, nu vreau să compar. De ce întreb? Cred că aici foarte multe lucruri se aseamănă, fiind trăind în același context, e, bine, cu aceiași oameni, nimic. Cu aceleași situații. Cum a zis și Bianca, cred că adevăratul te-ți va fi afară, nu? Corect. Poate, dar tu ești supărat pe Robert? Supărată pe Robert? Nu. Ea e cu calorifer. S-a trecut la faza aia cu reacțiile lui, cu hype-a, cu toate astea, s-a trecut? Nu mă așteptam să reacționeze, așa am zis, dar nu ne cunoaștem. Și eu spus că azi la nervi. Prima dată se iartă, a doua oară... Păi, dacă mai fost o dată, o să repede mai repede. A doua oară se iartă, Robert. Să vedem că hai dacă, să nu mergem pe deci dacă asta. Antonia a fost o dată în club, mai se merge a doua oară, nu, Vlada? Deci dacă merge, dacă a fost o dată, mai se repare. De ce? Lasă, Robert, că teoria asta... Aici nu știu de unde a scos-o voi. O să rămâneți uimiți, dar aici, pentru prima oară, sunt de acord cu Robert. Nu mergem pe premiza că dacă s-a întâmplat o dată, se face a doua oară. Asta e o zi importantă, în calendar. Pentru că, până la urmă, suntem într-o cunoaștere cuplu ca să învățăm din greșelile pe care le facem unul altuia să nu se repete a doua oară. Da, Antonia, ai dreptate. Ne bucurăm. Foarte bine ai zis. Voi încă vă cunoașteți, încă descoperiți lucruri noi, unul altul. Desigur, nu vezi? Și nu trebuie să vă lăsați afectați de chestii minore, mă gândesc. Cred că a trecut o lună. Dar, Catinca, te gândești cumva că tot ce se întâmplă între tine și Robert este o ordine cronologică? Adică dacă e cumva logic, cam așa s-a întâmplat la Mihaela, nu știu. Eu, sincer, nu știu cum s-a întâmplat la Mihaela și la Robert, chiar nu mi-aduc aminte, nici nu știu. Eu am fost în casă aici, dar situația lor, nu știu unde am fost focusată, să zic. Eu zic să o întreb pe ea, că e lângă tine. Nu vreau să o întreb pe ea, pentru că trăirile sunt diferite. Nu era aici Catinca. El vrea să o întrebi, îl întreabă că el vrea, că așa trebuie aici, trebuie să faci ce zice el. Nu cred, eu am venit după voi, ce voi v-ați despărțit, v-ați... Eu nu știu de ce discuți cu el, pentru că trebuie să întrebi pe Mihaela, trebuie să o băgăm în acest context pe Mihaela, că așa vrea el și așa... Dar Robert, hai voie să vorbim. În casa iubirii așa trebuie să faci. Eu nu vreau să discuți cu ei, nu vreau să... Tu trebuie să faci ce zice el. Că el este aici moderatorul. Dar moderatorii. De ce să facă? Am că zis, pot, el Radu, nu mă interesează. Am spus Catinca, nu a fost aici de, când eu cu Robert am intrat într-o cunoaștere. O să te pună cu el pe ecran. Am zis, o poți întreba pe Mihaela. Dar tu cu ei ai fost acum. Ce se întâmplă? Nu are ce să mă întrebe. Pe ecran. Catinca pe mine. Păi eu vorbeam cu tine. Nu vorbeam cu Radu. El te întreabă, tu răspunzi. Eu nu vorbesc, ai scos să ce am spus că nu vreau să discut despre subiectul ăsta și mi-am continuat argumentele, adică nu am vorbit cu Radu. Bine? Da? Bă, Robert, stai un pic că ea... Mă, și tu faci momente de astea dramatice acum. Ce? Ce faci? Faci pauze și tu. Dar eu nu cred că o zici ceva, Catinca, acum pe bune, Robert. Dar chiar n-am spus nimic. Mihaela vorbea pe fundal. Deci și are voie să răspundă și Catinca, dar nu trebuie să se limite. Nu, n-am vorbit. Radu vorbește și Mihaela vorbea pe fundal, ce tu i-ai spus, Catinca. Eu i-am răspuns cu Radu. Ce mă interesează pe mine? Eu nu, Radu. I-ai spus că Catinca e... Să-mi pun un pahar de suc, că mi-e sete. Și înainte i-ai spus să te pună cu Radu pe ecran. Dar cine a scris pretextele astea, că nu-s bune? Cum? Cine a scris pretextele astea de ceartă că nu-s bune? Nu știu, nici eu nu. Nu mai citești prostiile alea. Ceas pe mâine. Iar pe stau. Este foarte bine în alb. De pe ce? Ai tu pretexte mai bune, bine. Dacă te-am întrebat ceva... Robert, te-am zis că stă foarte bine în alb.
A, mulțumim. Nu te-am auzit, că pui ceva pe aici. Da. Răspunzi, Giulia. Vai, ce m-a sculat de bine. Vorba asta cu buzia. Da, ce ai... Oh, o băzăie ceva la el în cap, cine știe. Ce faci? Sănătate. Uite, bea un suc. Mulțumesc și ție. Uite, am și eu un suc. Ia, stai. Hai, noroc. Mai sănătos avea de portocale. O să joc la nunta ta. Ia, niște discuții amândoi în gală, niște... Habar n-am. Tu ai avut niște păreri legate de ei doi? Da, nu au fost negative. Părerile mele au fost așa, gen... Da, dar el a părut destul de tranjat de ele, să știi. Nu, într-un final a părut ok, Radu. Într-un final, dar la început, într-un final, la dar început a fost el tranjat. Nu a înțeles că și Catinca știe lucrurile astea. Dacă într-un final a părut ok, trebuie să luăm de la început să ne certăm. Bun, te-ai prins. Te-ai prins. Hai să ne împăcăm, Robert, bun? Nu, eu nu m-am certat, hai, fază ce. A, super! Sănătate. Cheese. Crezi că o să se termine? Sau că o să, o să termine ce? Relația. Cearta sau relația? Și ce crezi că o să se termine? Cearta sau relația? Eu sper să termine cearta și să continui relația. Dar tu cum ești ca persoană când te despari? Suferi mult timp? Treci ușor peste sau mai greu? Eu sufăr. Adică nu aveți foarte mult timp împreună. Nu contează, eu am pus suflet. Eu pun rep de suflet. Eu am început să mai am băiatul ăsta. Nu, Robert, vreau să-ți spun ceva. Ia spune-mi. Pun ceva. Tu nu știu ce i-ai făcut Catincă-i, dar gen... Am de ochiat. Am tocuri și nu pot să reproduc. Nu ai de ochiat. Da. Păi, dar nu pot. Rog frumos să terminați. Bianca, rog. Îmi închide gura iar. Vreau să fac eu, las că mi-e... Da, dar o dat-o pe ton frumos. Păi că sunt curios. Face bine ceva. Ce ți-a zis? Nu știu ce ai făcut Catincă, dar orice ai face tu pentru ea e minunat. Ceea ce faci tu pentru Ionuț. Mi se pare foarte bine. Da. Adică să regăsesc. Dar noi suntem ăia răi. Îi place așa cum... Dacă te-ai prins. Îi place așa cum sunt și mie ce place așa cum pentru Ionuț îi place, ce ai făcut pentru Alex nu i-a plăcut. Mai vrei să câștigi emisiunea, Robert? Ce anume? Mai vrei să câștigi emisiunea? Dar eu mereu am vrut să iau totul. Am zis la început, când am intrat în Casa Iubirii, uitați-vă la filmuleț dacă nu l-ați văzut, cei care nu l-ați văzut. O să ne uităm, ne facem. Am zis că am venit pentru dragoste și a zis, doamne Andreea, dar să știi că este și o competiție. Și ce? Eu merg... Și vreau să te întreb ceva. Vreau să te întreb ceva. Uite, a trecut o lună, da? Astăzi, da? A trecut o lună de la primul vostru date, în care v-ați spus că vă interacțiune. Place... Interacțiune. Înainte nu te deranja că nu mai ziceam date. Pe Mihai l-au deranja, nu pe tine. Nu, indiferent, date, interacțiune, dar date. Bine, e date, când ați ieșit în când oraș... Când ceri un date în Casa Iubirii, știu că mi s-a spus de numărate ori... Dar mă lași? E că vrei să... Da, lasă-mă. Ceva. Nu, hai, te rog. Vreau să zic, a trecut o lună. Deci tu în viața de zi cu zi, la vârsta ta, la experiența ta, în această lună, de la prima întâlnire, cu fata, ce faci? Adică stați, vorbiți... Da. Nu faceți următorul pas? Ba da. Păi și ce ai așteptat? Tu nu te-ai prins? Nu. Știi ce pare? Că tu... Puțin, că nu. Încă nu a fost una, da. Robert, pare că tu îți construiești vreau relație frumoasă. La date. Vreau să zic, pare că tu îți construiești o relație frumoasă. Nu te aud. Pare că tu îți construiești o relație frumoasă aici în emisiune, dar nu este ceea ce ar face un om afară. Înțelegi? Păi na, suntem înăuntru, de-aia. Dacă eram afară, era altceva, nu? Nu păi, mă critica nimeni, era diferit. Păi eu înțeleg, dar dacă tu simți pentru ea, de ce nu te comporți cum te-ai comporta în afară? Păi eu mă comport cum m-aș comporta păi în afară. Păi tu afară aștepți o lună de la prima întâlnire ca... Nu, două, trei, nu știu, e nevoie, nu, eu n-am un termen să zic, dar 21 de zile trebuie să intru în cuplu cu ea, nu? Da, acum a spus vorba de cuplu. Stai că nu te aud, că vorbesc aici, nu putem să avem un dialog, că nu te aud. Vorbesc este de box, acolo merge, se aude foarte încet. Ca tu vorbește că se aude perfect. Vorbesc de toți. Vorbesc de o conexiune amoroasă. Înțelegi? Când îți place de o persoană, nu există timp. Exact așa cum spui tu, nu există timp. Corect, îți corect. Dorești totul de la acea persoană, să petreci timp cu ea, să-i dai atenție doar ei, să te apropii fizic, mental, orice. Corect, înțelegi? Corect, da. Și din partea ta, cumva, din păcate, și urât că spun asta, poate că Catinca nu o să-i placă, pare că ea trage de tine, știi? Pare, uite, bine ai zis, pare, dar nu e așa. Că eu am tras toată săptămâna de ea să merge la date.
Nu-i vorba doar de mers la date. Nu-i vorba de mers la date. Cum să tragi tu de Robert? E vorba de o diferență foarte mare între... Nu e vorba de nimic. E vorba doar că pare, dar nu este ceea ce pare. În casa iubirii nu este ceea ce pare. Dar Robert, cum ai tras tu de ea? Că ea a vrut și ea să mi-a grade cu tine. Cum? Cum să tragi de ea? Că n-ai tras de ea. N-am auzit. N-ai tras de Catinca, tu ai tras de Catinca să mergeți la Deca și... Nu te aud că vorbește Cosmin și cu... Băi, dar nu mai vorbește nimeni. N-ai cum să nu mă aude. Ba nu, păi vă zic că nu se aude. Noi te auzim numai pe tine, Robert. Noi te auzim numai pe tine. Nu pot să am un dialog cu voi, că vorbesc toți, îmi pare rău. Nu mai ne vorbesc toți. Pentru că nu vreau să răspund la întrebare. Nu mai vorbesc. Numai pe tine te aud. Numai tu te auzi. Nu știu ce cu microfoanele acelea, dar nu mă avut. Le-au coborât microfonul lor, dar aici ei s-aud. Dar e important ce aude Catinca, ce auzim noi, fetele. Păi nu este important ce trebuie să aud și eu, nu? Dacă tu mă întrebi ceva și nu te aud, la ce n-ai bază răspund? Eu am vorbit și nu se auzea nimeni acolo la... Păi n-auzeai tu, că nu sunt date drumul microfoanele la voi, dar aici s-au vorbit și de vorbit, că nu vorbea de nimeni. Robert, ideea este că ești un bărbat matur și când îți dorești o femeie, nu știu, te comporți altfel, nu o lași pe ea să tragă de tine. Și asta toată această săptămână ea și-a dorit la date săptămâna trecută, dar în ultima zi n-a vrut. Asta e părerea ta, pare. Dar nu crezi că ea simte asta? Că toată lumea îi spune asta. Vreau să-mi zic că ea ce simte. Dar oare ce crede? Nu știu, gândește. Dar nu mă interesa ce crede. Cine. Da, mama ei, am vrut să zic. Mama ei când vede că fata ei, nu știu, plânge, trage de un bărbat care nu prea îi dă atenție, adică ce crede ea? Păi, na, dacă nu-i convine de mine, ce vrei să fac dacă trage de mine atâta și plânge din cauza mea? Ce pot să fac eu? Să mă forțez? Dar, Robert, îmi forțez mentele? Înseamnă că nu simți să săruți și, practic, te duci la date fără să o săruți, pentru că... Poate pentru mine e un lucru foarte simți important. Simți doar în afară. Sau poate pentru mine e un date. Lucru foarte important pasul acesta. Vreau să o fac într-un moment special, dar... Da, eu înțeleg. Tu îți dorești o relație cu Catinca care să funcționeze în emisiune sau care să funcționeze în afară emisiunii? Normal că și afară, nu? Dacă nu aș și afară. Nimic, nu. Ok. Dacă vreau să funcționez doar în emisiune, deja o făceam, nu? Nu. Tu vrei să fie totul frumos, să nu vă apropiați prea repede, să nu vă critique lumea că prea repede ai trecut peste Mihaela. Nu mă interesează critica lumii. Pe cum Adineaura ai pus acum și ai zis că te interesează critica lumii. Vreți să fiți criticați. Da, Adineaura ai zis că te interesează critica. Eu am trecut peste Mihaela în momentul când s-a pus punct de tot. E vorba de Mihaela, pentru că dacă te deranjează criticile, de orice fel, așa ai zis, mă deranjează criticile. Să stă cine? Dacă nu treceam, nu puneam punct, insistam la Mihaela, dar s-a terminat, am fost de acord amândoi, am trecut peste, de mult. Cumva, înainte să merg la interacțiune cu Catinca, am trecut peste Mihaela, nu știu de ce, iar o readuci pe Mihaela, nu înțeleg. Nu, vreau să zic ceva generic. Noi, fetele de aici din casă, vă dăm oarecum vouă siguranță, nu doar în casă. Gen, postăm lucruri despre voi, vorbim despre voi. Nu. De astea subtile, gen, înțeleg? Subtile dau și eu. Tot felul de mesaje, de chestii, din astea care așa, în afară de faptul că e calorifer, adică așa, dar voi, băi, ei vorbesc în general pentru că eu nu și el nu postează aproape nimic. Gen, voi nouă nu ne dați siguranța asta că relația este adevărată și în afară emisiunii. Vezi că eu am postat de o grămadă de ori când eram cu Cristina și Cristina nu posta nimic. Da, așa simțim noi, majoritatea. Nu că ți se pare, asta era după ce ne-am despărțit, Radu, gata, am postat, am postat foarte curmat voi doi. Și pe ecrane. Robert, după ce că a fost... Numai dacă n-ai unde să o dai, Bianca, eu să fac lucrurile când simt în totalitate și cum vreau eu, cum îmi plac mie. Pentru că dacă voi vreți acum să eu să o cer de iubită, nu o să o cer acum, că vreți voi, din contră. Nu, vreau să dau un exemplu concret. Eu nu fac ce spune lumea. Niciodată n-am făcut ce spune lumea, mereu am fost criticat că am făcut ce a spus lumea, asta sunt doar impresii. Ai zis că nu te interesează critica oamenilor, acum de ce pui accept? Pentru că dacă mă interesa, făceam ce zicea lumea, dar nu fac ce zice lumea. Exemplu. Lumea spune să nu contra, nu faci pentru că te interesează critica oamenilor, de aia nu faci. Robert, Catinca a spus că o deranjează că tu dai atenție prea mult altor persoane și chestii din astea. A și plâns, ai văzut o emisiune cum a fost, a ieșit din emisiune, a fost tristă. Și tu, în seara aia, ai făcut meciuri numai cu fete.
gen și la toate le făceai complimente, frate, pe care o mărit, pe Ianca, care mi se pare că și tu îi le dai acum prietenește așa, mi se pare că tu îi le dai așa prietenește, hata prietene, te zic în față. Păi e normal că ca Bianca, pentru că uite, Catinca, asta iar exact același lucru l-am pățit odată cu Bianca, pentru că Catinca, fac cacofonie, iertați-mă, pentru că ea nu poate să-și spună punctul de vedere, este nevoie de Bianca de să vină să o facă. Păi da, dar băi, le zice bine. Da, 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 exact. Da, da, nu, nu, nu l-am nimic zis, le zici bine, dar și fată, parcă ce? Pretenește așa. Uite, sunt detalii care cu siguranță le-ai vorbit cu Catinca. Vreau să răspund la ceea ce m-ai acuzat. Nu te-am acuzat, nu. Lasă-mă să termin, te rog frumos, dacă vorbim, dacă nu mai vorbim. Dar nu te-am acuzat. Înainte să fac eu live-ul, a făcut ea live și era foarte fericită, am văzut-o foarte bine, m-am bucurat. Nu, era, avea numai muzică. Te rog frumos să mă las să termin și eu fraza, că nu se poate vorbi cu tine. Zic chestii concrete. Ea a făcut live, era cu Vlada pe live. Era foarte fericită, m-am bucurat. Laura. Când am plecat de aici din emisiune, nu era atât de fericită, n-avea zâmbetul pe buze și când am văzut-o că l-a recăpătat X motivul, nu contează, mă bucur că era bine. Am fost și eu bine și de-aia am făcut live. Care dar e fata? Unde vrei să bați? Dar ea a fost trinsă că ai făcut complimente la fete. E live-ul când era complimente la fete. Robert, ai zis de unghii. Nu te mai agita asta. Se enervează pe ea. Am văzut-o fericită. Trei zile, dacă vreți. E live-ul când era la și oia și pe Diana. De acum ce că au rămas prieteni? Aoleu. Ca lumea, nu că... Mare prietenie, a? Era Bianca la mine, acum e cu el. Da? Aaa. Trei zile mai dau lui Bianca. Nu-l lua, uite, bă, te prefaci că nu înțelegi, dar înțelege, uite, acum ai dă. Bianca, de care seară zici? Miercuri seara. De care seară? Când am avut să avem liber. Tu știi foarte bine că eu mi-au hate foarte mare și a fost subiectul ăsta în emisiune, da? Eu nu vreau să le dau lor satisfacție, să vin, să fiu tristă, mai ales că e discrepanța dintre episoade, eu nu puteam să mă afișez, nu eram bine pe ecran. Așa. Nu puteam să mă afișez vai plângând și așa. Păi nu mai și faci. Poți să știi doar cât am făcut eu în ora din live, dar tu nu știi ce s-a întâmplat după. Păi și tu vrei să mă afișez eu plângând sau ce? Adică ai plâns pe live, ai râs și pe aia iar ai ce vrea să zică Bianca, că mă vrea, trebuie să fiu că ea e deranjată de complimentele pe care tu le faci fetelor și tu le faci pe live, dacă aici nu poți. Și căutați probleme unde nu sunt, înțelegeți? Căutați probleme. Mă enervează dacă mie căutați probleme. Eu știu foarte bine despre ce eu vorbesc. Cine caută probleme nu bagă în seamă. Sincer, eu acolo nici nu te aude. Mă aude. Mă aude, dar vrea să vorbească deasupra. Să strice sunetul. Nu este o problemă. Vreau să te întreb, oare dacă lucrurile erau diferite și eu făceam live-uri cu băieți. Da. Și se întâmpla ca eu să am prieteni de meciuri și de astea. Atentă, și să le ți-am zis eu ție, Adina, ora complimentez, adică Catinca, să fie o chestie deja normală în comportamentul meu de fiecare dată când fac cu ei. Nu te aud. Nu te aud, nu putem să vorbim, nu mai vorbesc, te rog frumos, oprește-te, te rog, oprește-te, nu mai vorbesc. Nu am pus punct acum, vin acasă la tine acolo și vorbim astăzi. Vin acasă la tine acolo. Auzea oricum. Mai băieți, dar nu te aude, nu mai vorbesc, că nu te aud, nu auzi că bombă, deci tu auzi, efectiv auzi că el vorbește. Și vorbești cu el deodată și nu se aude. Tu de fapt, bă, tu ești problema. Pe bune, mi-am capul lui. Nu, că uite, puteai să zic că bă, nu te-am auzit și să continue, dar omul, după ce tu taci, 10 minute, pune accent că n-aude de tine, man, așa tare te urăște omul ăsta. Crezi că este greșit să faci complimente altor fete când tu ești aici în emisiune și ai o cunoaștere cu mine? Nu. Crezi? Nu. Bun. Nu. Dacă ea făcea același lucru, cum era pentru tine? Tu erai ok cu asta? Cu fete prietene, pot să zic, dar amice. Dar eu de unde să știu că-s prietene? Păi amice. Păi de unde? Da, amice de pe TikTok. Ce siguranță am eu? Iar aceeași situație cu Mihaelei. Taci, Radu, nu mă mai băga pe mine. Dar eu când am spus lucrurile astea, eu... Bă, păi, nu, nu mai găsa, dar mine, nu mai zice nimic de mine. Ceea ce se întâmplă ca să iubirea aici... Dar e diferit, nu vezi? Să venim să criticăm, să bărțim, să jignim. Și să băgăm, să aducem, să readucem și să le... Pe data trecută n-ai plâns când era situația asta, acum râzi. De Radu, când tu mă bagă pe mine. Dar e adevărat și asta. Păi, dar nu e așa, n-a fost. Păi, nu-i nimic. Ideea este că eu am menționat de 100.000 de ori și încă o să o menționez, că eu sunt genul de persoană care dacă nu vreau să mi se facă o anumită chestie, nu o fac. Bine. Pentru că așa sunt eu. Am acum, înțeles. Dacă tu ești diferit, ok. Nu, dar e altceva când tu în emisiune, Catinca, când tu în emisiune spui că te deranjează asta și el se duce pe live și face asta, asta cum vine? Poate nu știu ce să zic.
Păi tu în emisiune ai zis că te deranjează asta și e important lucrul ăsta. Atunci înțelesese doar de unghii, gen complimente pe unghii. Ok că n-a înțeles de Radu, de toată treaba aia, dar de unghii a înțeles. Păi și se duce pe live și face complimente. Oricum. Ce complimente? Că te iau, te-aș lua de nevastă. Ce? Te-aș lua de nevastă. Bă, nu mă inventați, mă, nu ți-e rușine. Mai nu-mi e rușine, Robert, ca fost. Că auzi că am zis eu cuiva că am luat-o de mâine. Zică-te-n cadu. Așa a zis Catinca. Zică-te, Robert, ai zis. Zică-i să nu-i fie rușine. Asumă-ți ce vorbești tu. Să-mi fie mie rușine, sper mai bine. Am zis eu cuiva să o iau de nevastă sau să o iau acasă? Asta... Să-mi fie mie rușine, Robert. A, păi nu se poate, ai grijă, obrazul. Eu n-am zis asta. Cineva mi-a zis mie lucrul ăsta, da, eu să zic ăsta, ai, nu mai inventăm cum am inventat și în partea de dată cu cealaltă fată, că am invitat eu în Casa Iubirii, că, și m-am dus pe live și am zis, ți-am cerut eu asta vreodată și zice, în ce viață? E, păi nu mai v-a convenit zică. Atunci? Hai, lasă, nu mai mai crezi. N-ați mai deschis atunci când Iulia cu... Voi băieți, vă auzi, erați un lucru. Dacă eram în celălalt, aia vine la mine și donează. Când v-am arătat negrupal. Negrupal, când a fost așa. Ai văzut tu personal când a zis așa? Nu mai vreau să mai deschis subiectul. Ea nu vrea să zică, dar din moment ce a zis Bianca așa cum sau poate i-au spus Vlada? Susținătorii, pentru că așa greșim toți. Susținătorii, cine zice, a zis? Nu, adevărat. Nu, Patrick, pentru că Catinca stă mereu pe live-urile lui Robert. A, și crezi că Robert nu e conștient de treaba asta? Julia, lasă mai moale, că ai mințit împreună cu Mihaela că eu am chemat pe cineva. Ia, Robert, oprește-te, că nu e caz. Tu că ești o mincinoasă, ți-am demonstrat public că ai oprește-te-l. Ai mințit. Gata. Te rog. Public ți-am demonstrat că ai mințit. Mihaela. Amândouă. N-am chemat pe nimeni. Mai ce s-a terminat? Ai înțeles? Ce minte aici inventează lucruri pe spune. Ai înțeles ce ți-am spus? Vreau să știu dacă tu ai fi deranjat. N-ai fi deranjat dacă eu aș face complimente altor băieți. Deloc. Înseamnă că nu se deloc, deloc. Nu. Să-i fi zis. Nu te-ar deranja deloc. Nu. Să fi zis ea unui bărbat, să fi zis ea unui bărbat, te-aș lua de sus și nu te-ai deranjat? Dar depinde de ce simți, ca să te deranjezi, că dacă nu simți suficient, clar nu te deranjează. Dacă probabil, dacă... Băi, ești nebun. Nu știu. Dar nu zis. Dacă simți ceva pentru că te deranjează. Păi da, asta zic. Nu zis Giulia. Normal că nu te faci. Nu m-a contrazis, Patrick, n-am fost contrazis, să nu-i mai dau. Catinca, aici e o problemă. Patrick crede că ție ți-au zis de fapt susținătorii și poate susținătorii ar fi mințit decât ca să bagi o îmbârligătură între tine și Robert. Ai fost tu pe live, aia contează, ai ce fost tu acolo pe live. Deci ai văzut tu cu ochii tăi momentul în care Robert i-a spus unei fete că mi-ar... Mă, dar nu e vorba de chestii constante și e vorba de ce se întâmplă din mine aici și ce rog eu pe el să nu mai facă și o facem în continuare. Nu vrea să răspundă ca să nu mai sară Robert. Nu vrea să răspundă ca să nu-l pună pe el într-o lumină proastă, înțelegeți? Nu face să răspundă dacă nu vrea. Dacă tot e vorba despre asta, zi da sau nu. Hai numai, nu te ridica și tine. Pe bune, serios, gata. Un lucru care te deranjează pe tine, Catinca, e normal să-l discuți. Cine se mai ridică? Cristina, te ridici? Faci clipul în grădină? Dacă tot voi ați adus vorba de asta, răspunde dacă da sau nu. Ce e așa? Dar cred că au mai fost subiecte de genul în care toate fetele au spus că ne deranjează faptul că voi mergeți și vă jucați cu alte fete și le complimentați. Adică e o chestie... Chestia acum e vorba de tine. La ordinea generală. Tale, dar asta, sau... eu fiind interesată de tine, normal că trebuie să vorbesc cu tine, nu de subiectul ăsta. E da, dar aici nu poți, nu okay. Îți dai seama, uite. Nu te vorbești ok, ce las, dacă, atunci dacă nu vorbești. Am deschis subiectul aici și continuăm noi doi. Dacă te întreabă femeia ceva și zici, stai că nu te auzi, stai că nu te auzi și te eschivezi și nu știu ce. Dacă vorbesc deodată cu... Aoleu, îți dai seama, am auzit-o de la bucătărie, n-ai auzit. Ia uite ce gălăgie. N-a poftim. Nici acum nu auzi ce ai zis. Nu au. Zic să mai repeți o dată. Iartă-l, Doamne, că nu știe. Și am fost afară. Auzi ca să nu mai fie o vină. Au spus să mai repeți, mai repetă, că vor să repeți. Asta ai auzit? Asta ai auzit? Asta aude. Dar capul. Bianca, ce te-a deranjat în gală la reacția Catincăi? Rad. Păi, dacă se spuse pe ecran, așa te trebuie cineva. Așa-i. Vezi, Catinca, de ce nu vreau să vorbesc cu... Hai de capul meu, nu fui mai... Mă jignesc. Gata. Vezi? Robert, acum... Râd, ironizează, vezi? Nu se aude! Este greu de suportat. Nu se aude! Gata, nu mai greu de suportat. Nu pot vorbi! Este greu de suportat. Lăsați-mă să râzi. Lăsați-mă. Vezi că n-ai semnal, urcă-te ceva, ce grup. N-am cercet. Hai, lăsați-mă să vorbească, vorbiți, gata, nu mai... Așa da. Așa da. Deci,
Ianca, ce te-a deranjat? Ce așteptări ai de la Catinca? Sau că bănuiesc că dacă te-a deranjat, ai așteptări de la ea. Eu petrec mult timp cu ea și i-am spus când m-a deranjat în casă, că mi-a închis gura pe un ton pe care, na, eu l-am simțit așa mai arogant și i-am spus în privat. Deci după o discuție de-a noastră, i-am spus chestia asta în privat, că mă deranjează și cumva ea a spus că da, că eram nervoasă, am înțeles contextul. Și cumva când s-a întâmplat iar în gală, m-a deranjat pentru că ea a făcut-o involuntar, eu am înțeles că e involuntar. Doar că cumva s-a repetat, chiar dacă am mai vorbit despre asta. Dar am înțeles situația. Dar Robert pur și simplu așa îi împle mințile, ea se gândește numai la el, vorbește numai despre... Cumva nu reușește să controleze poate anumite lucruri. Ea era focusată să-i explice lui Robert chestia aia și completarea mea a deranjat-o și mi-a spus să tac. Dar crezi că dacă s-a întâmplat a doua oară e posibil să întâmple și a treia oară? Da, e așa când apare cineva care, nu știu, e foarte important pentru tine. Chestia asta vine în voluntar. Nu mi-ai răspuns la întrebare. Păi, posibil să întâmple dacă Robert o să mai fie în viața ei, cred că o să se întâmple de multe ori. Dacă, da, au fost momente în trecut deci când Bianca ți-a închis ție gura. Poftim? Au fost vreodată momente în trecut când Bianca ți-a închis ție gura? Nu, să nu mai mi-aduc de-al detalii, așa nu. I-am spus Mihailei odată. Bine, și ea abia vorbește în comparație cu tine. Ideea este că noi ne înțelegem foarte bine în afara casei, cum a spus și ea, și petrecem foarte mult timp împreună, dar nu știu, nu pot să-mi controlez reacțiile ceva. Chiar le-am făcut involuntar, nu m-am gândit că o să te superi atât de tare, știi? Nu, că nu neapărat că m-a supărat, m-a deranjat. Atât. Știu că erai concentrată pe discuția cu Robert și asta... Na, dar în afara camerelor s-a întâmplat vreo situație de genul vreodată? Nu, dar în afara camerelor poate nu sunt momente tensionante. Bine, că oricum, eu cel puțin cum am văzut eu situația în gală, părea cumva că Catinca a avut și ea acolo dreptul la replică, a avut și ea ceva de spus. Nu, n-a părut. Te deranjează când are și ea ceva de spus? Nu, a părut, nu-i da nuanța asta, Radu, că nu e cazul. Ideea e că eu încercam să vorbesc ceva cu Robert și a încercat să, nu știu, să-mi zică să ceva și am zis am doar să, da, exact, doar să mă lase un pic. Să nu-ți prinzi ideea. Din nou cu Robert, da. Bine, numai că nu m-am exprimat exact cum a pus. Involuntar, da. Probabil ea voia foarte tare să explice ceva și... Da. Da. Cam wow. Așa, nu, m-a supărat mai mult atunci, prima oară. Acum am mai înțeles contextul. Împăcare. Ne-am și îmbrățișat, adică nu mai... Pupați-vă, hai. Ia uite, hai, vin. Mi-mi foame. Hai, lasă, că Robert toată omul scoate din minți. Deci îi explic omului, dar n-aud. Dar asta mă enervează cel mai mult, când se preface că nu înțelege. Deci pur și simplu, se preface când aude, că nu înțelege, că nu știe, că... Nu știu ce... Nimica. Și eu vreau. Nu știu chiar, o să mă duc la Ionuț. Poți să merg la Ionuț, te rog. Cameră, vreau să merg la Ionuț, mă lași? Da? Mulțumesc. Ce ți-o mai zis, Antoni, dimineața? Doamne, bă, ăla-i culmea, mă. Ți-o mai zis ceva dimineața? Ăla-i culmea, mă, ăla-i culmea, frate, jur, dar nu-i culmea, băiatul ăla. De ce? Bă, dar ia stă aleacă, zi tu, acum că vorbim aici. Eu stai că... Stă aleacă, ia zi tu. Ia, te-a luat. Nu ai zis, nu ai zis tu, de câte ori mi-ai zis mie lucrurile astea care ce le-am zis? Ce lucruri, mă, băiatule? Zi, mă, bă, zi cuvânt cu cuvânt, să știe dacă... Și eu zic da? Dacă da sau... Eu zic da? Ai zis una, mi-ai zis mie, una cu canapeaua aici. Așa. Aia da, susțin. Sus, acolo. Aia am zis atunci. Sus, acolo. Ce ai zis? Ce o zis? Aia, nu, păi a fost sus acolo, a fost ceea ce am zis aici pe canapea, adică mai întâi a fost sus. Ce? Și după a fost aici. Și am zis că dacă o continuăm tot așa, nu merge bine. Așa. Aia da. După așa. Aia, a fost altă dată care stăteam amândoi și ai zis... Uite-mă că nu zici nimic, că nu asta, cred da. Că relația se duce așa? Nu, am zis, uite-te și tu că nu, Vlada nu zice nimic, nu ne mai înțelegem. Da, și tu ai dat din
nu relația se duce așa. Da, mă, că și ieri când înainte să intrăm în gală, ai zis și aici pe canapea ceva, da, de genul ăla. Și ți-am zis că vezi că e camera și iară faci material în gală. Nu, 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 țin minte perfect ce am zis. Aici când era camera și așa, am zis că, mă, frica mea cea mai mare e să nu zică, să nu dea vreun material când a zis Vlada că vezi, uite, vedeți, voi le dați aiurea. Eu țin minte, foc, cum să da, 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 exact. Da, le dați diferit. Nu, eu nu, eu ți-o dau cum ai zis-o. Eu țin minte că o zis pe aici că era dezinteresată, că o simte, da, da, da. Nu mai ești așa interesată. Ai zis asta. Da. Asta am zis acum, te vezi lângă ea. Ai zis și într-o discuție cu mine. Și mie mi-ești că nu te vezi lângă ea. Bună, bună. O, fata nouă. Da. Da, da. Ionut! Mamă, Ionut! Puteai să te prefaci mai bine. Dar nu am nevoie de asta. Dacă ești rog, prezici. Spărici, ce catifelat ești. Ce faci? Bine, fac. Tu ce faci? Vreau să mă cu tine, era o discuție aici. A prins-o? Mă, ne-ai leșinat? Am crezut că a leșinat, mă. Nu, că leșin mai târziu. Că, că v-ați răcit unul de altul și simți că, nu, că se pierde. Și simți că se pierde. Asta ai zis. Camera. Asta e nuanța. Ești de acord? Da, da, dar ce-i greșit, ce-i greșit dacă simt dezinteres, păi să zic nu, asta? Nu, nu, nu-i nimic greșit, doar că... Nu, da. Adeline le-a zis că vrea să se ducă, Adeline le-a zis că din, ca și cum din partea mea ar veni lucrurile astea. Au venit din partea ta, Antoni. Păi, nu, tu din partea mea ar veni răceala. Asta a dat Adeline de înțeles. Ce? Că, eu nu când de fapt, dacă așa au zis. Așa a dat Adeline de înțeles, că din partea mea a venit răceala, când de fapt eu m-am plus... Nu, eu nu am dat de înțeles că din partea ta vine răceala. M-am dat de înțeles că din partea ta... Că tu vezi că relația ta se termină. Asta e dezinteresul. Că eu puntez asta pentru că văd tu văd dezinteres din partea Vlada. Stai că ai rămas. Aici am sufletele noastre. Ne lași pune la fete? Vă rugăm din sufletul meu. Vă rugăm. Ne lași. Mă, ce l-a zis că nu te victimizezi atâta? Să-ți facă poză. Să căiesec. Bine. Hai să le pupăm pe toate, vrei? Da. Cred că le-a plăcut momentul nostru, Ionuț. Și-a zis, a, mă, că-i la fel. Amărâți ăștia. Ce-ai pățit? De ce ai făcut reacția asta acum? Păi nu, că s-a mirat gen cum eu ar trebui să mă mir. Și gen am făcut... De ce? În glumă. Am greșit cu ceva? Nu, dar... A dat așa un pic urât. De ce urât? Păi mi s-a făcut mie. Cosmin a făcut gen chestia, reacție, fată nouă. Și eu zic, da, n-am văzut reacția lui copilul. Dar ca și cum, hai că să fac și reacție cum am făcut lui Patrick, știi? Păi Cosmin a făcut așa. Păi nu l-am văzut, m-am uitat la tine. Păi Cosmin a făcut primul și eu am făcut eu după. Eu, da, eu n-am da. Văzut, că eu eram cu ochii la tine, știi? Și a apărut ca și cum, gen, hai să fac și o reacție cum... Păi după, da. Nu l-am văzut pe Cosmin. Vino încă. Mă lași? Lenu. Dă-mi un semnal ceva. Bă, dar nu vine nicio fată în coa nimica? Uite-o, bă, că veni. Asta nu-i fată. Cere și ți se va da. Deci nu cred. Nu vreau să fac... Nu te duci la el. Sandwich-uri așa, nu. O vine la el? Ce vine eu? Mam. Nu, pe bune. Poate ar aprecia dacă te-ai duce tu. El mă supără, eu până... Nu mai ești dezinteresat, așa cum vede. Fată, eu cred că orice gest de-al ei o să pară așa. Că ce, tu în loc să-i spui că zici gata, nu mai vreau să spun nimica pentru că vezi că gen încerci să-i explici da, și nu ajunge ce. La de interlocutor, păi trebuie să-i zici asta. Că eu de asta spun, hai gata, nu știu ce, pentru mine și pentru sănătatea mea mentală și psihică, zic gata, nu mai, las-o așa. Pentru că nu se ajunge nicăieri, dar crepe de 5 ori și tot nu mă înțelegi. Da, n-am poate ce să mănânc. Fac. Ba da, deci vrei să faci? Fac o omletă, vreți omletă? Fă. A, fă. Fă. Că cineva care să mănânce se găsește. Adică...
Dar voi nu vă cereți la niciun băiat nimic, nimic? M-aș cere eu. Tu nu te cer. Dar mi-e ușor. Nici eu n-am la cine să mă cer. M-aș cere ăla. Păi de ce nu te cer? Te cer la Patrick. Nu? Nu. Gata, Patrick. Era Patrick. Păi voi nici nu, sincer, voi nici l-ați sincer, discutat. Sincer, în gală. Așa? Mă uitam așa și mă gândeam că, nu știu, el e frumos. Așa? Și educat, dar okay, că nu cred că ar fi genul meu. Pe bune? Da. De ce? Pentru că, nu știu, e... Adică se vede că nu vrea ceva serios, iar eu vreau ceva serios, că de-aia am venit aici. Iar el nu, nu-l văd, știi? Dar el nu a zis că nu vrea relații serioase, a zis că nu vrea... Nu știu, nu-l văd să vrea 100% o relație serioasă. Și dacă, nu știu, o persoană, când, dacă te place, vine și face pas spre tine. Eu, ca fată, n-aș putea să mă duc. Adică el știe, am vorbit despre chestia asta, știe că... Adică tu ai vrea ca el să vină acum, da, la tine? Da, normal, dacă, dacă lui ar mâncea 100% de mine, ar putea să vină. Mă lași la Antony. Așa nu. Și acum se intre pe ușă. El a intrat! Da, pe tot. Nu cred! Păi uite-l! Stai, Vlad, dacă a se venit. Cere Antony acum. Da, s-o te-ai celos? Am întrebat dacă mă lasă. Nu te lasă? Nu mi-a zis nimic. Da, bun. Ce bea acolo? Ceau, Vlad, da, scuze. Bună. Miha, Shakira, îmi dai un autograf, Chiquita. Hai, mai aștept 10 minute să vă dă, lasă sau nu-l lasă. Vai, ce drăguț! Nu, ce faci tu? Unde fugi, Elena? Acum ți-ai găsit de lucru. Are emoții când îl vede. Ce faci? Pe aici, ce bine miroși. Mulțumesc. Cine mai e? Catinca, ceau. Și Giulia. Imediat. Dar ce faceți aici? Ciorbă? Am mâncat. Vorbeam despre... Dar ce bea acolo? Ai venit Patrick. Rom. Da. Patrick. Da. Ai venit. E dulce, Elena? Dulce. E cum trebuie, nu-i dulce. Nu, am venit la fete. Eu beau mai tare. Nu, minte. Patrick. Eu sunt de senzații tari, nu. Au făcut băieții cafea. Bă, Radu ăsta. Deci, da, du-te dacă vrei. Deci Radu. Așa. Cu mine nu mai are ce vorbi. Deci, nu m-a prost să vorbi cu tine. Acum, azi, acum am încercat cu el, de-aia am ce venit. Serios? Mi-a dat carton să vin aici. De ce? E pervers, e un pervers. Ce-o zis? Nu să dau șoca. E un pervers. Da, asta se bagă și Cristina în discuție, scuze. De ce are să facă material pe spatele? Auzi, pe mine. Deci era pe cadru, era pe ecran Robert cu Bianca și nu știu ce ai zis tu pe fundal, ce zice Radu. Ia auzi, mă, și pe Cristina cum se bagă și ea să-și facă material. Să-mi fac material. Acum, după ce am închis conexiunea, am început. Tu ai luat apărarea în gală. Da. Ea a luat apărarea în gală. Măi, dar mereu face așa, deci zicem că facem pace. I-am spus, dar Radu, încetează cu astea. Hai să ne liniștim, să nu mai ne atacăm unul pe altul. De câte ori ne-am spus? Și când are ocazia, uite așa o aruncă câte o săgeată. Cred că nu mai are pe cine să facă materiale. Da, nu îi cred. Nu știu, Radu... A, Mihaela, ții cu el, eu am înțeles asta. Nu, țin, dar Radu ține cu el, că e tot de cald de acum, Radu. Da. Deci când aud asta, dar tu că nu ai suportat pe Robert, că tot a fost cu mine deloc și acum... Păi se vede că și tu ții cu el, pentru că nu e adevărat, dar eu nu fac așa cum tot. Vezi că acum ghici cine se ceartă cu Radu pentru tine. Nu, când Radu, Adelin. Radu are subiecte aici în casă, Radu se bagă. Vrei să primești cadru cu Radu, da, să vezi ce faci acum? Da. Dați-mi, vă rog, din suflet cadru cu Radu ca să vadă ce faci acum. Dacă se poate, bineînțeles, dacă nu se eu poate... Eu știu, Radu se bagă. Uite! Te-am văzut să ce ori! Unde? Da? Am crezut că iară face așa. Nu, chiar am crezut, am zis. Și am crezut. Așa, am luat-o fără legală. Dar eu te-am văzut. Da? Tot încercam să-i zic, ca nimic, ea vorbea acolo. Eu ți-am zis că face... Vorbeai liberă cu ei ceva. Păi da, vorbim cu tine. Eu la bără. Eu chiar nu gândeam, bă, ți-a luat apărarea. Da, eu am zis, facem pace și tu iară încep. Da, nu m-ai văzut, tu nu m-ai văzut deloc. Ce-ți faci? Păi nu te-am văzut, normal că nu te-am văzut. Stăteam acolo sus și pe ce am zis, eu ce vrei. Chiar îi ziceam, bă, și ai luat apărarea în gală. Ce mai salutat. Radu, eu nu țin cu tine, țin cu dreptatea. Patrick, nu-i nimic. Hai că a ieșit bine, nu? Hai minții. Dar au mușcat-o Mihaela și Elena. Dar eu am zis, bă, aici trebuie de noi. Dar Cristina și-o mușcat-o ele două. Eu am așteptat. Tu l-ai văzut, nu? Eu l-am văzut. Eu am așteptat să-i mai dai el Cristina. Eu ți-am văzut ce e mai zis mânica. Că părea că știe oricum. Așa faci. Te-ai cerut? Nu m-am cerut. Dacă-s doi băieți, nu se poate, nu? Cum, mă? De ce nu? Atunci așa are, dacă...
Eu cred că dacă nu e. Mă lași pe mine în casa fetelor, la Catinca? Poți să mergi în casa fetelor la Catinca? Mersi. Bă, mă, la mișto, mă! Fii atent, na, acum na. Acum ce să mă mai lase, frate? Bă, hai, frate, și nu mi-e nu. Bă, ce mă enervez, frate. Bună. Bă, măcar dacă zicea nu, mă. Poți să mă duci în casa fetelor să văd ce ambient e pe acolo? Tu cum mai ești? Sunt bine. Nu să mai spui ceva? Legat de? De orice simți tu, orice vrei tu să-mi spui. Păi nu știu, legat de toate discuțiile astea, gen cu băieții. Ce discuții? Am văzut niște episoade, bine, episodul atunci cu Laurențiu și cam toți băieții erau gen cam instigate, știi? Normal. Păi e bossul lor. A fost. Și da. Nu știu, cred că bucuria mea că a venit Patrick a fost accentuată de faptul că a plecat la Laurențiu și că a venit în locul lui. Gen, da, cumva e altceva. Asta din gală cu reacția mea, deranjul meu, a fost în urma, gen, în, nu aici, cred că abia așteptă să ne avem o chestie de asta care să ne afecteze și să pulseze acolo, știi? Și se băga Bianca, bă, ai văzut? Cu glumea iurea. Și n-a avut niciun argument. E apărare, normal. Ce apărare? La faza cu clubul. Ce apărare, bă, chiar dacă... La faza cu clubul, la comparație cu Larisa, când fata a cerut să nu mai se aducă comparații cu Larisa. Ce apărare? E. S-a pus să te îngroape, ce vrei? Dacă s-a pus să te îngroape, o să te îngroape. Lasă că mă pun și eu. De multe ori am trecut și am lucruri pe care le-am observat, nu le-am zis ca să nu bag râcă între ea și Ionuț, dar lasă că acum... Păi am văzut că s-a pusat. Nu... Eu nu înțeleg ce avantaj ar avea Cosmin din asta, că el era destul de aprins, că nu te deranjează pe tine, că păi tu ai spus că te deranjează. Așa, că nu doar, pe Cosmin. Pe toată lumea deranjează cât de mult încredere poți să ai în tine și cât de parcă cine știe ce mi-ai făcut tu mie. Dar că eu nu o să fiu cu Patrick și asta că Patrick nu are nimic cu mine și ei tot știu asta. Păi, ei știu perfect că nu o să se întâmple nimic. Ți-am vrut să zic, a fost faptul că să nu lăsăm loc de interpretare să poată să mă sece la mine acasă, înțelegi? Nu trebuie să-ți fie pasă de ei. Dar nu pasă. Cu atât mai mult te seacă, cu atât mai mult ai subiecte în care să râzi. Aia, da. Și asta, da. Adică, na. Că una zi, implică alta. Eu tot înțeleg de unde și pe unde. Au ajuns să creadă că tot ce zici tu eu trebuie să tac sau ce mi-ai făcut mie și am tăcut eu și eu nu înțeleg. A, că le faci lor și că te bagi în alele lor, păi ce mă afectează pe mine? Am dat ce parfum ai. De ce te-a descoperit? E bombă. Nu mai ce a făcut el, nu ce de face. Ce? De ce? Ce mai ai descoperit? Că eu am zis deja că tu ai să facem pace și acum iarăși. Da, da, tu cum ai auzit că a făcut Radu ce parfum? Dar era sigur că voi doi să stați. Era sigur că așa face. El mereu bagă să ce. Să pulseze acolo, să bagă. Nu, mai vei tu. Am venit eu de ce să-l duc pe Radu. Nu te băieți, stai tu. Ce faci, Elena? N-ai mai scos un cuvânt, nu te mai aud de nimeni. Mi-a fost, da, mi-a fost rău. De ce? Nu știu. Ce faceți? Cum sunteți? Bine, tu? Bine. Te-ai apucat de gătit? Da, mi-e foame. Bună, Vlada. Bună, Robert. Ți-e foame? Mm-hmm. Ce faci, o? Omletă, vreau să fac, dar nu ți-am căzit tigaia. Te ajut cu cea? Nu vreau, mersi. Cu roșii? Mm-hmm. Ești bine? Da. Sigur? Lucrurile astea care se duc de afară și se amplifică și se minte și se inventează pe mine, nu, mie nu-mi plac chestiile astea. Bine că nu-i pe nimeni acasă. Și dacă trebuie să se pună paie pe foc, așa trebuie să pun aici. Și fetele din jur fac asta și tu nu le oprești. Păi, nu... Ai venit să te ceri cu mine? Nu, dar noi nu putem să mergem mai înainte, așa ușor, cu lejeritate, fericire, având în vedere că se inventează lucruri. Se lasă de insinuat, știi? Și oarecum publicul, o, ce face ăla, zice cu ea pe aia acasă pe care. Ce invenții așa facem? Păi ce invenții păi facem? Păi și restul? Nu sunt adevărate? Care restul? Vorbim? Vorbiți. Păi vorbim, simt ce vorbim. Complimente, chestii. Complimente ce? Care e frumos sau care e părul frumos? Sau... Diferite complimente. Am înțeles. Păi dar nu vorbim. Păi de vorbim. Eu n-am zis nimic ca să-i dau tentă la fata aia că vreau ceva cu ea.
Cum te simți că o trecut gala cu bine? Bine. Bine. Te mai simți pe țeavă sau nu prea? Da. Pe țeavă. Da? Pe țeavă. O să fiu acolo ești mereu. Pe țeavă. Da? Pe țeavă. Eu nu-ți spun asta. Mai sincer, eu nu știu, ce-ai fi votat el, sincer, dacă era... Nu secret. Cu favoritul, nu favoritul. Secret de vot. Nu fi votat. Asta este pe secret de stat. Pe mine m-ar fi votat, Radu. N-ai de unde să știu. Eu aș fi avut de ales între Mihaela și Giulia. Dar cred zic, că ce aș fi votat pe mine. Nu, mie îmi place să rămână suspans. Comparativ așa cu fetele, știi? Nu știu, gen, tu acum ai terminat cunoașterea. De la mă cunoaște, de la mă cunoaște. Cristina cu Radu îi știm, ei din spate știm. Giulia nu mai are, tu nu mai ai? Bine, nici eu nu mai am. Dar eu aveam imunitate, eram șmecher. Cum am zis eu. Dar încă sigur că sunt singură din casă. Păi aia, da, o să până la... Dar nu singură din casă. Vin la cineva aici în casă, mă servește și pe mine. Nu, frate. Ce vrei, Radu? Ia vreau și eu cafea. Exact. Ce vrei, un pahar cu apă? Te duci? Nu te duci. Tu... Nu mai beau atunci, mi-a trecut. Cu ce? Cu asta, cu faza asta. Și e supi. Și acum vrei să te mai cred data viitoare. E supi. E supărată, mă, că am prins-o amândoi. E supărată. Dar n-ai prins-o cu nimic, mă. Păi cum faci? A, da, ia uzi, Radu. A, da, ia uzi. Eu eram acolo. N-a zis așa, n-a zis așa. A zis că, bă... Iată ce supărată, eu nu vreau să cred că am prins-o. I-am zis eu, deci fii atent. Nu e, bă, dar n-ai prins-o cu nimic. Nu e supărată de asta. Vezi că te mai trezești așa cu mine pe aici, părăsești. Dar de Patrick, nu pe tine, cu tine n-am. De ce, că a participat cu mine, nu? Pentru că de Patrick îi pasă. Și pentru că nu mă așteptam de la el să facă față. La tine e ceva de genul că nici nu mai pasă. Știu. Dar ce ți-a făcut? Ce ți-a făcut? Nu mă așteptam să facă față. Ce nu înțelegi? Ce fază? Ce asta? Nu știu. Farsă. Farsă. Ce farsă? Ah, ce, a glumit și el. Da, e și mine. A fost un prank bun, dacă mă întreb pe mine. Te-ai dat de gol. Prank bun. Ce m-a dat de... Eu nu înțeleg cu ce m-a dat de gol. Explică-mi, te rog, cu ce m-a dat de gol. Nu, chiar n-a zis nimic. Dar a fost aici și el. Nu știu de ce trebuie să-i explicăm. Da, eu eram... Te-am auzit. Că a fost și el. Păi nu se poate să... Dăm, acum să le lăsăm... Acum te-ai supărat pe mine că eu am zis... Lăsă-mi supărat pe tine. Eu îți stric cumva imaginea. Parcă așa, parcă așa mi scoți ochii. Parcă așa se înțelege. Că eu... Nu se înțelege așa. Păi cum? Eu ți-am zis, mă acuz de ceva, zi-mi ce-am făcut. Că i-am zis că are un păr frumos. Dacă e natural sau nu, da. Ce e greșit? Înseamnă că o vreau de iubită? Nu e că vreau de iubită. Te deranjează? Ok, am înțeles, te deranjează, nu o mai fac. Dar nu să-mi zici mie că te dai la ele. Te dai la ele și atât, sau că vrei să le ia acasă. N-ai zis-o tu, a zis-o altcineva. Și nu zici, nu e adevărat, sau e adevărat, sau am văzut asta, sau n-am văzut. Și din cauza că eu aleg să tac din gură și să nu mai dezbat subiectul, vrei să spui că ce? Nu taci din gură. Da, ce fac? La toate întrebările Radu, toate răspunzi. Și... Acum e Radu, vinovat că am răspuns la întrebările Radu. Tu ai zis că nu vrei să răspunzi, răspunzi. Serios? Păi nu, ai zis că nu vrei să răspunzi, am dat un exemplu, ai răspuns. Dă-mi și mie, te rog frumos, spune-mi și mie cum ar trebui eu să mă comport. Nu, tu te comporți cum dorești. Cum ar trebui să mă comport încât să fie un acceptabil pentru tine? Nu trebuie să fie acceptabil pentru mine, tu nu trebuie să te modifici. Tu trebuie să faci ceea ce îți place să faci și să te comporți așa cum vrei tu. Așa. Uite așa, nu zic, dar... Cum ar trebui să ne comportăm toți? Cu argumente. Vii mă acuz, ești un hoț. De ce ești un hoț? Nu-mi spui, ai furat un măr, ai făcut aia, ai drăsat. Am înțeles. Trebuie să-mi zici. Ai făcut complimente, m-a deranjat. Ce complimente a deranjat? I-am zis eu la aia că are fundul frumos? Nu. Păi lumea poate înțelege. Lumea, lasă lumea, lasă lumea la o parte. După aia din cauza aia vine și după aia ești rău. Că ce? Că eu sunt cea mai afectată din toată treaba asta și lumea, eu sunt cea mai afectată. Și plânge aici și ești afectată datorită lumii. Datorită faptului că se lasă de interpretat. Și dacă tu îi lași de interpretat, Dar nu îl lasi de interpretat de la mine, că eu n-am făcut nimic față de tine. Fata, cineva m-a acuzat. Cu ce am făcut eu? M-a acuzat cineva că eu pe cine acasă, pe cine eu acasă. Cum se numește aia și pe cine am zis? Când? Stai așa puțin, minciuni. Da, minciuni. E că minciuni? Nu se poate așa ceva. Îmi pare rău dacă cearta, că nici măcar nu-i cearta mea cu Robert, discuția mea cu Robert o să influențeze cumva treaba de la voi din cameră. Da, ce treabă, o să încerc să mai controlez. Păi nu știu, că el cumva le dă, se vede că e afectat, deja nu-i convine. Dar până și eu i-am spus aici, băi Robert, ce faci, nu e tocmai bine. Dar e un pic orgolios așa, dar el ți-a zis ceva, că s-a mai întâmplat și când mai la altă ieri, atunci... Tot am intervenit eu și tot nu i-a plăcut ce am zis cumva, că era în defavoarea lui. Ți-a zis el ceva în cameră de mine? Nu, cred că din respect așa nu, cred că nu mi-a zis chiar nu. Și dacă a zis ceva a fost gen...
A, că să bagă puțin la ta, știi? Mm. Dar nu mi-a zis că, bă, vezi, să-i zi lua ta sau să... Nu, nu nimic. Nu, bine atunci. Da, asta bine. E partea pozitivă. El trebuie să înțeleagă că noi le vrem binele. Că nu avem noi interes sau nu. Cel... Dar el se preface că nu înțelege. Deci asta păi era nu... amuzant. El era și se preface că nu înțelege când el știe foarte bine despre ce eu vorbesc. Deci cum ar fi în emisiune, eu să-ți spun ție, Ionuț, nu-mi place că... le, nu știu, le zâmbești la fete. Și tu să nu faci asta în emisiune, tu să zici că nu mai fac asta și tu după aia intri live și faci. Păi da, deci, să zicem că hai că prima dată fac involuntar, bă, nu știu, nu știam că te deranjează treaba asta. Și eu am făcut-o și tu mi-ai spus de aia, bun, eu am luat la conștiință și nu mai fac. Pentru că interesul meu care e, da? Să fie bine între noi doi. Asta e interesul meu, asta, într-un cuplu eu zic că asta e interesul, să ne fie nouă bine, nu? Pentru mine nu cred că e capăt de lume să nu mai fac o chestie de-asta minoră. Da, bă, gen, dacă îți pun în emisiune, trebuie să fii valabil și în afară, nu numai în emisiune. Și aici, la Robert, nu-i. Că în emisiune el face una și în afară e altceva, da, bine, și trebuie să fii la fel. Ești la început acum și încă trebuie să vorbească foarte mult pe temele astea, să-și pună anumite limite. Bă, uite, care sunt plăcerile tale? Ce îți place ție să faci? Ce nu îți place ție să faci? Catinca mi-a spus că ea i-a dat de multe ori. Mai în glumă, mai așa. Da, păi, dar nu, da, nu le dai în glumă, le spui direct, vorbim. E, nu poți să faci păi, așa, chiar să glumă, dai. Dar nu știu dacă nici în glumă nu vezi că nu poți să... Păi da, și ai zis. El s-a supărat. Cum vezi ce se întâmplă? Gen, am zis că nu vrei o relație serioasă. Gen, mie nu mi se pare că vrei o relație serioasă și am zis că eu îmi doresc o relație serioasă. Dar de ce este că nu o relație serioasă? Nu știu. De ce ești așa convinsă? Nu știu, așa mi s-a părut, că toată lumea zice în continuu că... Deci, Patrick, a zis acum o săptămână, dacă n-a intrat în casă, că a venit pentru experiență. Da. Elena ulterior a vrut să-l cunoască și acum iar s-a sucit că el nu vrea o relație serioasă. Păi, a zis omul din prima zi. Da. Păi... A venit la mine astăzi ca să ce? Ca să ne certăm în continuare? Nu mă certe, sau... nu mă certe. Să argumentăm în continuare astfel de subiecte care le-am vorbit și pe conexiune. Ok. De sâmbătă am o stare bună. Nu știu cum e. Nu știu că m-ai văzut ieri în care când am intrat, că n-am am văzut, stare bună. Am văzut, te-am întrebat, ți-e bine, nu ți-e bine, așa. M-am uitat la tine, tu nu te uitai la mine, am văzut toate astea. Păi nu, n-am vrut să mă uit la tine. Nu? Nu. De ce? Păi dacă surătă? Zicem că mă uit cumva la Mihaela, că era lângă tine. Aoleu, păi, ai, nu mai era frică, așa. Mi-era frică să mă uit. De mine? Nu. Nu mai zice așa, că se interpretează și zice lumea, că deja mă face lumea disperată. Ce-ți pasă de lumea acum? Că ție nu-ți pasă de mine, că așa se vede din afară. Uitam așa și erai una lângă alta și după aia ziceai că poate mă uit la ea, poate... Exact, termină-te cu astfel de... Termină-te rog frumos cu astfel de argumente și afirmații, pentru că dacă tu ai spus asta acum, știi ce o să zică lumea? Îi pune limite, îi îngrădește libertatea, e o disperată, de ce e asta. Că m-am uitat la tine? Câte ori m-am uitat la tine în gală? Pa, la început, că m-am trezit eu nașpa și am intrat nașpa. E altă treabă. Bine. Dar m-am uitat parcursul galei. Nu? Bine. Dacă aș fi avut un parcurs în casă care să fie așa mai destrăbălat, așa fără cunoaștere, fără așa, înțelegeam. Și dar eu chiar în emisiune eu am avut relație și am fost cam implicat, destul de implicat și m-am certat și cu băieții, m-am certat cu toată lumea pe aici când o fost să fie de ceartă. Deci eu când îi să-mi prind urechile între ghilimele, eu mă duc, nu am stres. După, ulterior, la mine au fost alte probleme în cuplu pe care l-am avut, nu mai vreau să menționez atâta, că după o să zică lumea că ai rămas acolo. Da, dar nu, n-am rămas deloc. Noi acolo am avut alte probleme, diferența de vârstă, dar eu acum mi-am coborât puțin nivelul, știi, nu mai vreau să joc chiar în 30 de ani, 31 de ani, chit că nu e o vârstă foarte mare. Dar sunt perioade diferite și nu... Nu e ok, se simte, știi? Noi doi cred că suntem de vârstă, nu? 23 de ani, am doi. Păi bun, nici tu nu vrei relație serioasă la modul ăsta de familie, copii și... Asta da, în niciun caz. Adică îmi doresc o persoană cu care la un moment dat să pot să fac asta, 100%. Dar ai așa în cap, așa o vârstă la care ai vrea tu să-ți faci o familie? Eu, de exemplu, m-aș gândi cam pe la un 27... 28. 27, 28, deja n-aș mai fi stresat dacă se întâmplă să fac copii sau ceva de genul ăsta. Tot acolo ești tu? Da, eu am zis mereu la 28 de ani, 27, pentru că mama la fel a făcut cu sora mea și cu mine. Ah, bă, și ai o sora? Da, mai mare. Mai mare? Cu mult? Are 27, doar ce a făcut. Eu am 5 surori, știi? Ai 5? 5 surori. Sunteți 5? Suntem 6. Și cum e? Oh, cu tine 6, așa. Eu singurul băiat, da. Și cum a fost? Am 4 mai mari ca mine, așa. Și una este mai mică, are 6 ani.
Radu, iar mi-ai supărat-o. Domnul și-o refăcut viața, mă rog. Și-o refăcut viața. Adică eu trebuie să fiu pusă la zi, gata. S-a însurat. Da, eu trebuie să mă duc acasă. Să știi că uite, mă uit. Pentru mine, că nu... Nu ai focul ăla, da. De ce puteam să mint ca să rămân în emisiune? Să mă prefac și să zic, da, Adelin, nu? Da. Să mă duc la date. Dar și ce nu-mi place la tine? Te mă uit la episoade și tu de când s-a întâmplat faza cu Catinca și cu Robert, ești foarte tăcută, dar non-stop, Mihaela, non-stop, aici stai toată ziua. Deci tu vii la filmări, știu, bun, am înțeles. Bun, am înțeles. Nu, ești, te doare, te deranjează, ești gândurată. Ești... Dar încearcă să trăiești experiența asta mai frumos. Pentru că tu stând aici, se vede, pe bune, dar nu se vede că ești varză pe dinăuntru. Vlada, vrei să-mi zici ceva? Nu, Giulia. Specifică. Cu nume, prenume. Hai, spune-mi ceva. Suferi după Anthony? Stau după Anthony, eu trag de Anthony. Suferi! Na, iartă-mă, eu sufăr, sunt, mă doare capul, să sufăr. Nu sufăr. Dar voi crede, tu crezi că o să se termine? O să termine ce? Relația. Cearta sau relația? Și ce crezi că o să se termine? Cearta sau relația? Eu sper să termine cearta și să continui relația. Dar tu cum ești ca persoană când te despari? Suferi mult timp? Treci ușor peste sau mai greu? Eu sufăr. Ce zici? Că suferă. Deci ți-e mai mult timp să treci peste. Păi da, dar voi nu sunteți... Adică nu aveți foarte mult timp împreună. Nu contează, eu am pus suflet. Eu pun rep de suflet. Eu am început să-l ai băiatul ăsta. Anthony merge în camera roșie. Vlada? O veni fată. Da, dar de ce spune fată? O fată din sezonul ăsta. Nu cred. O veni Ema. Bă, mor, dar de ce? Nu cred. De ce o merge în camera roșie? Da. Ema sau Patricia? Da. E fată! E Ema! Dar zici dacă e Ema, mor. Nu! E eu! Da! Picioare! Nu cred! E o fată? Nu se poate. Nu cred că e Vlada. Nu cred, bă. E Patricia! Nu. Ema! Nu e Ema, e Larisa. Ema, mamă! Lasă-mă că nu e Ema. What? E Larisa! E Natalia! Larisa! E Larisa! Larisa! Nu cred! E Larisa! Se întâmplă, bă? Nu cred! Nu cred! Nu cred așa ceva! E Larisa! Nu! Merge în camera roșie. Vlada? O veni fată. Da, dar de ce spune fată? O fată din sezonul ăsta. Nu cred. O veni Ema. Bă, mor, dar de ce? Nu cred. De ce o merge în camera roșie? Da. Ema sau Patricia? Da. E fată! E Ema! Nu cred! Dar zici dacă e Ema, mor. Nu! E eu! Nu! Da! Picioare! Nu cred! E o fată? Nu se poate. Nu cred că e Vlada. Nu cred, bă. E Patricia! Nu. Ema! Nu e Ema, e Larisa. E Ema, mamă. Lasă-mă că nu e Ema. What? E Larisa! E Natalia! Larisa! E Larisa! Larisa! Nu cred! E Larisa! Se întâmplă, bă. Nu cred. Nu cred așa ceva. E Larisa! Nu cred! Ai ceea ce mă deranjează pe mine cel mai mult și ți-o zic ție, că nu mă duc să-i zic Bianca, că nu trebuie să vorbesc cu Bianca, trebuie să vorbesc cu tine. Uh-huh. De unde graba asta? Din partea ta sau din partea ei? Ce grabă? Că e o lună de zile. Ce grabă? În viața de zi cu zi, o lună de zile înseamnă foarte mult. Da? Foarte mult. Și alții au 6 luni fără să pupe.
Nu pasă mie de ce face altcineva, că povestea mea nu este povestea lor. Păi și care e faza? Păi de ce să fiu criticat când altul îi se permite? Criticat? De către cine? Da, spre lume, că a trecut o lună. Și care e faza? A, îți dai seama că pe tine îți pasă mai mult ce zice lumea, că sunt... Am înțeles. Da, voi vă duceți de la temă cum vă vrea, cum vă vrea inima voi. Dacă eu nu o să o fac aici, uite, aici în casă nu o să o fac, înțelegi? Tu ai de gând să te ceri cu mine? Nu, dar eu aici în casă nu o să o fac, înțelegi? Nu vrei să ne pupăm. Nu, aici nu. Nu vrei să ne pupăm. Nu. Nu, bune. Păi na. Na, bun. Obligați-mă. Nu o să o fac aici, o fac la date, așa vreau eu. Bine, la date. Și nu la primul, la al doilea, uite așa. La al doilea? Da. S-o crezi. Două date-uri vreau. S-o crezi. Hai că vă zic eu, la doi. Bine, bine, să te duci cu cine... Să te duci la date. Dar stai așa, păi mă presionați pe mine aici, păi nu merge. Păi eu înțeleg că trebuie să vorbite, dar bine, am făcut un match. A fost așa o chestie, un mișto. Mi-am dat seama că nu ce-a plăcut, am ieșit de pe match. Am închis live-ul, s-a terminat acolo, gata, s-a dus. Și acum, după padul, s-a întâlnit, cum să zice. Păi nu, îți spun doar că ce m-ar putea deranja pe mine. Am înțeles. Chestii, păi, nu? Și de asta și zic. Așa am impresia că dacă e vreo lipsă de subiect, trebuie să fie ceva negativ. Mai mai bine, da, când nu... e lipsă de subiect, ori să ne pupăm. Dar nu neapărat, că astea vor fi chestii banale, chestii, discuții banale. Nu sunt, adică, da, subiecte care să... E veche. Da, dar n-am vorbit. Dar de ce era de vorbit? Că eu am înțeles că am greșit. Tu ești mai rău pentru că îți faci și filme, Iurea. Ai. Da, asta sunt. Tu trebuia să intri cum intrai tu fiecare dimineață. Eu pare la mine veșnic că am nevoie de o confirmare, dar nu e vorba de o confirmare. Eu, când e vorba de competiție, din câte ai văzut, când e vorba de competiție, pe mine nu mă afectează că, vezi, Doamne, ar putea să-i placă de altcineva vreodată. Nu e genul ăla de gelozie. Pur și simplu la mine e altă chestie. Nu, mă, dar uite, la mine e pur și simplu frica de a-i se slăbi sentimentele pentru că începe să nu-i placă de mine, ajungând să mă cunoască din ce în ce mai mult. Tu și când intră băiat, nu, tu mereu ești așa și îți faci filme și, mamă, dacă îi place mai mult de asta, că tu la aia te gândești, dacă îi place mai mult de asta, dacă o să ne răcim, dacă nu știu ce. Aia e problema ta, că ești foarte paranoic. Dar el a zis că el a zis că e paranoic tare. Tu știi ce ai, știi ce poți, ok, vine altcineva, cum a fost Elena cu Patrick. Și eu vorbeam cu Elena, da? Vine altcineva. Dacă ea e să fie a lui, clar nu o să fie a mea și gata. Eu deja aveam urmăritori când am intrat aici și primeam și întrebări înainte. După am început să ies, am făcut promovări foarte multe și din ce în ce mai multe lume începea să mă urmărească. Deci tu faci promovări? Da, da. A, deci pentru tine aici îți generează follower mult mai ușor față de cum e la mai un boom mare, stai relax. Da. Nu te mai accesezi tot așa. Da, eu făceam promovări dinainte. Și te presează? Da. Cine mă presează? Dumnezeu. Dumnezeu. Nu vei, chiar asta e întrebare, cine mă presează? Nu, lumea întreabă. Uite, Obleta, aia ce zice? Ce înseamnă? Taștu. E o întrebare presată, nu? Sau cum e? Lumea întreabă. De ce nu facem nu asta? Pentru că între noi, conexiunea este mult mai mare decât nu între contează. Cine e. Nu, nu vrei, păi atunci nu mă vrei pe mine. Nu trebuie să măsori mine. Punct. Nu? Sau cum? Bun, am înțeles. De ce faci acum pe supărat? Nu fac pe supărat. Ești? Sunt cu ochii închis. Așa. Nici de pupa nu vrei să mă pupa? Vreau. Așa. Pe TikTok nu. TikTok am apucat să zic așa acum câteva luni. Da. N-aveam treabă cu TikTok-ul deloc. Nici eu cât am stat în emisiune, n-am făcut un TikTok. Se ruga, unul cred că am făcut sau două, făceam doar live-uri. Se rugau de mine concurenți, susținători. Bă, fă-ți un TikTok. Nu aveam niciun chef. Acum am avut cadere. Nu ți-a plăcut? Nu, nu. Îți pasă de ce simt eu? Normal că-mi pasă. Ți-ți pasă de ce simt eu? Da, normal că-mi pasă. Că simt să o fac mai târziu sau când vreau eu? Sau când păi și da, cum ne fac, cum facem? Cum trebuie să fim amândoi de acord. Cum rezolvăm lucrurile? Când o să fim amândoi, o să facem, nu? Aha. Păi uite, cu, deci, cu acum... chestiile astea și cu discuțiile astea nu mai am chef să o fac. Nu mai faci atunci. Am chef să fiu liniștit de aia cerdei, să fiu liniștit acolo, fără părerile celor care îți doresc răul. Uh-huh. Da, dacă înțelegi bine, că nu, tot bine. Tot bine, am înțeles, dacă nu, pa. N-ai zis-o tu. Iau cum vrei. Iau cum vreau, nu? N-ai înțeles mesajul. N-ai înțeles cum e. E frumiclub în casă, e bine acum. Toată lumea e tensionată. Nu, eu nu eram. Eu sunt relaxată. O mâine, mâine o să fiu tensionată. De ce? Că o să fiu obosită. Știi de ce poate am frica asta? Că eu
n-am fost niciodată înșelat sau n-am suferit. Dar nici eu n-am fost. Nici eu n-am fost, dar ce să faci? N-am suferit dintr-un motiv de ăsta așa, știi? Adică din dragoste, nu. Bă, totul are un început, din păcate. Asta zic, la asta mă gândesc eu, la asta mă gândesc eu. Ce nu te omoară te face mai puternic. Asta e. Toate se întâmplă. Asta mă gândesc eu. Eu ne trecând printr-o astfel de experiență, cumva mi-e frică să trec printr-o astfel de experiență. Păi, tuturor ne e frică, și dar la un moment dat o trecem. Da, asta zic, mă aștept la un moment dat o să trec. Să trezi pentru o experiență de aia, mai ales dacă ești îndrăgostit, eu cred că trebuie să fii tare, tare. La un moment dat tot o să trecem. Dar când am stat acolo pe canapea în ziua în care eu m-am simțit rău și te-am luat la întrebări și am zis, într-o relație ești în stare să te schimbi pentru persoana cu care ești ca să-ți fie bine. Și tu mi-ai spus, da, normal, că asta e o chestie logică. Și eu, și acum ce faci? Cum să mă schimb? Ce trebuie să schimb? Și vii să-mi zici că nu, că dacă mă încerci, mă iei așa bine. Oprește-te, schimbarea, care schimbarea? Ce trebuie să vă schimb? În primul rând, ți-ai schimbat comportamentul față de mine. Mai ții minte tu primele noastre zile când eu... Păi cu ce mi-am schimbat comportamentul? Păi nu le-am ca la casa iubirii. Așteaptă-mă. Mai ții minte când toată lumea zicea, băi, taci, Robert, învață la Catinga, ascultă până la final. Da. Ce s-a întâmplat? De ce nu m-am mai ascult până la final? Ce s-a când eu îți dau argument. Tu m-a pus pe mine că mi-am schimbat comportamentul. Vreau să-mi zici. Da, te-ai schimbat în comportament că nu m-am mai ascult. E așa, la mine. Ah, de asta, atâta. Mă, dar ce cu mine? Că eu nu vreau să mă cer cu tine. Serios că nu vreau să mă cer cu tine. Sau nu spui, că nu mai vorbim. Îți spun, ți-am spus deja. Cu ce mi-a schimbat comportamentul? Că nu te mai ascult, gata? Da, ce, că... ce n-ascult? Nu știu, ești foarte recalcitrant. Păi da, că m-a pus cu ceva și atâta, mă lași acolo. Le lași în aer, să ia fiecare ce vrea. Ai deschis ușa criticilor, hai, intrați. A, eu a am deschis, haideți. A făcut-o. Hai. Ce-a făcut, nu știu, dați-vă cu părerea. A, mă, pe bune vorbești. Pe bune, dar tu ce vrei acum de la am mine? Vorbit ieri de ciocolata aia de 7 zile. A fost foarte frumos. Unicul lucru frumos din ce s-a întâmplat ieri, că nu că mi-ai luat apărarea, că ai vorbit foarte frumos, te-ai documentat oarecum să dovedești că n-am avut nicio vină, așa cum a fost, și îți mulțumesc. Dar atât de obosit sunt și tot încearcă să mă... Îmi pun într-o umbră rea, dar nu sunt într-o umbră rea. Și eu cu ce fiți vinovată? Păi nu, că uite, tu trebuie să înțelegi că eu, datorită faptului că sunt pus într-o umbră rea, constant, așa? Și astea, nu mai sunt așa de deschis ca și cum aș fi eu natural. Îmi place stilul tău vestimentar. Mulțumesc. Am observat că te îmbraci așa uneori mai... bulgar, dar mișto, da. Te prinde, ai tot frumos. Deci, ăsta este stilul meu de când eram mică, că toată lumea se ia de chestia asta. Așa, stilul tău mai, așa mai... mai ciudat. Adică nu neapărat vulgar, e și ciudat, adică nu știu. Dar de unde ți-ai hainele? De ciudate? De peste tot, gen unde găsești ceva care îmi place și eu când intru în magazin sau oriunde sau pe net, ce e cel mai, nu știu, un lucru la care mă gândesc eu că cineva nu l-ar proba ca fată, ala iubești. Da, eu așa sunt și cu muzica, dacă cineva ascultă o melodie prea mult, mie nu mai îmi place. Pe bune? Da, nu mai îmi place, mai ales, uite, sunt trendurile alea pe TikTok și o melodie care îmi place foarte mult. Nu mai. Da, dacă o văd de multe ori, nu. O, e oribil pe TikTok cu trendurile astea de tesaturi de toate piesele. Ce muzică ascult? Ascult absolut orice, mai puțin rock. Nu-mi place rock-ul sub nicio formă. Adică nu mi se potrivește, nu e urât sau așa. Am câteva, dar deci, gen Bon Jovi, de-astea vechi. Vechi, da. De pe timpul lui mama, da. Pentru mine, treaba asta ce facem noi se ceartă. Iar eu nu vreau să mă cert. Am zis-o și mai devreme. Ce cu tu înainte era acuzație? Ce? Pentru mine e acuzația. Spunești că vreau să duc pe cineva acasă. Știi cum îți păcălești mintea ca să uiți de asta? Pune-ți, frate, un zâmbet tâmpit pe față, chiar dacă tu nu simți. Și te doare tot. Pune-ți un zâmbet din ăsta așa. Aduce-mi eu. Și te păcălești singur. Vreun. Mulțumim. Mersi. Nu ai în grădină, că vreau să vorbesc cu tine. Nu vrei să mănânci? O mănânc rugă. Mai pune-ți sare. Gata, om, a doua, ia-o. Hai, ce bine aici. Fii atent, am zis ceva la casa iubirii. De 115 ori nimeni nu mă ascultă, indiferent că nu mă ascultați. Cu cât mai mult mă obligați, mai târziu o să fac. Da? Nu, mă obligă. Sunt trăirile bine, tale. E presiune. Nu vrei să le faci față de mine, ok. Nu este că nu vreau să le fac față de mine, nu vreau să le fac când zice lumea. Mie aici, pe mine, m-au traumatizat cu lucruri că m-au acuzat de la început că eu fac ce zice lumea. Eu, din contră,
Eu din naturalețea mea nu fac ce zice lumea. Uh-huh. Eu fac în contră, din contră. Așa. Și m-au acuzat mereu. De 100.000 de ori. E, mai rău o fac, jur. Vreți asta? Asta vă dau. Vreți ce ai? Nu am cum să mă îndrăgostesc când sunt scos din sărite. Pe mine, dacă nu mă liniștesc și nu stau să se calmeze apele sau nu mai mă instigă nimeni, eu nu pot să fiu. Okay, am avut momente când m-au lăsat așa în pace un timp și eram super ok. Și au văzut latura aia mea un pic, dar mereu mă atacă și nu mai pot. Scuzați, v-am adus cât un ceai. Mersi. Nu înțelegi că nu vreau să mai vorbesc din trecut, de ce s-a duce trecut? Ok, bun. Păi știu că asta iubire. Nu vreau ceai. Bă, stai să iau și ei. Ia-le tu, Patrick, și la fete. Iartă-mă, dar am avut mai multe în mână. Două. Mai două? Mai comentez. Nimic, tata. Nu? Mulțumesc. Exact. Sau lor n-a apucat să le știi. Vezi? Cred că. E Larisa! E Natalia! Larisa! E Larisa! Larisa! Nu cred! E Larisa! Se întâmplă bune. Nu cred. Nu cred așa. E Larisa! Nu cred! Dacă fetele, de ce crezi că nu vorbesc niciuna cu tine? Nu știu, că nu le-am făcut nimic. De fapt, când spun ceva, uite, i-am dat o sugestie Julie. Era agitată acum, alaltă, mi se pare. Și după ce strâmbnat emisiunea, nu în emisiune, ca să zic, eu zic, măi, Julia, zic, nu te supăra pe mine, dacă mergi acasă, va fi bine să mergi să te odinești, pentru că eu văd că ești agitată, știi? Pentru asta mi-a scos ochii. A fost o glumă, într-un fel, voi sunteți prieteni. Acum încolo. Mă mai minți? Noul cuplu, ca ți-ai mințit frumos. Chiar că. Ori ce vorbește? I-a dat altă notă. Cum da, i-a dat altă notă. Hai că mă trimite lumea la somn, hai că nu știu ce ești. Adică orice aș spune și părerea când ne spune aici. Nu știu, chiar ar fi vorba de unul și Bianca ceva. Și de asta te oprești și nu mai zici? Da, dar eu nu cunoam părerea mea, dar efectiv nu pot spune că îmi sară toate în cap. Mihaela, și tu ai dreptul, cum are fiecare, să vorbească aici. Păi, nu mă fac să te resping. De ce să mă respingi? Că treci măsura. Care e măsura? E dimineața. Fă-mă, Doamne, noapte. Fă-mă, Doamne, noapte. S-au fost să fie noapte. Ziuri, dacă mă atragi foarte mult. Bun. Ce crezi că vorbește la loc, Mihai? Nu mă interesează. Hai să facem pronosticuri. Nu mă interesează. Stăm aici, Elena, cu toate fetele? Stăm. Hai să mai socializăm, să ne uităm în gura lui Giulia, cum mănâncă să-i stea. Ai un chef acum să mănânci de bun? Nu, mulțumesc. O mănânc, n-am treabă. Da? Doar mă uit la gogoșile astea și n-am voie să le mănânc. Da, am voie. Poate îmi tăi mână. Dar ea face așa, în casă, că nu are. I-a zis lui Maluma că dacă mi-aduce un băiat așa cum îl vreau eu, nu mai mănânc gogoși. Și eu de atunci nu mai mănânc gogoși. Ah, serios. Și acum mi-ai dat-o cumva pe... Ar trebui să mă simt prost, nu? E, nu ai dat-o un pic așa. Un pic, am simțit-o. Deloc. Așa cum toată lumea își dă cu părerea despre tine, așa cum toată lumea și-a dat cu părerea despre tine și tu ai dreptul să vorbești, indiferent de ce spun ele. Păi... Nu trebuie să stai aici supărată, stai singură, să nu vorbești cu nimeni, stai să te uiți în geam. Știu. Eu nu știu dacă îți dai seama în totalitate și tu plusezi acolo, celelalte, hai să ne pupăm, nu vreau mă să mă pup, că nu sunt bine. Când o să fiu bine o să mă pup și unde vreau eu. Dacă dorești și tu, unde o să fim amândoi de acord. Unde vreau doar eu sau doar tu? A venit vreodată fetele? Bănuiesc că au mai venit să te întrebe. Ce faci, Mihaela? De cel mai multe ori m-am retras aici, în colțul ăsta, și nu mai... Cum faci niște neroze de date? Na. Eu acum, Robert, tot asta nici pe telefonul meu. Nici nu începe. Tu știi care cred că e tactica cea mai bună? Să te gândești că nu primești. Și atunci te surprinzi. Să zic, gata, vestei, să mă sune doamna Andreea. Da. E bine să gândești pozitiv, dar... Ceau, Bianca! Totodată sunt și realist, știi? Și sunt... mă mențin cu picioarele pe pământ, știi? Lada, e supărată?
Nu, sunt ok. Da, e foarte ok ea. Nu pare ok, da. Sunt ok. Nu e ok, dar nici Anton nu face bine ce face. Uite-ți-l și voi pe Antonie să vorbească cu ea. Sau pe ea la Anton. Nu cred că să vină. Mai nu știu ce intră, voi el o zis așa puțin că te simte nu te mai simte așa interesată cum te simțea. Nu știu, pare nașpa. Ai grijă. Și tu. Eu am. Și este de judecat greșit. Dorința mea pe care o am față de tine? Doamne, ferește, eu n-am judecat asta. Și este de judecat? Nu cred. Dar dai seama, și după toate certurile astea așa, gelozie, nu știu, gelozie, supărere la mici chestii. Vrei să-mi transmit ceva acum, să mă duc înapoi? Da, să transmite-i că ea ține la el. Spune să vină la mine. Sigur s-a cerut altceva, mai important. Și fac un lucru. Da. Da? Sigur, da? Bine. Este așa. Mulțumesc. Deci am... Of. Gata, pleci? Opa, da. Nu cred. Că lasă să mănânci ouăle alea, că... Știi că m-am supărat pe tine, dar bine, hai totuși, hai să te iau în brațe totuși. Știi că trebuie să te las așa în aer, nu? Că sunt... Nu pot să cred, Rado, asta e bună, să-mi trimiteți filmarea susținătoare. Ia, vezi, o căzută chiar. Nu, al meu a căzut. Ce cu lumea asta dupupată, dubioasă? M-am blestemat, Robert. Doar tu, Robert? Ce? Doar tu? Toți. Mai citești și hate-uri care mă obosește alea, știi? Iar alea dacă nu le citesc. Am primit și un mesaj de la cum ai primit atunci de la de... Eu te-am venit să răspund înapoi. Ia... Bă, stai mă cu minte, bă, Ioane. Da, așa, un pic, mă, că... De ce te-a luat, mă, Cristina, în brațe, că am luat-o eu pe Mihaela? Nu, mă. Păi așa mi s-a părut. Nu. Eu pe Mihaela, în primul rând, am luat-o prietenește, pentru că Mihaela de o săptămână stă eu n-am singură văzut, pe canapea. Eu n-am văzut. Păi eu am luat-o pe Mihaela. Da, frate, dar am luat-o din empatie, că Mihaela de o săptămână stă singură pe canapea și nu o bagă nimeni în seamă. Și m-am și am vorbit cu ea. Păi cum, ce vrei să fac? Am băgat-o în seamă, am făcut ouă cu ea. Nu, dar vorbesc în general. Aia, eu vreau să zic că m-am uitat la emisiune, Mihaela nu se mișcă, uite cum stă Antonia, așa stă Mihaela. Da, deci nu o bagă nimeni în seamă. Păi ce vrei să fac? Păi, te-ai cerut să mergi. De ce? Nici eu, om. Să știu. Tu ce crezi? Da. Așa. Și așa am zis că da. Deci dacă nu te cereai, erai cerut. Nebun. De ce ea s-a cerut? Da, frate. Când am intrat, săraca da. S-a la camera. Și te pupă. S-a cerut Antonia la mine? S-a cerut. Acum mai târziu? Mi-a zis Patrick. Păi da, a zis Patrick când a venit că s-a cerut și Antonia. Să vină. Într-o vorbe. Patrick a intrat în casa fetelor și am rămas sus și m-am pitit după perete că nu m-a văzut Cristina. Și ăsta s-a dus, băi, Cristina, ce m-a enervat, Radu, la bă, ce perversie. Și zic, da, că și cum ne face așa, da. Și ascultam de sus, de acolo, zic, uite, iauză. Și după zic, dați, ne puteți da cadru cu ce Radu, face Radu și că se ceartă cu Adelin pentru Cristina. Și când dă cadru pe Radu, era lui. Eu eram pitit acolo, dar trebuia să vii, trebuia să mai fi dat, să vezi ce mai zice, da. Ce hoț și ăsta, mă. Și vezi, Cristina, da, așa faci cu mine, așa face mereu, i-am să facem pace, dar nu vrea. Bă, Hai să facem și noi. Bine, acum nu mai are haz. Deci fii atent, om. Tu e acum încolo. Vorbește peste toată lumea, ca să te faci auzită de către el atât. Nu trebuie să porți o discuție serioasă, le iei deoparte și vorbiți. Zici, bă, uite, eu simt asta și asta. Eu știu că trebuie să vorbesc cu el, dar cum să vorbesc cu el dacă nu m-a lăsat acolo? Eu și-o felit de asta. S-a cerut. Stai că mi-am amintit. S-a cerut și a venit Robert, pe Robert l-a lăsat și pe Patrick, nu, pe Antoni, nu. Și Antoni s-a enervat. Dar nu, dar s-a enervat tare. Ați rămas ok acum după discuție? Eu sunt bine cu ea, mă. Ce nu sunt bine aici, ce se întâmplă în casă. Tu îți dai seama câte îmbărligături. Bă, ce, numai îmbărligături aici, mă. Atacuri subtile, insinuări și... Da, mă, tu ai traseu tot, îți vezi de viața ta. Păi n-ai cum să-ți vezi de viața ta. Așa trebuie să faci printre ele. Tu îți vezi de viața ta, dar ăștia spun un mesaj eronat care tu nu l-ai făcut, publicul vede, îți dă în cap. Afară. Așa, nu e adevărat. E totul filmat, tu ai spus. Nu e totul filmat. Totul aici? E tot o filmă, să aici ceva de pe TikTok în care n-am făcut. Tu chiar crezi că a zis Robert aia cu te-ai șurat de nevoie? Și Cristina făcea, da, ia uite. Dacă o zis în glumă, sigur o zis în glumă, dar... Și Cătinca, mă, de ce nu zice, mă, frate, că lasă de înțeles așa. E a doua oară, bă, care mă acuză de ceva, tu ești nebun? Eu fată care fac TikTok de mult timp, de 8 luni. Este super simpatică, super... N-am nimic, absolut nimic cu ea, absolut nimic, nici nu vorbesc prin mesaj, nimic. Doar pe TikTok. Ce crezi, mă? După ce m-am despărțit de Mihaela, am început să arunce așa în mine. Cine? Că ce?
Că eu vreau la Mihaela. Că Mihaela o sună pe mama. Uh-huh. Să-i zică că eu vreau finala, să iau bani, să mă duc după aia. Mihaela o sună da, pe mama frate, ta? Da, să zică prostii care nu le-am auzit în viața mea, știi? Nici nu imagineam că îi se duce atât de departe mintea. Nu știu, mi se pare așa că se eschivează de la situație, nu prea are motive de despărțire, înțelegi? Chiar nu are, eu ce n-am făcut. Parcă încearcă să-și găsească și când nu-ți găsește se mai ridică de când vede pe cana. Nu, dar momentul în care apare cuvântul despărțire, de chiar și în glumă, așa. Nu, e bine, nu. E bine. Aici vine în emisiune să zică că, că știe ea că eu am pe una afară. Mm-hmm. Pe cine? Giulia, da, și eu am văzut pe TikTok. A chemat-o în casa iubirii, da, da, da. Tu mai ales dacă te știi că ești nevinovat, frate, nu trebuie să-ți pese, bă. Bă, mie nu-mi pasă, dar lumea care n-are toată lumea TikTok, care vede la TV, nu mai te votează, știi, scazi în voturi, scazi în alea. Dar știi, ei mă atacă în de la joale pe unde trebuie, știi? Cu minciuni. Cine core, mă, să minți? Nu cred că ai făcut nimic greșit. Cred că ai făcut greșit atunci când l-ai iertat prea repede. Uh-huh. Și că nu, probabil nu a fost destul suspans la voi în relație, gen. Înțelegi? Nu a fost paprică, pepe, el pepe, înțelegi? Dar el fiind mai dramatic... Adică piper. Am înțeles, el, da. El fiind mai dramatic, mai așa, la început era interesat, mă, pasiuni, chestii. Și în momentul în care nici l-ați primit date să evoluați cumva, ați rămas cumva în același punct, nu s-a întâmplat nimic, el caută lucruri interesante să se întâmple, gen să se certe cu tine. A, asta e interesant. Ce vrea să mă îngroape ca să ce? Da, da, da. Ce vrea să zică cu chestia asta? Crede că mă presionează să o pup pe Catinca sau total eronat ceea ce face, nu e bine. Da, cum, și Catinca da, da. Tace din gură știind că nu e adevărat, dar nu-i dă contra să nu se cearte, să cearte cu ea. Dacă nu are dramă omul, da, de ce nu-i dai? Nu-i dai ce trebuie. Da, una caldă, una rece, ca la 20 de ani. Oricum, tu ce vrei, relație bătrânească? Am fost prea bună eu așa la început. M-am da, și l-a iertat atunci foarte repede. Da, exact. Tu de-aia te ataci atât de mult cu Robert, că și el te descoperă pe tine. Eu nu mă atac niciodată. Taci din gură! Taci din gură, că când te aud, când zice Robert cât un adevăr te aud pe tine, aolo, nu mai pot. Nu mai pot. Dar cred că tu faci așa. Dar întrebarea e când zice Robert la Robert. Adevăr. Deci tu faci așa la Robert, nu eu. Eu pe ce? Eu pot să vorbesc, și cu Robert și cu tine odată și eu pot să eu niciodată nu i-am dat atenție lui Robert când a vorbit lângă mine. Niciodată. Bă, las-o, frate. Tu dacă vorbești cu mine acum și te-a strigat Robert, Antoni, tu gata, bă, nu mai uitate la mine. Deci eu țin minte pe tine, când ți-am zis Radu nu mai comenta nimic că de-aia sare pe tine. Eu țin minte. Niciodată. Taci din gură, mă, că știu bine. Tu astăzi ai vorbit cu Vlada și a vorbit Bianca peste Vlada și tu erai mai mult la Bianca decât la Vlada. Nu, frate, deci nu-mi plac lucrurile astea. Asta m-a deranjat. Tu ai problema ta cu Radu și cu Bianca, nu? Păi nu am nicio problemă, că ți-o rămas ție pe suflet, nebune, așa. N-am nicio problemă. Aici vor să dea de înțeles că eu am obsesie cu el. El are obsesie cu mine. El a intrat peste mine. Eu înainte să vii tu, 3 săptămâni la rând, 3 săptămâni. Eu stăteam acolo, vorbea cu mine, nu-l băgam în seamă. Bă, mă căuta, mă jignea, bă, m-a jignit de multe ori. Eu de când am intrat, tu știi cum se vede? Se vede că de invers. De când ai intrat tu. Ești pe el? Da, de 2 zile nu-l bag în seamă. Așa, ok, bun. Okay. De și o să-l bag în continuare, să vezi că intră în discuțiile mele. Da, se bagă, dar uite, fii atent, am văzut astăzi spre conexiune. Nu-i bine, mă. Erai cu Catinca pe ecran, da? Vorbea ea, ai vorbit tu, o zis Radu nu știu ce pe fundal. Te-ai ambalat, că o zis Radu, în loc să-i dai să o vorbă, da, adevărat, dar în loc să-i dai o vorbă scurtă lui Radu, să-i zici bă, taci sau nu-l mai băgați în seamă, 5 minute ai rămas că s-a băgat Radu. Am fost atent încearcă la Vlada. Încearcă să ai atenție către persoana am fost atent. Și oricum nu ești în măsură. Către persoana care dar nu ești în măsură să zici că dacă eu vorbesc cu persoana dragă, sunt atent în altă parte, că și tu ai avut de o grămadă de ori vorbe, discuții cu Cristina și când se băga Bianca, ziceai a, că bine, se beagă Bianca și nu știu ce. Și tu cu Bianca ai avut acele. Te-ai uitat tu. Sunt 100% sigur și țin minte momente, perfect. Și de acolo s-a băgat și Ionuț. Când ziceai Ionuț, vorbește cu Cristina, lasă-o pe Bianca. N-a fost așa ceva. Cred că asta se întâmplă la toată lumea. N-a fost așa ceva. Așa că Vlada acceptă situația, probabil. El nu... La el sentimentele nu cresc.
au rămas pe loc. Fazile astea pe mine mă mai îndepărtează așa ușor, nu știu, mie nu-mi plac. Nu mai zice asta, exact. O să zic, a, tu te-ai îndepărtat, nu eu. Vezi că am dreptate, că de-aia te simt mai diferită, mai. Nu-mi plac fazile astea, nu-mi plac. Eu am mai trecut o dată asta, nu vreau să mai trec încă o dată prin astea. Diferența este că ție se umflă venele. Tu te enervezi un pic mai mult față de Robert. Ai băgat-o repede. Gen, dacă intervine cineva, știi, și practic oarecum... Și tu nu încerca acum să te iei tu coate-n-coate cu mine, că eu ți-am dat foarte multe sfaturi bune și tu nu încerca să faci de-asta cu mine. Dar tu te iei coate-n-coate cu mine. Eu ți le dau frumos. Tu te iei coate-n-coate cu mine. Și te-am ajutat de fiecare dată. Și vezi că ai zis, păi și eu ce nu te-am ajutat și vezi că tu ai zis, bă, poate nu știu ce, o să se vadă chestia aia când ai zis cu Vlada și când ai adus-o în subiect, nici măcar nu m-ai lăsat pe mine să formulez cum a fost de fapt. Și ai formulat tu cum ai vrut. De fapt. Cine vine să facem un test? Giulia? Giulia, vine să facem un test? Cu păpâinea. Nu, ne trebuie trei persoane. Că trebuie... Ce înseamnă asta? Ne jucăm mutăm. Vreau să mă pun cu Cosmin, da, nu cu tine, să cu... să-mi ia de pâine. Cu cărți. Felii, asta de culoare de trebuie să treacă de la mine la tine la ea. Și de la ea la mine. Dar îmi strig machiajul. Nu îmi strig. Dar fără mâini. Dați-mi un trebuie să ții capul mai în sus. Nu mă bag la așa ceva. Haide! Nu ați găsit pe mine. Păi nu are nimeni cărți aici în casă. Ei, nu mai avem magicii. Nu mai avem. Cu foaia. Și eu, e faină ideea. E faină ideea. Ia, cum a fost de fapt? Și eu cum am spus-o eu? Cum ai spus-o fix cum ai spus-o tu, nu, omule? Nu, spune cum ai spus tu, că tu nu ții minte cum am spus eu și după o să zic. Bă, nu vine să cred că tu îmi spui mie așa ceva, când spune eu țin minte tot ce se întâmplă aici de 100 de mii de ani. Ai zis foarte clar că Vlada, dacă se mai comportă așa, cum se comporta în momentul respectiv, tu nu o poți vedea mama copiilor tăi. Ai zis așa? A, B, C. A, nu. Tu aici poți să zic că ai cât de cât dreptate, dar n-au fost exact cuvintele astea și n-ai nicio vină. Identice. Că nu sunt identice. Am specificat că Vlada ne încercând să rezolve situația, eu nu vreau să stau cu o persoană care nu încearcă să rezolve o problemă între noi. Ai zis că nu poți vedea mama copilor tăi. Chiar eu te-am întrebat. Nu pot vedea mama copilor mei. Poți vedea pe Vlada mama copilor tăi? În situația de față nu o pot vedea mama copilor mei. Asta da, asta e cuvânt. Și am argumentat de ce în situația de față. Și a doua zi ai argumentat. Nu, am argumentat aici. Am argumentat ai aici. Zis că dacă ea, domnule... Și a doua zi am zis că este. Nu că am argumentat. A doua zi am zis ai că zis este. Că, păi da, după ce ai rezolvat situația. De asta îți spun, omule, tu când te enervezi la nervi, ți-am zis o grămadă de ori, nu realizezi ce zici. Și după aia când te calmezi, regreșezi la nervi. Da. Nu știu dacă ți-a fost sau nu dor de mine, dar mie mi-a fost foarte dor, motiv pentru care m-am întors și cred că prima mea discuție ar trebui să fie cu Anthony, motiv pentru care îl aștept aici. Dar ce sărbători știi? O lună de relație între Catica și Robert. Auzi, mai bine așa că am cu șervețel din ăla. Ți-a adus ceva? Eu tot rujul ți se ia. Care relație? Dar cu hârtia nu. Nu ți-a adus nimic. Dar el știe. Nu vreau să vorbim. El știe. Dar tot așa mă e. Faceți testul. Rușine! Te rog. Păi... Te rog. Nu-mi vine să cred. Dar ce aveți fetelor? Doamne, ferește. Te-a rugat. Vă apucă? Dar mai să fac cu aia. Ca să știi aerul. Dar fă-o mai mică. La mie să nu-mi dai. Stai acolo. Băie, nu te mișca. Dar hai. Mi-a găs cu ea. Ia, trebuie să scriu pe cea se. Haide, hai. Faceți un cadou și hai picioare să punem ce merge. Un cadou. Păi da, și un picioare. Hai să facem jocul. Nu știu ce să fie. Ce mai amuzant. Nu ții minte să fi venit aici și să fi regretat foarte, foarte mult ceva ce am zis. Cred că cearta cu Cosmin prima, aia am regretat-o. Dar de ce v-ați certat voi? Ca să nu știu eu. Nu te interesează pe tine. Exact. În fine, hai să nu mai dezbatem subiectul ăsta, că n-are ce. Că iară, na, el o să zică ceva cum mi s-a părut lui, eu zic cum mi s-a părut mie și n-are sens. Ideea e că ne-am împăcat și, na, și e ok. Îți bătrâni. Hai, de ce ne vine să mă pucă? Cristina, mai ales e cea mai bătrâni. Ai făcut un dom? Da, e. Cristina e un suflet.
Tu știi cât m-am gândit eu în gală să zic niște cuvinte și am trântit-o fix? Uuuu! Antoni, mergi în camera roșie. Oh. Pe ce? Oare cu cine-i? Vlada. Vlada? Păi de ce în camera roșie și nu cu Ibușor? O veni fată, fete. Da, dar de ce să veni fată? O fată din sezonul ăsta. Nu cred. O veni Tema. Bă, mor, dar de ce? Nu cred. De ce o merg cu camera roșie? Bă, da. Emma sau Patricia? Ai cerut camera roșie? Nu am cerut eu. Emma sau Patricia, ia. Nici nu mai vezi de acolo, nu. Dar dacă a venit, dacă a venit. Dacă a venit. Nu vine nimeni fata, cu ce ocazie să vină? Miră-te. Păi ce caut în camera? Că nu-i băiat, nu-i băiat nou, Bianca, te poți mira. Asta e dramă de fapt. Ai mai chemat să vină în camera roșie? Ia. Yeah. Da. No. Da, e fată! E Emma! Nu cred! Dar zi dacă e Emma mor! E, e o fată! Da! Ești la 5 ani, e de 3 ori. Da. Bă, dacă e fată nouă. Da, are pe cine să iasă ca să... E Vlada, sigur. Picioare! Nu cred! E o fată? Nu se poate! Se vede? Deci nu se poate! Nu! Bă, nu cred, nu cred că e Vlada. Nu cred că e Vlada. Nu cred, bă. Deci eu nu cred că e Vlada. Ele nu ziceau de dincolo, nu cred că Vlada e acolo. E roșu îmbrăcat, uite acolo, se vede piciorul. Sau pantofilul. E fată nouă. Și are emoții, are emoții, te cădea din picioare. Da. Vai. Bă, nu vine să cred. Vai. Vreau să vă spun, sunt argentin. Hai să ne uităm la pantofi. Argentin, da. Și are ceva... Dacă scutem... Dar e cineva cunoscut oricum, e cineva cunoscut. Aseară ducea pe live, da, Emma, de Antoni. Are o sandal gri. E vreo fată de acolo cu sandala aia gri? Nu, nu, nu. Nu e fată nouă. Se vede piciorul, nu vezi că e într-o fustă roșie? Uite aici. Se vede o sandal gri. Dar uite și piciorul, ești chiar? Zicea de Antoni pe live. Deci eu nu cred așa. Arătați piciorul tău să-mi dau seama. Mi se pare că e piciorul Patriciei. Hai mă, ce se întâmplă, mă, frate, arată. Da, păi până urcă ăsta, până... Aaa, o fi Emma. Dacă Emma mor. Că ai văzut că i-a declarat Emma pe TikTok? Da, Emma sau Patricia? Nu, nu-i Patricia. Emma, Emma, că e mai... Vai, a luat o fi. Emma, Emma! Emma are... Ia! Nu m-a putea spune ce rabi de-aia. E Patricia! Nu, nu. Emma! Nu e Emma, e Larisa. E Emma, mamă. Taci, mă, că nu e Emma. What? E Larisa. E Natalia. E la... Larisa. E Larisa! Nu cred! Da, e Larisa. Da, Larisa. Nu cred! E Larisa. Ce se întâmplă, bă? Nu cred. Ce nu, nu, nu cred. Nu cred așa ceva. Ilarisa. Bă, frate, eu acum stai. Bă, ești prost. Stai, bă, că n-am văzut-o la față. Ilarisa, mă. Păi, Ilarisa. Ilarisa, mă, frate. Bă. Nebunia lumea. De ce nu a scos niciun cuvânt? Cine e aici cu mine? Și Ilarisa o să stea cu mine în cameră. Lisa a făcut plele de găină. Incredibil. Eu nu cred așa ceva. Nu se poate. Mama mia. Bă. Cum se spune în italiană la de ce ți-e frică de aia nu scapi? Nu mai cred. Nu cred. Doamne, de ce mă bucur că a venit Larisa? O, bă, bă, era dor de ea. A pus-o Antoni. Nu cred. Dicurea că te spaventa nu-mi pui corere. Crezi că ești pregătit să-ți dai ochelarii jos? Băi... A venit în vizită, mă, sigur. Bă, îți dai seama ce știu, eu cred că a venit de tot. Păi și nu contează. Păi cum, mă, fată nouă, Sorin, top, Sorin, fetea. Să avem mai mult. Larisa. Dar cum s-a... Bă, tu dai seama ce situație pus acum asta? Mic. Mic? A nostru. În Ciucan și Nicovală. Așa. Nu plânge, Vlada. Respiră, 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 respiră. Mă, și noi vorbeam la masă aici de ea. Da, și el cum exact cum zicea Larisa de zâmbet. Crezi că îmi recunoști vocea? Nu știu. Cum crezi că mă cheamă? Habar n-am. Bă, Larisa și cu Vlada, mai vă dau seama, mă!
Mi-e frică, mi-e frică. De ce, de ce mi-ai zis asta cu... Păi nu știu, gândește-te. Nu cred. Mi-a picat fisa. Păi și nu vrei să mă vezi? Vai, nu cred. Vai, nu cred. El e doar rămas cu Larisa când a plecat Larisa. A plecat, a plâns după Larisa, că era îndrăgostit de ea. Cum a ieșit Larisa. Noi am votat pentru Larisa. El era în cunoaștere cu el, vrea să se cunoască în continuare cu ea și noi ne-am dat, noi, băieții prietenii lui, ne-am dat seama că, bă, nu mai are rost să încerc, hai să o scoatem în față, noi ne-am autosesizat, nu ne-a rugat el. Și pun pariu că acum Larisa o să vrea să-l cunoască pe Antoni, deci dacă nu o să vrea să-l cunoască pe Antoni... Păi dacă l-a cerut în camera roșie, mă, dacă l-a cerut în camera roșie... Și i-a zis, de ce nu vrei, nu scap? Eu cred că a venit de tot, eu cred că a venit. Aveai cu somn în timp. Da, eu cred că a venit pe bune. Bă, ești nebun. Dacă vrei, putem să vorbim spate-n spate, dacă nu ești pregătit să mă vezi. Nu vine să cred. Fii atent. Dacă e în vizită, probabil o... N-are cum, mă, să fie în vizită. Nu e vizită, a venit de tot, vă zic eu. O câștiga sezon sau ceva, n-are cum să fie în vizită. Nu, e de tot. E pe bune. Păi da. Dar nu e bine să fie așa. Direct te-ai aruncat în spate cu 100 de metri. Direct. Nu te iubești deloc dacă faci așa. Dacă tu știi că ai încredere în tine, frate, n-ai cum să te doboare. Păi la ei e foarte la soluție fața acum, așa, automat în oasă. Băi, Patrick, și la ce mă gândesc, că tu ai dreptate posibil? Și care posibil, e faza, frate, astea? Auzi, posibil ca ea să fi fost acasă, că am văzut că a interacționat cu George pe live-uri. Poate l-a cunoscut pe George afară, că știi că ei plăcea de George mai mult. Nu era pe gustul ei și ce-o fi zis, bă, Antoni, poate era mai bun. Și poate chiar a venit pe Turel să-l recucerească. Poți să-i dau jos acum? Bineînțeles, când te simți pregătit. Deci, pentru cine ai venit? Larisa. Ai, nu cred. Mă pun în pielea Vladei. Deci cum ai simțit? Groaznic. Mamă, fetele. Kinga, de exemplu. Ăsta e, așa. Da, când, mai ales când eram cu... Să fi fost... Asta e cel mai mare șoc ever. E mie, mi s-a făcut pielea de găină. Și mie. Pentru ce... De ce te-ai întors? M-am întors aici pentru că consider că nu am arătat tot ceea ce pot eu în emisiunea asta și am regretat faptul că am plecat și motiv pentru care m-am întors. Vai, nu vine să cred cum de n-am recunoscut vocea. De ce te uiți așa? Cum așa? Vai. Da, și mă, că a zis Larisa pe TikTok că Antoni vrute și nevrute. Bravo. Uite, pe asta nu mi-am adus aminte. Că da, și da, Larisa a zis despre Antoni. Că zice bine că n-a făcut nimic cu el. Nu l-a crezut nicio secundă. Da, că e fals, că nu știu ce. Poate i-am zis că nu mai vine Larisa. Wow! Nu vine să cred că o să stau în cameră cu ea. Mamă! După tot ce e început, o să fie bombă. Uite. Am ținut în mod special să te chem aici pentru că am considerat că dintre toți băieții cea mai importantă discuție vreau să o port cu tine. Așa. Eu știu în ce stadiu te afli tu în prezent aici în casă, dar cu toate astea eu am avut multe rețineri când am fost aici. Mi-a părut foarte rău și mi-am încercat norocul și am încercat să revin. Tu te bucuri că mă vezi? Nu știu ce să zic. Păi trebuie să fii sincer. Sunt sincer și nu cred că este aceeași bucurie care a fost prima oară când te-am văzut aici. Uite, eu am avut foarte multe nelămuriri, ca să zic așa, în ceea ce te privește pe tine. Știu și am primit și mesaje. E vorba că eu nu pot să înțeleg cum tu spuneai că ești îndrăgostit de mine și că suferi foarte mult la hotel și că plângi, că plângeai în pernă, pe aici la fel. Tu păreai a fi victimă și eu păream a fi persoana rea. Și imediat cum am plecat, după câteva zile, tu ai mers la date cu fata asta, Vlada, și te-ai sărutat cu ea și ce să înțeleg? Dar-s curioasă ce vorbesc!
A doua zi după ce a plecat Larisa, Antonie era deja cu Vlada și acum ce? Se întoarcă iar la Larisa? Vai, deci, tati. Voi vă dați seama că noi am vorbit aici la masă despre ea? Da, da, doar ce am vorbit azi, nu? Da. Prietelor, dar Larisa a susținut de 100.000 de ori pe live-uri, da, că îl place pe Antonie, că nu o să fie niciodată ceva. Live-uri, emisiune, acolo, că nu l-a crezut niciodată, da, că i-a da, adică, niciodată. Adică, da, să nu chiar a spus, i-a menționat că nu este genul ei, nu-i, nu. Poate a venit să-l certe, să nu-și bată joc de Vlada. Și dacă a venit pentru altcineva? Bă, fetelor, și am văzut TikTok. Am văzut un TikTok cu Larisa, unde Larisa a brăcat cu Bailey. Da, și eu la fel, și eu la Cris. Eu să fie merge lui Larisa. Era cu Bailey. Oh, my God. Dacă Anthony răspunde la ceea ce face Larisa, o să fie foarte rasul pentru Vlada. Doamne, sau acum, dacă Anthony, fără să câștigă Larisa, dacă pune Larisa mâna pe el și vede Vlada un cadru, dar dacă luam, dacă Antoni chiar are o simpatie pentru Larisa. Are. A fost topit. A plâns. A plâns când a plecat Larisa. Și la hotel a plâns. Are. Wow. Bă, cumva venirea la Larisa m-a tremură foarte tare în relația lor. Tremură nu, că am zis și eu, că dacă Larisa se bagă pe ei. Deci, în primul și în primul rând, pe mine m-a afectat foarte tare că tu ai zis că bine, că tu considerai că am jucat eu teatru. Nu știu, eu ți-am arătat că, nu știu, erau emoțiile mele scoase așa, o farfurie și totuși puteai să vezi pe mine treaba asta și cum tremuram de fiecare dată când veneam la tine. Dar și uite, așa. Eu aveam sentimentul ăsta, mă gândeam că poate emoțiile pe care le avea erau din cauza contextului și cumva nu aveam încredere pentru că așa sunt eu inițial, știi? Eu sunt genul de fată care are nevoie ca cel de lângă ea să aibă răbdare, pentru că eu nu sunt genul ăsta care ne-am cunoscut, hai, gata, relații, ne pupăm, gata, știi? Consider cu tine n-am avut eu răbdare? Eu da, asta consider, că nu ai avut suficientă răbdare și că nu, cum să zic eu? Eu de la tine nu primeam nimic, la modul că nimic. Tocmai, ceea ce spuneam, pentru că nu ai avut suficientă răbdare, eu așa sunt. Și tu, la momentul în care noi ne-am cunoscut, ai spus că vei fi dispus oricum să ai răbdare și să mă cunoști, Larisa, știi? Cu două zile înainte să iau eu decizia aia că nu mai vreau să continui, okay, venisem eu la tine să văd ce ai și nu m-ai băgat în seamă. Da, ok, aia a fost o greșeală mea, dar nu consider eu că a fost ceva atât, adică cum ai transformat-o într-o dramă, știi? Și săptămâna aia numai semnalele le-a primisem. Așa am considerat eu, am urmărit foarte mult episoadele, știi? Și mi-am dat seama că, cumva, în fața băieților, tu m-ai pus pe mine într-o postură foarte proastă. Clar nu le-ai spus tu să mă voteze, știi? Dar ai făcut-o în așa fel încât să pară că băieții au considerat, când m-au văzut pe mine, suferind, că îmi fac un bine, pentru că, oricum, la aceeași concluzie am ajuns și eu. Pentru că tu nu te-ai fi apropiat niciodată de mine. Și asta a ajuns să simt și eu, să simt pe final. Și oricâtă răbdare aș fi avut eu, tu ai fi rămas așa. Dar de unde știi asta? Știi vorba aia? Nu riști, nu câștigi. Pentru că nici măcar, când mă uitam la tine, nu simțeam asta, cel puțin în ultima săptămână. Bă, vezi că e nașpa situația, e nașpa rău. Da, e. Dacă ei trec împreună peste momentul ăsta și trec peste, bine, împreună... Da, da, și Antone. Da? Nu mai desparte nimic. Gândește-te prin ce m-ai făcut tu pe mine să trec, prin câte stări m-ai făcut tu pe mine să trec. Și eram acolo în gală, în fața ta și țin bine minte și n-ai putut nici măcar atunci, când eu pur și simplu nu mai aveam nicio apărare. Eram praf. Și nici atunci n-ai putut să, nu știu, să îmi spui ceva mie. Eu, care venisem pentru tine și tu îmi ziceai să interacționezi cu celelalte frate și eu ziceam că nu vreau, că decât cu tine vreau să stau să vorbesc. Știu, așa este, dar ți-am spus motivul pentru care eu insistam ca tu să interacționezi și cu o interacțiune este ceva normal. Adică nu ți-am spus flirtează cu fetele sau cred că ar trebui să ai interes și pentru celelalte fete, a interacționa e perfect normal. Corect, dar eu simțeam timpul pe care l-am în casa aia să-l petrec doar cu tine. Bă, mi-e milor de Vlada, sincer. Da, dar nu ai cum, bă, dar trebuie Mai sunt și situația în care sunt ei acum. Da. Deci dacă acum Antonii tremură sau ceva în camera asta roșie... Bă, dacă el dă o reacție, eu îi sar în cap, deci, cum eu am dat reacție la Patrick. Deci dacă el acum o să aibă emoții, cum avea când era lângă ea și tremura, deci
Pentru ea o să fie... Ia, ne dați exact un cadru să vedem. Păi da, mă, dar n-ai cum să fie așa, frate, dacă orice s-ar întâmpla. Sunt fete, sunt, da. Da, mă, da, așa. La fel. Ne dai și nouă sunet. Dar asta e psihologic, frate, trebuie să fii mereu... Tu dacă e mâine, să zicem, bine absurd. Ea cred că știe că de mult a ținut... Situația lor nu era una bună. Nu e una bună. Și dacă Antoni gestionează bine camera roșie și știe ea să face film deja. Mai ales, a venit și momentul ăsta, a venit și momentul ăsta când erau ei... Păi aia zic, foarte nasol. Aia zic că nu-s bine. Dacă venea când erau bine, nu, poate era mai stabilă, știi, poate era mai... A venit un moment așa, mai... Dacă ar fi acum să faci un top 3? Nu vreau să fac niciun top acum. Vreau ca eu am în capul meu, dar nu vreau să fac un top. Deci, uite, cumva a revenit un nou vechi concurent, Patrick. Ok, n-am știut asta. Patrick a zis de că n-are vreun top, pur și simplu a venit aici să cunoască, să trăiască din nou experiența, să arate o versiune mai bună a lui și așa mai departe. Asta am considerat că, era și motivul tău, că ai venit să trăiești experiența ca așa, dar acum ai dat-o că ai și un top pe care nu vrei să-l zici. Păi da, eu inițial când am intrat prima dată în emisiunea asta, am făcut un top și după mi-a părut rău, să zic așa, și acum prefer, cred că am dreptul ăsta de a păstra topul confidențial. Oricum nu este un top. De ce nu este un top? Nu este un top. Este decât unul singur? Cumva da, dar ți-am zis, prefer să păstrez momentan. Uite și acum, tot serioasă, tot, nu te degajezi deloc. Dar eu nu mă consider așa, nu. Eu știu, eu am simțit oarecum asta la tine, mai ales prima oară când am venit. Poate ai fost mai mult tu când la început când am venit eu, ca să mă ajut și pe mine să mă degajez în același timp, ca să eu aveam emoții și să mă ajut să... Eu pe întreg parcursul am încercat să fiu așa, știi? Doar că după am început să văd anumite chestii și îți spun sincer, nu știu cât o să te deranjeze și cât nu, dar eu la un moment dat am auzit chestia aia de Emma din club, nu știu dacă este sau nu adevărat, și atunci am început să-mi pierd încrederea și în același timp orice... Da, ai fost tu așa săptămâna... Interes. Săptămâna aia cu mine. Pe teoria asta merg. Mă gândesc cumva că ea poate l-a cunoscut pe George afară. Da. Nu i-a mai plăcut de el. Și eu vezi, băi, regret un pic. Uite, am tu așa, așa. Sau poate a văzut cum e ea într-o relație, a văzut, a urmărit-o cum e cu Vlad, așa, da, uite, băiatul, uite, băiatul ăsta e ca lumea într-o relație. Băiatul ăsta e ca lumea într-o relație și ai să intru. Poate și-a dat niște păreri grește despre el. Da, mă gândesc. Nu știu, rămâne să vedem. Mă gândesc, le luăm pe toate. Nu-ți dau cu părere înainte. O luăm pe toate părțile. Nu, eu nu dau pe aia. Nu? Și că zicea Robert de traumă, nu cred că e traumă. Cred că dacă sunt niște sentimente puternice pentru băiatul ăsta, să zicem că te simți un pic în pericol. Știi că i-a plăcut de ea înainte și normal să simți. Partea cu Vlad ar fi avut o traumă în trecut. Mai cum să faci, mă, așa ceva? De asta are reacția asta. I-a răbufnit acum. Gen, a strâns și acum chiar a răbufnit. Ea acum își face grijă, să gândește dacă băiatul ăla o să-și îndrepte atenția mai mult către Larisa, dacă băiatul ăsta o să... Ea trebuie să rămână calmă și cu poziție. Asta, ea la cum... Dora, ea n-are încredere. Zero încredere. Hai să facem, voi ce credeți? Larisa sau Vlada? Anton? Hai, o Vlada. Să fie, nu știu, chiar, chiar eu zic, vă spun de acum că la Turisa o să aleagă Vlada. Tu? Eu zic o să aleagă Vlada, dar o să mai cadă și în ispita Larisei. Dacă e real, e bine așa? Tu? Bă, eu sunt colegul lui de cameră și ce, dar poți să dai părerea. Nu știu. El era foarte fier pe Larisa și știu foarte bine că, da, stăteau împreună și vorbeau. După așa știu și eu puțin așa și am auzit și am cred că pe Larisa. A și plâns pentru ea și... Băi, îl știu bine. Știi care e ideea, Patrick? Bine. Eu cred că el o să aleagă Vlada, da, pentru că a prins niște sentimente mai puternice, dar o să mai cadă și în ispita Larisei. Nu m-am sărutat cu Emma, dar oricum orice zice nouă să se ia în considerare. Ok, mă rog, oricum asta nu are atât de mare importanță, ci pur și simplu, ți-am zis, eu ce sunt, că eu nu am știut ce să înțeleg. Ori tu ai fost fals față de mine, pentru că n-ai cum, știi? Eu am fost îndrăgostită, la modul în care nu e posibil atât de ușor să treci peste, știi? Doar dacă, nu știu, dacă ți-ai un pansament, da? Eu din nimic n-am mai fost îndrăgostit niciodată, cum am fost la tine, dar din nimic. Să nu primezi nimic să mă îndrăgostesc, așa ca și cum... Păi nu știu, acum dacă ar fi să compari situația, nu știu, pentru că tu în prezent te-ai declarat îndrăgostit de fata asta, de Vlada. Până la urmă e iubita mea.
Dar dacă ar fi să compar situațiile, pentru cine crezi că ai avut sau ai un sentiment mai mare sau ai avut sentiment sau ai? Sentiment mai mare l-am pentru ea acum. Dar ei poate au venit în casă pentru altcineva. Mai totuși suntem în urmă. Pentru cine? Pentru Antoni e așa o surpriză, că na, șoc. Ați mai fost atât. Te așteptai să mă mai vezi aici? Și acum să mai vină încă un băiat. Să mai vină un băiat din sezonul... Da, cine? Hai să adunăm toți băieții acum aici, de încolo, nu mai, să nu mai vină nimeni. Cine să mai vină? Nu-mi vine nimeni. Mulțumesc. Larisa, eram nemulțumită de multe chestii de aici, din emisiune. Nu-ți adică... convenea nimic. Pentru cine a venit? Pentru Adelin, că e singurul care a intrat. Adelin și... Adelin... Și Patrick? Păi, da! Ei, da, aia am zis că Patrick e plăcut de Patrick. Eu am fost în cameră, nu știu, Patrick e eu plăcut de Patrick. Da, da, da. Și zicea că Patrick nu a tratat-o cum trebuie. Dar ea nu știa că Patrick este în casă. Ok, nu știa, da. În momentul ăsta nu ai ce să faci, nu ai ce să mai schimbi. Și care treaba? Dacă alege Vlada, o să stea... rău cu Vlad, o să stea într-una rău cu Vlad, dacă o să aibă în cap, uite, a venit în casă, ce o să fie de ei trei, nu știu. Zit? Bubuia? Da, am fost șocat am când am văzut mama. Stai că poate a venit doar pentru o zi. N-are dar cum, să eu cred că a venit de tot. Are, mă, cum, mă, că a venit și... Dar nu-i câștigătoare, n-a fost o... Nu-i câștigătoarea sezonului, cum a venit Sorin cu Larisa, nu? Păi ei au câștigat sezonul, da, normal că au venit ca invitați, dar acum... Nu, mă, Larisa... nu, eu știu de ce e Robert asta, cumva că sunt 8 fete, dar a mai fost sezonul trecut, a mai fost 8 băieți. Și anul ăsta. A, a fost și anul ăsta. Lasă că-s bun, mai multe fete. Camera, ne puteți da și nou un cadru, vă rugăm frumos? Bă, și dacă a venit în vizită, cumva tot e de bunogur, că își văd ei reacțiile, știi? Ea vede cum se comportă el cu ea în camera roșie, el vede reacția ei de acum și că chiar ține la el, că din asta ține. Eu vreau un cadru cu... Acum, dacă Antonio o dă în bară cu Larisa, s-a terminat cu Vlada. Da. Da, o termină. Mă doar! Doar să știu că e cu alta în camera roșie. Cu fata care... Stă în camera roșie cu fata care era el, îndrăgostit de care plăcea lui, înțelegi? Nu știu dacă ar fi să compar modul în care m-am îndrăgostit, pentru că ea a făcut niște chestii ca să mă îndrăgostesc de ea. Tu n-ai făcut nimic și mă îndrăgostisem de tine, dar acum sentimentele mele sunt mult în favoarea ei, pentru că, uite, tot așa, am ajuns să fiu vulnerabil la niște chestii, să mă macin la hotel, tot așa. Eu cu ea, în perioada asta... Păi, dar nu știu cât acum în fața ei, nu știu cât pari tu credibil, când, na, dacă ea a privit emisiunea înainte. Păi, când interesează. Tu spui că ai fost foarte îndrăgostit și chestii de genul ăsta și că suferi foarte mult. Și apoi, imediat, e vorba de câteva zile. E vorba de câteva zile. După câteva zile, tu mergi la date și te săruți. Păi, tine te-a deranjat? După câteva zile. Tu spui de parcă te-a deranjat lucrul după ăsta. După câteva zile. Mă cerți? Nu, zic așa, nu te cert. Eu m-am simțit ca și cum, nu știu... Mă, nu știu, acum, în momentul ăsta, cred că... Ce crezi? Cred că am explicat și a fost mai mult o dezamăgire de-a mea și a fost în sinea mea. N-am de ce să stau supărat și acum să mă consum pentru o fată care nici nu cred că voia să mă cunoască. Deci m-ați comparat toți de aici cu aia și ea stă acum în camera roșie cu el. Înțelegi? Și eu stau aici ca proasta și plâng că nu știu ce fac ei acolo. V-am zis. El trebuie să fie foarte atent acum. Să nu crâncească ceva, o privire sau ceva, că s-a terminat șmecherie. Sunt curios când a auzit Antoni vocea lui Larisa. Bă, acum depinde și ce-și dorește. Vezi cum a rămas, da, a făcut așa. Păi a rămas așa, așa a rămas depinde, depinde și ce-și dorește el. I-a zis Larisa, de ce nu vrei, nu scap sau ce? Nu mai merg lucrurile, nu știu, n-am în direcția auzit bună, cum o și zis, că bă, nu prea mai merg lucrurile sau simt eu că s-o încă ne-am răcit. Da, mă, dar momentul în care ți-a plăcut o persoană, ești atent la privirea ei, la ce ți-a plăcut, la sufletul ei, la și eu cum pare că el o să fie ceva privire între și Larisa. Între Ciocan și Nicoval acum, da. E groaznic. Că lui a plăcut de Larisa, aspectul ei fizic, tot. Mamă, eu, dacă era să fie, nu știu, din iubitul meu în cameră, acolo eram. N-ai cum să fie cu fosta. Și eu sunt curios, vreau să văd fața lui Antoni, nu?
Știți ce ar fi acum cea mai tare fază? Să le dea mesaj. Antoni, condu-o pe Larisa în casa fetelor. Salut! Nu, nu, se vezi cum coboară de mână. Sau Larisa, mergi cu Antoni în casa băieților. N-are sau... unde să-i dea mesajul, frate, că e la camera roșie. Auzi, dar de ce nu te duci tu acolo? Că iubitul tău, da, exact. Ia du-te. Iubitul tău. Cere voie la cameră. Că iubitul e ce stă cu fosta într-o cameră. Da. Adică logic. De să zice, haide. Hai, du-te, du-te. Gen, nu știu, e ok. Asta da, îți meargă ea, da. Larisa a refuzat toate date-urile, a refuzat tot ce a fost mai frumos în casa iubirii. Pentru că o simțe că nu e persoana potrivită pentru ea. Nici George, nici Anthony. Măi, dar poate vine pur și simplu acolo în camera roșie și gata. Și după aia, nu-i. N-are cum. Adică... Da, că e cu Sani oricum aveam. Două chiar. Poate de aia Anthony vrea să despartă cu mine. Poate pentru mine e fapt. Crede-mă că e și pentru mine e fapt. Gen... Nu, da, toate, nu-ți vărsa toate frustrările pe faptul că ai ieșit și după aia mai ești curaj să te întorci, știi? O, oh, mi-e frustru. Mama, nu. Da, ea așa a făcut? Nu, e adevărat, e frumos ce a făcut. Da, nu, nici nu s-a zis la emisiune să zică că nu l-am simțit pe Antoni, sincer, că nu i-am plăcut, că nu zis, mi-a plăcut, că nu știe, că George, că bla, 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 tra-la-la, de fete, de una, de alta. Eu așa sunt. Încă de la început și ți-au spus toți băieții că Larisa mai greu. Așa este, dar știi cum e când muncești foarte mult pentru ceva ce-ți dorești, te bucuri și de roade. Dar nu consideri, uite, toți băieții au spus și după ce ai plecat tu, că n-ar fi avut niciun răbdare pe care am avut eu. Nu consider că totuși am fost destul de răbdător. Nu. Evident că ți-au spus lucrul ăsta pentru că, repet, tu tot spuneai că suferi foarte mult și că te simți foarte rău și că, știi, chestii de genul ăsta care m-au pus pe mine într-o postură rea, foarte rea, deși nu era cazul. Hai pentru să... că eu nu ți-am făcut rău ție, nu ți-am făcut nimic rău. Ți-am făcut vreun rău? Intenționat la nu. La propriu. Intenționat nu. Ok. Dar altceva vreau să te întreb. George n-a mers? Nu e vorba de asta. Eu recunosc. Eu după ce am ieșit din emisiune nu m-am văzut cu George deloc. Imediat după ce am ieșit din emisiune am făcut niște meciuri pe TikTok și apoi am vorbit la telefon și am ajuns la concluzia că nu funcționa, indiferent. Da. Dar nu a fost ceva ca să spui că, nu știu, că hai să fim serioși. Nu veneam eu aici că mi-a mers sau nu mi-a mers, știi? Da, știi care e chestia? Nu e vorba de asta. Mie nu venea să... Deci am rămas așa... Dar nu pot să cred că nu mi-ai recunoscut vocea. Ți-am recunoscut parfumul. De-aia am făcut așa la parfum. Și uai, și rămăsesem mască, cu fine. Păi nu știu, să fiu fericită. Îmi doresc să fiu fericită eu. Lui Robert e plăcut. Lui Robert îi place de Larisa. Da, asta o să zic. Da, poate că veni și eu să zic. Catinca! Și Larisa o să dat că vrea interacțiune cu Robert. Da, Catinca, vino, da. Vino! Hai să se... Ce? Zii tu că mi-e rușine. Nici eu nu zic. Bine, lui Robert îi place de Larisa, știai asta? No, bun. O să plângă în două, mă. Zicea dintr-una de ochii ei, de... știi că... Nu, dar și ea a zis odată că dacă ar fi să aibă interacțiune cu Radu sau cu... Nu, cu Radu, Radu-i frate. Cu Robert, ai zis. Au zis și de Radu ceva, gen că se înțelege bine, dar... Păi și Robert, i-a luat apărarea în fazele cu George, în toate chestiile alea. Da, i-a pus acolo când a apărut pe ecran. Și ce ăștia ai cu deitor? Da, a zis da. Că are frumos. Fata, dar ții minte când Larisa a povestit aici de Lorena, că i-a povestit Ambra în cameră, că nu s-ar vedea niciodată. I-ai povestit tu vreodată cumva Larisei că nu te-ai vedea niciodată cu Robert? Scuze. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Mă uziți pe la băieți.
întâmplat? Dar ce cu reacția asta? Ce s-a întâmplat? Vă doare, doamna Andreescu. Ce te doare? Toată situația asta, știu eu. Ce-i cu tine? Ce-ai simțit? Pe mine mă compară cu Larisa și am văzut... Când te compară cu Larisa? Că face comparații. Mă compar cu... Cine? Anthony? Anthony te-a comparat vreodată el cu Larisa? Nu, dar știu eu că... Știind că lui a plăcut de Larisa, a fost îndrăgostit de Larisa și să văd acum pe amândoi în camere roșie, știind că ce fac ei acolo... Am simțit eu prost, așa, nu știu, m-am și enervat, că nu știu ce fac ei acolo. Pe mine m-au deranjat lucrurile pe care le-am văzut după și e normal, poate... Ce anume? În gală, când am văzut atunci în gală, toată săptămâna aia cum... Trebuie să plecăm? Aparent. Bun, îți zic asta. Pe mine m-a deranjat, de exemplu, în gală, că am văzut toate lucrurile legate de George. Cum tu îți doreai ca el să fie acolo, nu eu. Și m-a deranjat. Nu a fost așa. Cred că trebuie să vii la băieți, totuși. Da, asta am vrut să spun. Poftim. Mulțumesc. De ce, da. Anthony, dacă Larisa a zis că nu are nicio treabă cu el, de ce? Bun, Anthony. Reacția ta poate fi în urma a două lucruri. Te doare pentru că nu ai încredere în tine sau te doare pentru că n-ai încredere în el? Te speria pentru că n-ai încredere în tine sau în el? Nu, eu n-am nici încredere în mine și nici în el. Pentru că, Vlada, vreau să-ți aduc aminte, tu ești iubita lui. El n-a făcut un cuplu cu Larisa, ei nu s-au sărutat, ei n-au avut nimic. Da, a avut așa o încercare de... Ce mi-a zis fetel că el a fost mai aprins cu Larisa, mai cu foc cu Larisa decât cu mine. Mă doare să aud asta. Da, chiar înainte să se difuzeze. Da, era rost. Noi vorbeam la masă și spuneam că el tremura în prezența Larisei, că era mai foc cu Larisa și probabil... Vlada, toți concurenții care intră aici în această casă... Tremură, da. Eu făceam așa. Tremură din cauza emoțiilor. El avea emoții. Adică n-ai de unde să știi dacă tremura pentru că era atât, da, de foc. Da, a văzut fetele cum a fost el cu ea pe tot tipul ăsta cât a fost și aici. A, da. Să-ți reamintesc de câte ori a ieșit în club în timp ce aici zicea că nu mai poate. Opa. Să intre. Îmi sună voce. Bună ziua! V-a fost dor de mine? Da! Da! Mai ales ție! Mă, ce mal i-a fost! Ce faci? Ce-ai slăbit! Bine? Jur! Da! Dar e mai că slăbit! Tu vezi că eu tot te trădesc cu drag, deși da, tu m-ai trădat! Da. Antoni, succes! Antoni, frate! Ce vă succes! Vă glav! Vă glav! Vă glav! Vă glav! Nu cred, da. Da, pentru că e rău de tot, da. E foarte rău. Ce faci, mi-a dat că e foarte, foarte rău. Nu cred, dar n-ai mai spus așa. Nu stai înapoi. Bună, Larisa. Bună, bună. Vrei să te la ea? E bine, Vlad, dar poți să mă duc la ea. Larisa, mai pe. Ei. Opa. Nu le spun, ce faci, mă? Nu am portocaliu așa. Lasă-l. Așa a intrat și prima oară în portocaliu, parcă nu. Nu, în negru. Negru să mă. Da. Scuze. Mamă, ce faci, Larisa? Ce cu tine pe la noi? Ce zodie ești? Bine, hai, dar chiar puneți-mi întrebări. 18 mai? Ai mai slăbit așa. 18 mai? Pe bune vorbiți. Ești îndrăgostită? Ai fost îndrăgostită? Nu. Vrei să fii? Da, tu ai fost îndrăgostită. Ce ocazie pe la noi? Vlada, Doamne, Larisa. De ce faci lucrul ăsta? Se și vide. Ce ocazie, chiar? M-am reîntors în urma, nu știu, am urmărit foarte multe emisiuni. Eu cât am fost în emisiune, nu prea mă uitam. Nu vedeam ce parcurs am, nu vedeam felul în care eu mă port. Nu urmăream, că nu aveam timp. Și după ce am ieșit din emisiune, am urmărit foarte multe episoadele și am văzut... Episoadele nu eram care tu erai eu. În casă? Da, da. Și, nu știu, mi-am dat seama că nu eram eu și nu consider eu că nu am trăit suficient experiența asta și nu așa cum mi-aș fi dorit. Adică eu am venit aici pentru altceva. Okay. Și sunt pregătită să consider fiu mult mai deschisă. Consider că aveai pentru care puteai să lupți și nu ai luptat suficient? Sau nu ți-ai asta, da, interesul? Bineînțeles. Păi de acolo și regretul meu. Vlada... Te consum degeaba, încearcă să fii puțin rațională. Știu că doare, dar încearcă să fii puțin rațională. Respiră și gândește-te. Eu sunt iubita lui. Felul în care mă privește, felul în care vorbește cu mine. Ce se întâmplă? Adu-ți aminte, el, după plecarea Larisei, a uitat
A uitat de tot, a uitat de Larisa. De tot, dintr-o dată, pentru că te-a văzut pe tine. Tu ce crezi că se întâmplă acum ca Larisa? Nu știu, poate întâmpla să fie întâlnirea asta așa. Să-și reaprindă sentimentul. Exact. Dar cum ai că să-și reaprindă sentimentele? Păi el pentru ea. De sentimentele lui s-au stins. Dar nu există, atât timp când ai terminat ceva cu persoana, nu există să mai ai sentimente chiar pentru ea. Păi cum? Când a venit... Nu mai zic atât. Dacă nu pui dacă era nu, dar ce drept, a venit Natalia la Nicoleta și Sorin și Nicoleta tot s-a agitat foarte mult, dar după ei au fost mai bine. Clar nu a reacționat așa. Ce nu înțelegeți voi, că odată un lucru încheiat, exact. Dar probabil o să vă dați seama cu trecerea anilor, odată un lucru încheiat, Vlada... Supa încălzită. Dar nu era. Sunt situații excepționale. Bine, la ei nici nu s-a consumat nimic, da? Și după, da, acolo nu s-a terminat niciodată. L-ai văzut pe Ionuț cu altcineva? Ai văzut tu pe Larisa cu altcineva? Nu. Antonia, a doua zi? Vlada. Date. Vlada. Da. Exact, da. Să ne amintim de reacțiile lui, Vlada. Adu-ți aminte de reacțiile lui când te-a văzut. A uitat complet de Larisa. Dacă ea era atât de importantă în sufletul lui, precum crezi tu, precum zic fetele. Și dacă eu când am intrat și Larisa mai era aici, credeți că la fel era așa? Da, pentru că înainte ca Larisa să iasă... Tu ai urmărit? Măcar un pic? Nu. Păi și atunci... Vlada, în gala respectivă, Antoni deja începuse... Până în gală, Antoni deja începuse să-i reproșeze lucrurile Larisei. Și cu ce gânduri? Gânduri noi sau vechi? Ce ai spus, Robert? Gânduri vechi sau gânduri noi? Clar gânduri noi. Deci nu vrei să te întorci la Antoni? Nu e vorba de nici nu a fost asta la mine ca să se întoarcă. Nu, dar te-ai cu tine, te-ai cred că altceva ai vrut. Ai un top 3, Larisa? Nu am un top 3. Cum să zici, mă? Oricum, persoana pentru care am mai mare interes, prefer eu să rămână confidențial până văd eu ceva. Ce să se vadă? Bă, întrebarea cheie este, vrei să reiei ceva cu Antoni? Noi prea dintr-o dată cred că se întrebați. Da, sincer, da. Prea multă presiune. Eu v-am spus că am în capul meu, na, clar, ceva, dar eu prima dată când am venit aici, am făcut un top și după... Da, după ai regretat am fost, că... Sincer, da, pentru că am pronunțat ceva și... Și acum prefer... Tu râzi de mine? Nu, care fac? Serios. Nu-și mai aduce aminte, nu-și mai aduce aminte. A fost Patrick? Da. Da. Și cred că pe primul a fost Marinel, Laurențiu și Patrick, topul meu. Dar asta m-am spus și atunci. Pe toată lumea ta. Pe toți trei ne regret. Păi, cum să zic eu, am făcut topul respectiv atunci, doar din punct de vedere, fizic, nu știu, fizic. Pentru că eu nu vă știam comportamentul, nu știam atitudinea fiecăruia. Deci clar, eu am ieșit din top, Marinel a ieșit, Laurențiu a ieșit, dar poți face acum un top 3? Nu sau vrea nu? Să facă masa din aurea, că nu-și mai dorește să mai facă, pentru că se lasă interpretat. A zis, am întrebat-o, Patrick, am întrebat-o și eu în camera roșie și a zis că oricum n-are un top, top. Ah, ok. Larisa, cu ce să mă revanșez? Cu ce ai făcut rău? E trădat. Că m-ai votat. Dar nu erați frați. Nu erați frați. Eu țin minte că vorbeați numai cu fratele meu. Noastră a rămas la urmă că n-aveai pentru ce. Bine, așa. Nu, și după, nu știu, mi s-a părut sincer că v-ați făcut o impresie greșită. Pentru că tocmai tu ai spus că n-ai urmărit emisiunea și ți-ai dat până și tu seama că comportamentul tău nu era unul așa cum ți-ai dorit. Într-adevăr, și eram foarte introvertită. Și noi ne-am făcut o impresie greșită, înțelegi? Era în capul meu, cum să zic eu, fiind obișnuită să mă deschid mult mai greu în viața de zi cu zi și să mă apropii foarte greu de cineva. Eu dar ai înțeles de cine am făcut da, Larisa, am poate și divina ta cumva. Oarecum tu fiind... Ai văzut cu George afară? Nu, am vorbit. Larisa, oarecum tu fiind mai serioasă de fel și lumea din jurul tău se adresează la tine tot într-un mod la fel de serios și e greu, nu știu, e greu să ieși din partea asta cu seriozitatea. Trebuie să fii mai degajată sau, nu știu, oamenii din jurul tău să fie mai degajați cu tine. Așa, eu cel puțin așa văd eu când interacționez. Ce-ai dorit să fie ea? Eu clar mi-am văzut greșelile. Mi-am văzut greșelile. Gala, material. Și eu sunt persoana care nu face niciodată de două ori aceeași greșeală. Da, greșesc, dar niciodată nu face a doua greșeală. Înveți din greșel și nu mai repeți. Hai să ne gândim și așa, din punctul tău de vedere.
Să zicem că se reaprind lucruri între ei. Sau se aprind, că poate n-au fost niciodată. Tu trebuie să vezi partea plină a paharului, ești tânără, ești frumoasă, ai toată viața înainte. Înseamnă că n-a fost pentru tine, punct. Da, eu sunt conștiință de asta, dar nu știu. Îmi place mie să fiu eu pusă în situația asta. Ce situație? Nu știu, eu stau aici și știind că el este cu altă fată în camera roșie. A plecat de mult. A fost, înseamnă. A fost. Bine, dar nu cu altă fată, că dacă mă ceam eu n-aveai niciun stres. Exact. Cu Larisa. E sus și pe punctul ăsta de... Da, probabil la asta sunt. Da, e... Cred că nesiguranța o doare mai tare. Poate dacă erau... Da, și pe tine, Catinca, cumva. Cum? Și pe tine, cumva. La ce vă referiți? Lasă-ți unghiile în pace. Și, nu știu, mi-aduc, v-am auzit mai devreme. Ce ai spus? Că Robert a plăcut-o pe... Bianca a zis, nu eu. Bianca? Cristina? Nu, Bianca, nu. Mihaela a zis. Nu, eu am zis doar că Larisa a zis la un moment dat că ar vrea o interacțiune cu Robert. Aici în casă era vorba de interacțiune și el a ales pe Robert. Dar și el, parcă. Cineva a zis, ea Mihaela. Ia ține minte mai bine, că ea... Păi, asta când vine și relația, fiți atent la... Lua apărarea în situația cu care... George, dar poate lua apărarea pentru că avea el conflicte cu George. Adică... Din gură. Deci tu suferi că suferă Vlad, dacă Tinca? Suferă sau suferi pentru tine. Sau suferi pentru tine. Sau suferi la dublu. E la dublu? La dublu, la dublu. Dar cât e? 60% la ea și 40% la tine? Da, cam așa. Dar tu ai să te bucuri că ai stat cu ea în cameră, ați fost prietene. Da, și acum vine ținea pe Robert să zice prietenul. Dar tu de ce te-ai bucurat așa? Eu mă bucur că veni la Reisa. Eu am înțeles bine. Dar tu n-ai zis că s-a... Sigur de asta? Da, gale. Eu chiar m-am bucurat, sincer, când eu am nu vorbit ea urât. Dar Catinca a fost colega ei de cameră. Știu, dar... Catinca, tu nu te-ai înțeles bine cu Larisa? Ne-am înțeles bine, da. Foarte bine. Și Mihaela s-a bucurat mai tare. Da, dar Catinca a zis că tu ai vorbit-o urât pe Larisa. Nu am vorbit-o. Eu am spus... Nu ai spus tu că ai vorbit-o în cameră. A, da, dar zic în gală. Am vorbit urât, eu n-am vorbit niciodată urât de Larisa. Tu nu o să recunoști niciodată. Vlada. Nu. Antoni este iubitul tău. Iar tu ești iubita lui. De când te-a văzut, a uitat complet de Larisa. De ce nu aveți încredere în voi? Da, sfatul meu nu era decât să fii mai glumeață, mai degajată, ca să... Ca să-i plac și lui. Legat adică de seriozitate. Exact așa cum sunt eu în viața de zi cu zi, dar vă repet, eu aveam aici cumva rețineri, pentru că nu reușisem să mă obișnuiesc nici cu voi. Asta înseamnă că ai venit cu forțe proaspete, să înțelegi. Uite, mai am tot așa dileme pe care n-am apucat să te întreb. Tu ziceai că nu te interesează părerea lumii și în momentul ăla când am venit eu la tine și n-ai discutat deloc cu mine, te plângeai de părerea lumii. Părerea lumii, în general, nu-mi pasă, a străinilor, știi? Dar când intervine, nu știu, părerea celor apropiați mie, eu oricum sunt genul mai rebel, așa, care fac ce vreau eu și nu... Dar tot mă gândesc așa. Cum când îmi spun ai mei, apropiații mei. Păi și ce, vrei să-mi spui mie că cei apropiați ție și-au dat cu părerea despre apropierea ta față de mine, pentru că tu ai zis în momentul ăla că asta te ține pe tine. Că îți reproșa lumea că treci rând, prea repede de la George la Antoni. Și asta, dar în primul rând faptul că ți-am zis. Ai văzut că eu inițial eram puțin mai deschisă cu tine. După ce am aflat ceea ce am aflat, nu mai eram chiar așa. Eram în dubii, nu știam dacă să cred sau nu și după a apărut ea pe live și a început să spună și atunci chiar am început să cred și avusem și o discuție la momentul respectiv cu Catinca. Dar ea n-a vrut să-mi spună, pentru că la fel nu era sigură, dar eu mi-am dat seama, pentru că cumva, na, îmi dădea de înțeles că știe, dar n-a vrut să-mi spună. Revinoți, așa trebuie să gândiți, indiferent de ce se întâmplă. Poate ei acum deja fac planuri de un date. Înțelegi? Ce se întâmplă acum, doamna Andreea, că nu se mai poate? Se miră prea tare, oare? Cer scuze că a reacționat așa. Cum? Cer scuze că a reacționat. Cer scuze că am reacționat așa. Dar nu trebuie să-ți cer scuze. Vreau doar să înțelegi. Adică, de ce faceți lucruri de genul ăsta fără să aveți încredere în voi în prima fază? Se termină pământul, se oprește lumea, se întâmplă acum tot. Nu, este un reality. La un moment dat, văzându-l pe Patrick care a venit, voi trebuia să vă gândiți că o să revină și o fată, că așa a fost și în sezonul trecut. Cine s-a gândit la Larisa, doamne? Eu m-am gândit la Larisa. A spunea că Tinca nu, niciodată, n-are cum.
te-ai gândit la Larisa? Când ai realizat acum, că nu o să se întoarcă Patricia? Adică? Patricia nu s-ar întoarce niciodată. Aici? De ce? Dar de ce ar trebui? Nu știu. Mi-ai zis în emisiune acum 2 săptămâni. Că ce? Că poate vin concurenți, da, vei? Multă lume. Și vine Patricia? Patri. Da. Păi da, dar adică acum de ce să vină? Nu. Sunt deja 7 fete. E un moment în care eu nu m-am Larisa, de ce a venit? E a 8-a. De ce a venit? În vizită, sper. Că pleacă una. Că ne-a spus doamna Andreea să ne pregătim în gală. Este cu totul. Totul cu totul. Mai vine și un băiat încă. Aici nu vă mai răspund. Eu cred că da. Dar vai, cine să mai... O să vai, vină... Nu, o să plece o fată și... E foarte simplu. Poate mai vin și alți foști concurenți, poate nu. Hai. Poate trebuiau să vină alți foști concurenți. Și de zonă 1, doamna Andreea. Sunt curioasă. Cine vrei să... Cine vrei să vină din sus? Sorin. Mihaela. Nu cred doar așa. Vrei să, vrei să vină Sorin pentru... Mihaela. Doamna Andreea, dar am întrebat. Zi. Nu. Da, vreau. Vrei să vină Sorin? Nu, te mai întreb o dată, vrei să vină Sorin? Am văzut că te postează. Ce? Că vine sezonul. Că vine și în comentarii. Pentru cine să intru? Pentru Mihaela, pentru Mihaela, pentru Mihaela. Am întrebat doar. De acolo, de la satul mare, acasă, aproape de tine? Nu neapărat de el, dar blocurile alea noi. Bun, Larisa, așa cum uite, la noi aici în casă, când erai în camera roșie cu Antonia, a fost cumva o discuție că tu, după ce ai fost eliminată pe live-uri, ai făcut niște declarații în legătură cu Antoni, da, că n-ar fi serios, că nu poți avea încredere în el. Păi tocmai de asta ai spus acum, nu? Ți-ai schimbat cumva impresia despre el? Aș vrea să-mi schimb impresia. Tocmai de asta eu l-am întrebat, eu l-am chemat pe el în camera roșie, pentru că am considerat că, spre deosebire de ceilalți, am anumite nelămuriri pe care le am față de el și na, doream să mă lămurească. Nu am înțeles cum el vă spunea vouă că suferă și cumva v-a indus vouă chestia asta și după imediat este vorba de câteva zile, da? Nu săptămâni, luni. Imediat în câteva zile el deja a mers la date și a sărutat fata și... Da, știi? Adică eu nu pot asta. Deci decât dacă e pansament. Respective pe baza am unor fapte ale lui. Pe cui se scoate, da, la da. Am simțit oarecum că fata aia îmi dă căldura după răceala pe care mi-ai dat-o tu. Eu ți-am spus, te-am întrebat, ce ai prețui mai mult? Ceva ce primești imediat cer sau ceva și asta, pentru care muncești? De-aia am susținut că tu ai fost cea, fata pentru care am venit aici. Oh, ce drăguț. De-aia am susținut, că ești fata pentru care am venit aici. Tu, mamă, nasule. Vlada, Vlada era foarte rău. Da, să ne gândim și pe Vlad acum în partea de altă parte. Da. Ce? Ia fost drăguț, putea să respecte. Poate ea acum au cadru, poate asta și dar... ai creat panică. Păi de ce asta, dacă ea e sigură? Noi în perioada asta... A venit un moment ofis când ei nu erau bine. Nu sunt bine deloc. Avem niște discuții, nu ne-am certat. Adică ai venit la fix. Cum am venit și eu atunci? La fără 20. Vedeți. Da. Vlada. Sunt ok. Mai întâi trebuie să te gândești la lucrurile pozitive și după să te frământi în asemenea hală, îți faci atât de mult rău. Serios. Sunt bine. Sunt bine. Trebuie să fii. Ce vrei să știi? Ce au vorbit și de ce a venit. Pentru că am chemat-o noi. Scopul și durata vizitei. De ce a acceptat? De ce? De ce cu Antonia asta, nu înțeleg eu. Pentru că probabil voia să vorbească cu el. De ce? Că n-are de drag, de nedrag, de... Dar zicea că n-are nicio treabă cu el. Vrei să o întrebi tu? Nu vreau, eu să vorbesc cu ea. Nu vreau să vorbesc cu ea. Vreau să vorbesc cu ea. Poți să vin aici? Ia scuze, vorbești tu. Să vină. Dar să nu stea pe canapeaua aia. Ăla e locul ei. Acolo. Stă în locul. Da, era locul ei, Vlada. E o coincidență, nu e locul Larisei, termină. Exact. Am zis așa că nu. Nu bine, dar ea se spăra că ți-a așezat cineva acolo. Da. Mai știi că ea da. Întreb dacă aveți pentru bun. Robert? E acolo. Nu pot să cred. Nu știu ce să zic. O întreb eu. Acum auzi, că a venit pentru Cosmin, că l-a văzut. Hai, lasă! Nu cred. Nu cred. Eu am zis la masă și a făcut Giulia. Ca și cum nu? Nu cred. Stai liniște, Giulia, că nu a venit pentru Cosmin. Dar pentru cine crezi că a venit? Pentru Robert. Deci dacă a venit pentru Robert,
ca ochii la fel. Sper că nu. Colega ta pentru... activează. Fosta. Câți ani ai tu, Larisa? 21. 21? Uh-huh. Cred că parcă îi place lui Adelin. Lui Adelin sigur îi place. E foarte matură pentru vârsta ei. Da. Oh. Eu uite-l cum ai gândit. Nu m-am făcut așa. Ce ai spus, Robert, tu? Dacă George a încercat să te vadă afară. Și prima dată eu am ieșit din emisiunea de aici și imediat cum s-a difuzat că eu am ieșit, noi am făcut niște meciuri pe TikTok. Am văzut. Niște mai multe meciuri, vreo 2-3 ore. Așa, și după, imediat după, eu am luat inițiativa de a vorbi cu el, de a-l suna și, nu știu, mi se părea că nu vedeam nicio evoluție și nu vedeam... O schimbare la el. O schimbare, exact. Adică mă așteptam să fie cumva altfel. Și după am decis împreună că, bine, mai bine să rămânem prieteni. Dar să știi că cam așa se întâmplă mare parte când pleci din emisiune, când două persoane au plecat din emisiune, au încercat și afară, dar nu e nicio diferență, adică cum e o persoană aici, așa e și afară. Nu, din contră, nu e adevărat. Eu mă uitam la mine și nu mă recunoșteam, jur. Spuneam, ce cu mine, dorm? De ce la nu? Modul că erai tăcută sau de ce? Da. Tăcută, închisă, introvertită, dar v-am zis, eu probabil sunt așa pentru că în trecut au existat anumite evenimente care m-au făcut să, nu știu, să nu mai am încredere atât de ușor în oameni, să nu... Și pentru mine, o dovadă a faptului că cel care mă dorește, mă-mi și merită, este atunci când luptă pentru mine. Și tu consideri da. Că eu n-am luptat pentru tine? Eu am considerat probleme. Că nu ai avut suficientă răbdare, nu știu. Ți-am spus că era prea devreme, pentru că abia era situația cu George. Trecuse de 2 săptămâni. Prea devreme pentru mine. Bun, într-adevăr, poate prea devreme. Poate prea devreme, dar erau 2 săptămâni, după alte 2 săptămâni, când deja lucrurile se terminaseră între voi. Nici eu nu vorbesc cu ea. Mihaela, tu vorbi cu Larisa. Da, da, când o să audă, că nu știu ce ai zis rău de ea. Dar n-am zis rău, am zis doar că să-și asume dacă vrea ceva sau nu cu Anthony. Atât, altceva nu. Cred că și-a asumat acum. Deci chestia să le-am vorbit cu ea și la hotel. I-am spus să nu se mai scriveze în emisiune asta, nu altceva. Și am spus și aici de față, de mai multe ori, altceva nu. Da, dar nu vreau să fac o emisiune până când nu ești bine. Nu vreau să te vadă Anthony așa. Da, da. Bine. Calmează-te, că nu e. Bine. Tu ești frumoasă. Tremuri. Și ești iubita lui. Punct. Oricum, un lucru este cert. În câteva momente o să afli exact dacă a venit pentru Anthony sau nu. Hai să luăm acum așa puțin ipotetic. Deci acum chiar vorbesc ipotetic. Să zicem că el și-ar dori să lupte pentru tine. Ipotetic, deci nu e nimic concret. Doamne ferește, e doar așa, ne imaginăm. Bun, zicem că el și-ar dori să lupte din nou pentru tine în condițiile care la cum e într-o relație. Ești dispusă 100% să-i acorzi o șansă? Bună, Larisa! Bună ziua! Bună ziua! Ah, când era răspunsul la bun, l-am prins. Ce răspuns, Radu? La întrebare. La o întrebare bună, rău de tot, dar s-a făcut conexiune. Să plec? Să o închid? Doamne ferește! Sau să pleci tu? Plec eu. Să fii mai mult loc aici pe rapă. Cel mai bun răspuns. Bun. Bine ai revenit, Larisa. Bine v-am regăsit. În primul rând. În al doilea rând, pentru că s-a creat o situație extrem de gravă aici în Casa Fetelor și pentru că nu putem lăsa lucrul ăsta să escaladeze, aș vrea să-mi răspunzi cu da sau nu la o întrebare. Ai revenit în Casa Iubirii pentru Anthony? Eu în prezent nu am încredere oricum. Dar vreau să văd, nu știu, cum decurge situația între el și Vlada. Adică ea nu ar trebui să-și facă griji dacă are încredere în totalitate în sentimentele lui. Dar tu, dacă tu Larisa, suficient. Tu, Larisa, ți-ai dori să reintri aici în Casa Iubirii pentru Anthony? Eu, personal, Larisa, știam că nu. Ok. Eu așa știam. Acum, dacă vrei tu să pui puțină sare și piper, te înțeleg. Dar fiind această situație, am să te rog să răspunzi cât se poate de sincer. Te rog. Ok, să o liniștesc pe... Te rog, da, te rog. O să zic nu. Mulțumesc mult de tot. E ok? Da, ok, am înțeles. Nu. Bun. Iar acum să continuăm. Dar pentru cine? E, aici te rog să nu mai răspunzi. Bine.
S-au făcut multe pronosticuri aici în casa fetelor și n-aș vrea să dezvălui. S-au făcut atât de multe încât vreau să le țin așa pe jar. Sunt tare curioasă pentru că eu aveam anumite așteptări din partea fetelor și sunt tare curioasă câte dintre ele se bucură și câte nu. Eu zic că Bianca a zâmbit cel mai mult. Ce? Eu eram în șoc, dar m-am abținut. Noi ne-am întristat pentru Vlada mai mult. Ce s-a întâmplat cu Vlada? A fost ca intrarea lui Patru. S-a speriat foarte tare, s-a supărat foarte tare. Pentru că ea în acest moment nu este foarte bine cu Anthony. Și cumva s-a gândit că și venirea ta ar cântări acolo la acel rău care există. Mă rog, dacă e rău, e o situație. Anthony are niște semne de întrebare, nu mai vede bine niște lucruri. Vlada nu înțelege de ce. Mă rog, un pic parcă se repete istoria, dar nu vreau să fiu eu cea care zice asta. Ce istorie? Nu vezi, nu simți interes din partea fetei? Văzând-o astăzi pe Larisa, mi-am adus aminte, oare nu așa i-ai spus și ei, înainte să plece? Da, atunci erau toate semnele clare. Atunci poate la mine e decât un semn de întrebare. Exact. Era... Iar acum nu e niciun semn. Eu am zis și în gală că problema poate este la mine. Poate. O să vă întâlniți și o să vorbiți și o să lămuriți. Nu? Da. Vlada, vrei să-i spui ceva lui Anthony? O să vorbim. Vlada, vreau eu să-ți spun ceva, nu mai fi supărată. Mi-a trecut supărarea, Larisa. Sper că nu. Mai ales că i-ai zis tu. Ai zis că nu vorbești cu ea, de ce vorbești cu ea? I-am mulțumit. Ah. De ce să nu vorbești cu mine? Ei, nu vreau să vorbesc eu acum. O să-ți placă de mine când o să mă cunoști. Da, sper. Și de mine. Și tu ai zis că nu vorbești cu ea. De ce vorbești cu ea? Păi m-a liniștit între timp. De că ai un material de văzut în gală. Ai zis ceva? Cum? Eu nu ai vorbit cu mine? Ce? Sau ce? Larisa, cert este că toate fetele sunt terminate de frică. Nu toate. De cum nu? Eu n-am zis nimic. Eu nu s-ar face ceva, doamnă. Ce spre Bradu, nu? Asta am zis că nu s-ar duce. E normal, că-s prieteni. Eram frați la un moment dat. Erați, dar nu mai, gata. Sincer. Larisa, propod a fost aici. Ce rede, Radu. Și de aceea te rog, din tot sufletul, nimic nu zici. Atât. Bine. Trebuia să spui asta, pentru că eu așa știam și chiar ne-a speriat foarte tare reacția Vladei. Okay. Și am zis să o liniștim, pentru că n-ar fi fost corect. Ăsta este formatul, așa este emisiunea, este un reality, s-au întors foști concurenți. E posibil să se mai întoarcă și alții? Să plece dintre voi? Sau nu? Nu mai avem loc pe canapele. Păi, faceți loc. Vine. Mamă, fetilor, dar eu din multe dintre voi m-am așteptat să fiți bucuroase. Au fost, Larisa, au fost, da, au fost. Păi Mihaela a fost cea mai fericită. Eu m-am bucurat mult. Jur că la tine chiar m-am așteptat să te bucuri. Doar că avem o problemă. Înțeleg că a zis niște lucruri despre tine și când o să auzi o să te superi. Nu știu exact ce. Rezolvați voi. Vreau să voi. Aflu și eu. Rezolvați voi între bine, voi. Bine, și eu vreau. Dar Catinca a fost, nu? Colega ta de cameră, nu? Da, da. De iar nu ți-a fost dor? Catinca, păi, dar nu poți să schițezi vreun gest. Catinca, tu nu te-ai bucurat? Parcă nu se bucură deloc. Depinde pentru ce ne-a intrat. Da, fi sigur că da, pentru Robert. Robert. Eu nu fac surprize din asta. V-am întrebat pe voi. Deci sigur a intrat pentru Robert. Sigur. Uite-te la ea puțin. Nu fac surprize din astea eu. Am încredere în tine. Nu, bine, a rămas numai eu, Larisa, spune adevărul. Ești pentru mine garantat. Nu? Ok. Super. Cine acolo? Dacă Cosmin. E pentru Cosmin, este Giulia, de exemplu, care e așa. Dacă e pentru Patrick, este Elena. E pregătită pentru... Nu am zis nimic. Dar are voie spune ce-au vorbit în camera roșie? Ce anume, Vlada? Poate îi spune ce-au vorbit în camera roșie, ce-au făcut în camera roșie? Dar îți povestesc eu, poți să mă întreb pe mine, că îți povestesc eu de tot. De făcut, nu am dacă făcut nimic. Puteți să spuneți asta. Bineînțeles că au voie să zică, dar nu astăzi. Mâine. De aia și întrebam dacă pot acum sau nu. Acum nu, pentru că nu mai avem timp și trebuie neapărat să anunț liderii, ca voi să puteți să vă faceți planurile pentru gala ce urmează. Nu de alta, dacă mai vin foști concurenți, să aibă loc pe canapea. O să mă duc să le aduc eu în locul. O să fie cu dublă eliminare în cazul ăsta. Dublă, triplă. Wow.
Dar dacă e cu dublă eliminare, vă rog să faceți cărțile în așa fel încât Giulia să nu fie singură fără preferatul ei. Vă rog frumos. Vă rog frumos. Dacă plec împreună, amândoi mor. Da. Stinu. Frunte. Știu mâna asta. Larisa, Patrick când a revenit, a revenit cu o energie fantastică. A dat casa peste cap. Se pare că și tu. În sensul bun. Care a fost la Patrick. În sensul bun? La Patrick, da. Și ce, Larisa, în sensul rău? Mulțumesc mult, Cristina. Uitându-mă la Vlada. Hai să aflăm repede liderii și dacă ne rămâne timp, vorbim și de camera roșie, Vlada, da? Da. Cosmin! Bine, mă! Ce mic a scris. GG. Nehotărâtă. Cred că e al meu. A, e al ei, sigură. Da, ce s-a bucurat, Cosmin. Da, da. S-a avut motivația, da. Te uiți la episod. Ionuț! Mulțumesc! E ultimul. Cosmin, să nu fie supărat. Și o inimă. Elena, Elena. Mulțumesc. Să nu fie supărat? Da. În ce sens? Că era supărat atunci când trebuie. Se poate, Giulia, rămâi singură. Doamne ferește. Eu zic că nu, să nu ne grăbim în declarație. Patrick. De genul, doamna Andreea. Un smiley face. Pupiți. Rad. Acolo. Păi și data am fost șocată când ți-am dat votul data trecută și... Tu nimic. Mă, o dată în viața ta, după 3 luni de zile, te-ai gândit să mă votezi și tu pe mine și după cum adică o dată în viața mea? De 2 ori nu te-am votat tot... Asta e a 3-a oară. Hai, lasă-ne exagerai. Un vot doar pentru... Păi nu te-am votat o dată. Am votat. Da, tu te superi din cauza votului sau din cauza pupicului? Din cauza votului, doamna Andreea. Și din cauza pupicului și din cauza tot ce face. De ce ai văzut și tu pupicul lui Patrick pe gâtul Cristinei? Nu. Dar n-a fost pe gât? Pe gât? Pe umăr? A, ba, m-a scăpat unul pe gât, nu mai te duc. Pe gât? L-ai văzut și tu, Radu, și de asta ai pus ești supărat? Nu am văzut asta, dar... Când ai pus sticla pe spate? Când te-am luat... Nu, asta acum câteva zile, te-am luat în brațe pe sus și te-am pupat, cred că, pe gât. Pe asta nu știam, da? Hai, ce știe? M-am dat de gol eu. Patrick, ce-ai făcut? M-a scăpat, ce să fac, doamna Andreea. Doamna Andreea, și ce-mi place că dacă le spuneam eu lucrurile astea, zicea că o pun într-o lumină proastă. Așa se pare că le face singură și să și le tragă singură. Dar ce fac? Ce pune lumina proastă, că nu înțelegi? Nu, așa se te-a făcut. Asta e replica ei, doamna Andreea, că o pun într-o lumină proastă. Acuți-o pe tine acum. Cu ce? Păi dacă eu aș fi spus cumva că ei poate îi place de Patrick, ar fi zis că eu o pun într-o lumină proastă, deși se pare că faptul... Doamna, vreau spus că mi-a dat un pupic, e Patrick! Dar nu, eu l-am dat, nu ia mie. Dar la o prietenie care zici că e prietenie până la ajutor, mai aveți un pic să vă spusați. Dar nici n-am simțit asta, nici măcar... Hai, domnul, să știi ceva de mâine. Hai, domnul, să știi. Dar pe cel de azi l-ai simțit? Păi știu că mi-a pus sticla pe spate. Dar nu, azi n-am cupat-o, azi n-am cupat-o. A venit cu obrazul. Nu, m-am pus doar așa cu fruntea un pic. În fine, oricum mai e treaba. Ce-a zis? Cum că n-am pus cu lemn? Așa mi-era mie drag de ea, nu știu, așa mi-arătam eu dragul de azi. Da, și-a pus... Dar n-am cupat-o. Și-a pus obrazul de mic. Dar ai pupat în gol? Că s-a auzit pupicul. Nu, nu am pupat. Dar nici eu n-am simțit. Ideea e că tu poți să faci ce vrei, că noi nu mai avem nicio treabă, înțelegi? Păi dar ca idee, să tu poți să nu spui că eu te pun într-o lumină proastă, în condițiile care tu ți le faci singură. Tu ți le păi faci. Dar ce face greșit? Eu nu vreau să intervin. Nu face absolut nimic greșit, doamna Andreea, face fix ceea ce trebuie, însă sunt fapte pe care cumva le vede toată lumea și duc către faptul că Cristinei îi place de Patri. Și dacă eu puneam ce ar fi greșit? Deci Cristina nu face absolut nimic greșit, am spus. Face fix ceea ce simte. Dar dacă eu aș fi pus cumva accent pe chestia asta, ar fi zis că eu o pun pe ea într-o lumină proastă. Băi, eu nu înțeleg ce fac. Ce fac? Păi acum, de exemplu, stai, el pe tine te-a pupat, tu stai l-a pupat. Lider. Eu ce dar n-am simțit înțeleg? Nimic, că m-a pupat pe gând, nu m-a pupat. Nu, acum n-am pupat. Azi, nu, eu nu mă țin minte, dar poate m-a fi scăpat, dar nu știu. Nu cred. Ajutați-mă, a pupat-o sau nu? Că nu, poate n-am văzut bine. Nu, m-am pus cu fruntea așa pe ea, dar nu. N-am pupat-o. Ai pus sticla. Da. Mă rog, dar și Radu avea treabă. Vorbea cu Mihai. Păi da, și-a luat-o în brațe la final. Am observat asta. Este diferența de la cer la pământ între ce s-a întâmplat între voi și ce se întâmplă între mine și Mihaela. Faptul că eu mă duc și empatizez cu Mihaela este pentru că fata aia stă singură acolo pe canapea de 2 săptămâni unde? Și e nebăgată în seamă, nu vorbește nimeni cu ea. Dacă eu am omenire și mă duc și empatizez cu omul ăla, care e nebăgat în seamă și care e atacat în fiecare zi. Bine. Continuați mâine, vă rog. Sau tu, da, încă cu tine. Hai, Ionuț. Mulțumesc. Cu plăcere. N-am sărit pe ea, n-am pupat-o pe ea. Ai luat-o în brațe, gata. Mâine. Abține-te. Ionuț. Ăsta e al tău, nu? Ăsta? Da, păi tot are spațiu. Cine l-a făcut pe primul? Tot are spațiu. Vlada. Mulțumesc.
Cosmin! Bine, bă! Și cine este până la urmă? 3-3! Nu cred! Hai, repede, Mihaela! Cosmin! Îmbeste, Ionuț, îmbeste! Campanie! Cosmin! Elena! Cosmin! Julia! Cosmin! Trebuia să fie ultimul ăla din gală. Ăsta e bun. Cristina! Data trecută l-am votat pe Ionuț. Nu știu, cred că... O să votez Cosmin acum, că n-am mai fost de mult Cosmin. Nu cred! Cred! Și eu nu cred că o să fie votat. S-a spart! Ești în furtună cu barca? A intrat în furtună cu barca asta? Că nu înțeleg. În primul rând, niciodată nu am declarat că am o barcă. Te întreb eu. Sunt în cazul în care ai avea o... Ești în furtună. Bine că a venit Larisa și schimbăm aici situația. Larisa... O să stai cu mine în cameră. A, dar și Larisa trebuie. Votează Cosmin. Doamna Andreea? Da? Nu votează și Larisa. Nu ba da, ba da, ai răbdare. Vlada. Păi sunt 4-4 dacă votează și Larisa. Votez Ionuț. Ești bine? Mulțumesc, Vlada. Da, o să vin acum, doamna Andreea. Nu mai atent. Catinca. Ionuț. Bianca. Ionuț. S-ai ales. Larisa, trebuie să zic. Voi toate Cosmin? Da. Dar n-am făcut strategie cu noi, că n-am vorbit. Felicitări, Cosmin, ești lider în casa tăi. Victorie! Bine, nu trebuie să fac asta. Nu mai plec odată cu el, mi se face rău. Pe asta n-am luat în calcul. Mulțumesc. Cu plăcere. Sau nu? Hai să vedem aici. Las chestii și tu pleci. Cristina! Mulțumesc! Cine mi-a dat? Ce? Cum cine? Cine zâmbește cel mai mult de acolo? Mulțumesc! Patrick! Așteaptă, dragă! De ce te grăbești? De nu, e de la Radu. A, e de la Radu. Păi a zis cine zâmbește cel mai mult, doamna Andreea? Dacă a spus de zâmbet, era tot în zâmbet, Patrick. Cristina! Ăsta e al tău. Mulțumesc! De ce ai trimis pupii cu ăsta? Nu știu, de ce am tot trimis? De ce le trimis? Că am trimis într-una. Ce era, Radu? Nu ia schimbarea la față. Dar ei nu m-au nimic, avem mulți. Ce a fost cu asta, Larisa? Are o schimbare la față. Doamne. Catinca. Mulțumesc. Mihaela. Mulțumesc. Plăcere. Cine a fost? Antoni. Am intrat în zona crepusculară, ce se întâmplă? Mihaela. Mulțumesc. Strategie. Mulțumesc. Adelin? Te pup, nu? Adelin. Dar ce-o fi vrut să zic? Am greșit eu, am vrut. E sub. Bianca. Mihaela. Mulțumesc. Plăcere. Felicitări, Mihaela! Mihaela și Cosmin! Mulțumesc! Ia la chiar dacă nu te-am votat, te susțin! Meriți! Cine a votat Mihaela? Bravo, Antoni, băieți, bravo! Antoni, Adelin și Cosmin. Să nu vă mai ascultați inima, votați și... Mulțumesc! Ce-ai pățit, Radu? Ce tot ai? Că nu înțeleg, ce tot ai săgeți așa, fără niciun scop? Cosmin, Adelin și Antoni sunt în aceeași barcă. Normal. Și ce ai greșit în asta? Mulțumesc. Și ce ai greșit? Dacă noi eram în barcă, nu e, era greșit. A văzut ține mult. Cosmin, ce zici? Suntem lideri amândouă. Oh my God! Ce zici? Și Radu, Ionur, Patrick și Robert sunt în altă barcă. Nu neapărat. Nu neapărat după parcă. Eu cred că sunt de parcă la unul. Eu le-am propus băieților să o facem pe bine, dacă ea nu mai fost de ceva. În această barcă foarte mare, cu 15 concurenți și o prezentatoare, care acostează barca în port mâine, aici, de la 10 și apoi de la 4 și jumătate. Da? Iar vinerea aceasta și sâmbăta aceasta, dacă vreți să intrați aici, în casa iubirii, să deveniți concurenți, cu drepturi de pline, să stați aici pe canapelele astea și să plângeți, să râdeți, să simțiți această experiență din tot sufletul, veniți la casting. Zi frumoasă, săptămână ușoară! Abia ca... Pa, fetelor! Blana! Pa! Și acum a fost o glumă, ea nu vine, nu? Fetelor, Larisa o să doarmă la un alt hotel în această seară. Pa, Larisa, ne vedem. Vă vedeți mâine! Băi, eu nu pot cu tine. Așa. Eu nu pot cu tine. De ce nu vine? Putem să plecăm, nu?
La mine cu ea. Bă, du-te, ia-mi eu gogoașa, te haide. Și nu o să dorm. De ce n-a venit să stai aici? O să dorm cu vedeți, ea. Vedeți, fetelor. Haideți. Seara asta noi nu ne ducem acasă. Tu nu vezi fetelor. Că ne ducem să ne schimbăm? Ce ne lipsește nouă pentru a fi lider este un susținător puternic. Ma. Bă, când eu am zis că prost să fii noroc să ai, n-am crezut în viața mea că așa e. Îmi plac cu gogoare. Vreau și una. Stai. Ia. Ce ai simțit tu când ai văzut-o? Mă, sincer, țin minte că Larisa a fost prima fată cu care am intrat în camera roșie. Larisa. Ai, nu cred. Ai fi vrut să vină pentru tine? Ai venit pentru el. Nu, stai puțin, eu nu m-am venit pentru el sau pur și simplu eu am venit aici pentru că mi-am dat seama că în trecut am greșit foarte mult prin faptul că nu m-am lăsat descoperită de toată lumea și eram prea introvertită. Larisa, pentru cine ai venit? Moare Adeline de tine, Larisa! Larisa, moare Adeline de tine! Eu te accept așa, eu dacă nu te-aș fi acceptat așa de mult îți spuneam, așa nu mai... Plângeam eu acum da, pentru nu, asta. Nu a părut. Adică n-ai zis, bă, și indiferent că e așa, e al meu sau l-accept așa. N-ai zis asta.